Prostia la români, de Cătălin Țârlea, editura Alfa Paideia, citește Simona Soare. Se dedică memoriei lui Cristi Popescu. Prostia la români. Era cam pe la începutul lui martie 1994. Iarnă încă și Bucureștiul arăta ca dracu sub un strat de zăpadă murdară. Înnotam prin ea alături de Cristi Popescu, venind dinspre Casa Scânteii către televiziune, pe jos, de groaza înghesuielii din autobuze. Casa Scânteii era noul loc de muncă al prietenului meu, proaspăt angajat la Adevărul, iar televiziunea era mai vechiul meu loc de muncă de vreo 3 ani, adică. Planul era simplu. Cristi n-avea niciun ban în buzunar, în schimb la noi era zi de leafă, așa că eu urma să urc până în redacție, să iau banii, după care să mergem împreună să mâncăm un șnițel și să bem ceva. Eu un șpriț, el o vodcă, la o cârciumă ieftină intitulată Doi frați, la doi pași de televiziune. Apoi, dacă lucrurile mergeau cum trebuie, adică dacă ne mai rămâneau ceva bani, urma să ne întâlnim mai pe după masă cu Radu Amzulescu, actorul, care avea un lănțuc de aur a cărui soartă fusese deja decisă, anume să fie amanetat, de fapt vândut la un sfert de preț, ca să facem rost de bani pentru un așa numit turneu, o plăcere de-a noastră tradițională pe vremea aia, adică o peregrinare prin 4-5 crâșme pitorești ale Bucureștiului, care se termina în miez de noapte. Ziua aceea era însă abia la început, când noi, Cristi și cu mine, mergeam prin zăpada murdară, din spre Casa Scânteii către televiziune, discutând literatura. De fapt, proiecte. Cristi vrea să facă din Adevărul literar și artistic o revistă mai accentuat literară, cu cronici de carte și rubrici de autor. Îmi tot propunea de câteva săptămâni să scriu o astfel de rubrică, dar nu știu de ce mă codeam. Îmi umbla prin cap un titlu rău, mai rău decât toate rubricile pe care le susținusem până atunci prin diverse publicații și nu îndrăsneam să îl mărturisesc nici măcar celui mai bun prieten și singurul meu confident literar, Cristi Popescu. Hai mă, Cătăline, zicea, dai 2 pagini jumate pe săptămână, rubrică permanentă, stăm iarăși amândoi pe aceeași pagină ca în vremurile bune când scoteam 90-ul. Cristi începuse deja să publice în Adevărul literar rubrica lui intitulată Caiet de citire și de dactilografie, iar vremurile bune când scoteam revista 90 se încheiaseră de mai bine de un an, așa că în felul ăsta se explica nostalgia noastră de a scrie împreună la o aceeași revistă. Și atunci, pe drumul dinspre Casa Scânteii către televiziune, am pronunțat pentru întâia oară titlul Prostia la români. Cristi a izbucnit în râsul lui hohotitor de se opreau cetățenii pe loc să-l privească intrigați. Foarte bine a zis, prostia la români să fie. Pe 20 martie 1994 apărea primul articol sub acest titlu în paginile Adevărului literar și artistic. De atunci, vreme de 2 ani și 2 luni, adică până pe 19 mai 1996, săptămână de săptămână, prostia la români s-a ițit dintre paginile revistei. Și dacă la această din urmă dată ea a încetat să mai apară, faptul s-a întâmplat nu pentru că ar fi dispărut prostia la români, ci tocmai pentru că ea s-a înmulțit buruienos și vesel. Dar de fapt ce a fost, ce este și ce vrea să zică aceasta, prostia la români? Vrea să zică cum că românii ar fi proști? Doamne ferește, a fi prost este un defect ori la noi în țărișoara noastră, unde o străveche civilizație a grâului s-a împlinit prin inventarea mămăligii, la noi prostia nu este, nu poate fi un defect. La noi, la români, prostia este o noțiune mult mai complexă decât simpla injurie sau pretinsa ofensă. Există pe românește o mulțime de sensuri când îi spui cuiva prostule, iar injuria este doar unul dintre ele. Și doar românii sunt aceia care au inventat expresia prost de bun, unul dintre cele mai frumoase oximoroane din câte cunosc eu. Mi-a plăcut să scriu această rubrică și nu ascund că m-am gândit tot timpul la ea ca la o carte. Am aflat între timp că titlul îi umblase prin cap și lui Caragiale către sfârșitul vieții și că marele scriitor intenționa să susțină o serie de conferințe sub acest generic. N-am mai apucat, dar sunt convins, deși n-am cum să demonstrez, că și el avea de gând să reabiliteze prostia dintr-o perspectivă românească, scoțând în evidență toate finele nuanțe care încap în banalul cuvânt prost. Ingenuitate, blândețe, toleranță, tandrețe, candoare, generozitate și multe altele. De fapt, în asta stă și mărunta filozofie a acestei cărți. Îmi place să fiu solidar și complice uneori cu proștii onești și să țin partea prostiei cinstite în fața agresiunii șmecheriei alogene. Și mă înclin în fața celor care au tăria de a rămâne proști și cinstiți într-o lume de șmecheri și de isteți. Pentru că nu-i așa, fericiți vor fi doar cei săraci cu duhul și a lor va fi împărăția cerurilor. Coana Luța. Pe Coana Luța o țineau de proastă. Că las-o, ziceau, și pe proasta aia, ce să-i faci dacă e proastă? Când o trimiteau ăilalți din curte, îi ziceau, du-te, Coana Luțo, și așează-te și dumneata la coadă la butelii, că venim și noi cu ele mai încolo când o ajunge mai în față. Se ducea, se așeza la coadă și stătea. Totdeauna în fața ei se terminau buteliile. Când veneau ăia, turbau. Cum dracu Coana Luțo de se termină mereu taman în fața dumitale?
Se răsteau la ea. Acum ce vină avea ea că se terminau buteliile când ajungea ea în față? Ce vină putea să aibă? E proastă, asta e, ziceau. N-ai ce să-i faci. Când a fost să se bage gaze pe strada lor, tot așa. Că să vezi, ziceau, ce belele o să avem noi cu proasta de coana Luța, că nu o să vrea să-și pună și ea gaze și o să plătim noi și pentru ea. Atâta că aici s-au înșelat, că coana Luța a vrut. Bine, că la început s-a codit ea, că ce-i trebuie ei gaze, care toată viața s-a încălzit cu lemne. Dar după aia, dracu știe cum a făcut, s-a împrumutat de pe undeva, că a dat banii. Că a zis că să nu zică lumea că așa și pe dincolo, adminte ce nevoie avea ea de gaze. Proastă de... Se ducea în fiecare zi la piață. Asta era distracția ei. De cumpărat nu cumpăra mare lucru. O pâine la 3 zile, un iaurt, niște zarzavaturi. Și o lumânare. Ce faci cu Ana Luțu cu atâtea lumânări? Faci colecție? O întreba din când în când vânzătoarea a tânără. Lasă fie acolo, zicea. Îi intrase în obicei. Acu, de când cu scumpirile astea, o ducea mai rău. De, pensia mică fusese întotdeauna, că era pensie de urmaș, după bietul calistrat, Dumnezeu să-l ierte, dar acum parcă nu mai ajungea deloc. Cu pâine, mă rog, o mai rărise, că și așa a spus la radio că face rău, mai cu seamă la bătrâni. Acu lua câte o jumătate. Rămăsese la iaurt. La iaurt nu putea să renunțe, era mica ei delicatesă. Îl mânca cu lingurița, pe vremuri mai picura și puțin zahăr peste el. Acum nu mai avea nevoie, dar de iaurt avea. Plăcerea ei. Când se întorcea de la piață, toată strada o știa. Coana Luța, cu sacoșa în stânga și cu iaurtul în dreapta, în palmă, că nu-l băga în sacoșă să nu se verse. Nu, îl ține așa cu grijă în mână. Și lângă iaurt, lumânarea. Fiți-ar lumânarea, dracu, Coana Luțu, că ai făcut acasă depozit de lumânări, se mai răstea câte unul. Acum, pe de o parte, aveau și ei dreptate, că se făcuse lumânarea un pol de la 25 de bani. Scumpă de, mai punea ceva și își lua un iaurt. Săptămâna trecută, cu câteva zile înainte de a se prăpădi, îi zice getuța a lui Vasile, lui bărbat su Vasile, vezi că am rămas fără de aprins, du-te până la Coana Luța și cere-i o cutie de chiprituri, că n-am cu ce aprinde soba. S-a dus Vasile cu sărumâna și atunci a văzut Coana Luța că nu mai avea în bufet decât o cutie din alea vechi aduse cu toptanul de bietul calistrat de pe vremea când lucra la tutungerie. Se terminaseră șastea. De, cât aveau să țină? O să cumpere mâine din piață, și-a zis. Și cutia aia i-a dat-o lui Vasile, așa, cam cu strângere de inimă. A doua zi, în piață, când a văzut, a rămas înmărmurită. 25 de lei se făcuse o cutie de chibrituri, mai scumpe decât o lumânare. Firața-i dracului să fiți, a zis. Cum să coste chibriturile mai mult decât lumânarea? Și n-a vrut să cumpere, a preferat să-și ia un iaurt și, firește, o lumânare ca de obicei. Las că o să cumpere mâine, poate s-o mai ieftini. Dar n-a cumpărat nici mâine. Sâmbătă seara, când tocmai ieșea să fumeze o țigară la poartă, Vasile auzi o bufnitură din camera din față a lui Coana Luța. Dădu fuga să o cheme pe getuța, pe nevastă sa, din fundul curții. Vine aia repede și dă busna în casă. Coana Luța, întinsă pe jos, își dădea duhul. Aoleo, Coana Luțo, stai așa să-ți aprind o lumânare. Deschide getuța bufetul și într-unul din rafturi, frumos stivuite, vreo 2-3 mii de lumânări cât să umpli un geamantan. Getuța dă să caute repede un chibrit. Pe masă, în bufet, pe aragaz, lângă sobă, nici urmă. Cât s-a învârtit, cât s-a răsucit, Coana Luța nu mai era. Auzi, proasta dracului, Doamne iartă-mă, zice Vasile, când se întorceau de la cimitir după mormântare. Afacerea Tatăl nostru. Atenție, se închid ușile. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Se voia ta, urmează statia Piața Romană. Împărăția ta, precum în cer așa și pe pământ, cu peronul pe partea dreaptă. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. La mulți ani, la mulți ani, muțan, amuțan, amuțan, muțan. Nimic pe lume nu mi se pare mai străin de spiritul religios ca acest copil aurolac, aurolac cântăreț, pe care îl văd într-o zi între o stație de metrou și alta. Atâta durează toată afacerea, un minut, cât face metroul de la Unirii la Universitate. Un minut, cel mai scurt spectacol din lume. Actorul intră în scenă la Unirii, scena lui e vagonul de metrou. Când ușile de metrou se închid, începe. Unii cântă de mamă. Mamelor din lumea întreagă, eu vă dau un singur sfat, nu lăsați copii pe stradă din cauza lui bărbat. Lui bărbat ar fi trebuit să sune unui bărbat firește, dar nu mai ieșea la ritm. Alții cântă Tatăl nostru și înger îngeraș, alții își plâng cu cinism beteșugurile. M-am născut fără vedere, m-am născut la zile grele. Alții, cei mai duri, fără picioare și cu 2 cioturi în loc de mâini, se târăsc pe podeaua trenului strigând, ajutați-mă și pe mine. Atât, scurt, dar des, de 30 de ori pe minut, pe minutul petrecut în metrou între Universității și Romană. Niciunul dintre acești trubaduri ai subteranelor nu înțelege măcar o iotă din ce spune, nici măcar cei care spun Tatăl nostru. Mă uit atent la fizionomia lor.
E clar că gândurile e în cu totul alte părți decât la cuvintele pe care, mecanic, le scot din gâtlej lipite unele de altele. Și e și normal să fie așa. Trebuie să fii atenți la concurență, la cei care râfnesc același vagon. Am văzut câteva bătăi crunte pentru încălcare de teritoriu. La economia de timp, ca să lași suficiente secunde pentru strângerea banilor. Viața e dură pe vagoanele de metrou, iar afacerea e afacere. Mi-a trebuit mult până să înțeleg că acești copii, de fapt, nici nu știu dacă mai e vorba de copii, nu mai seamănă deloc ca copii. Nu cerșesc. Așa zisul cerșit din metrou nu mai este cerșit. E o afacere desfășurată într-un ritm trepidant, vezi asta din felul în care îți primește moneda, cu indiferență, fără mulțumiri inutile, în silă chiar, cu o vagă enervare câteodată, dacă întârzi prea mult căutându-te prin buzunare. O afacere de milioane de lei pe zi, îmi spunea cineva care se pricepe. Milioanele vărsate nu în buzunarele rupte ale băieților cerșetori cântăreți, ci în altele mai largi și mai elegante. Chiar așa, cum vă explicați că, deși își petrece ore întregi în metrou, un aurolac nu are asupra lui mai mult decât câteva monede? În mod normal ar trebui să strângă saci, saci de monede, milioane de lei dintr-o afacere, afacerea Tatăl nostru. Nu sunt un om religios, nu cred în judecata de apoi nici în apocalipsă, decât ca semnificații culturale. Și Biblia o văd ca pe un obiect cultural, dar am respect pentru tradițiile creștine, iar fiorul religios nu mi-este străin atunci când eu însumi sau cei din jurul meu îl trăiesc cu sinceritate. Dar atâta oportunism și atâta prefăcătorie cât s-a investit în spectacolul religios la noi în ultimii ani, n-am mai văzut niciodată. Știu că românul e fire impresionabilă, știu că dă lacrimă și bagă mâna în buzunar când vede o arătare omenească târându-se pe jos și bolborosind Tatăl nostru. Știu și înțeleg toate acestea. Ce nu înțeleg e nevoia unora de a-și face public saltul spectaculos înregistrat în ultimii 4 ani la capitolul Cruci și Mătănii. Oamenii care în viața lor nu și-au făcut o cruce bat acum mătănii cu aplomb fantastic, dacă se poate și în fața camerelor de luat vederi. Poate părea curioasă, dacă nu chiar insolentă, această apropiere pe care o fac acum, dar eu cred că nu există nicio deosebire de fond între cohortele de demnitari spășiți, care umplu până la refuz mitropolia de Paște, și aurolacii ciopârțiți, care ne smulg lacrimi și monede de 100 prin vagoanele de metrou. Pentru toți, religiozitatea e o chestiune de imagine. În spatele imaginii care pe noi ne impresionează, stă mai bine sau mai prost pitită afacerea, afacerea Tatăl nostru. Am intrat sub o zodie a frigului, din care nu știu cum vom putea ieși. Unii, cei mai puțini, se vor alege cu crize mistice. Alții, cei mai mulți, vor învăța din ce în ce mai bine să facă din religie o afacere prosperă. Ispita acestor extreme e prea mare. Da, Domnul, să fiu eu fatalist. Et nenos inducas in tentationem. Gustul și aroma dictaturii. Mai zilele trecute, într-una din după-amiezele astea toride, care au năvălit de 2 săptămâni, peste, vorba unui glumeț, singura capitală a țărișoarei noastre, București, o capitală avem și noi, dar așa de frumos așezată geografic, în plin câmp, iarna urlă crivățul, vara arde vipia și peste toată feeria asta, trombe enorme de praf răscolesc galeși prin gunoaie spre fericirea cetățenilor. Stăteam așadar pe o terasă, la o măsuță de plastic, în față cu o halbă de bere și mă uitam la populația care trecea încolo și încoace pe trotuar. Deodată, un lucru mi-a atras în mod deosebit atenția. Uite, zic, ce de înghețată poate să mănânce poporul ăsta. Într-adevăr, la 2-3 persoane care se perindă prin fața mea sau prin fața oricui ar sta să se uite ceva mai atent, nu se poate să nu existe, într-o asemenea după-amiază de vară, cel puțin una care să nu lingă cu nesați din mormanul roșu sau verde sau cafeniu, care se înalță maestuos în serpentine frumos dichisite deasupra cornetului crocant. Sosite tocmai din îndepărtata și totuși atât de apropiată Turcie, sau în cazuri mai fericite, din frățeasca Italie, aceste încântătoare făclii de gheață fac deliciul majorității compatrioților mei, de la cei mai mici și până la cei mai mari, contra modestei sume de 200-300 de lei. Culorile atrăgătoare, aromele de fragi, căpșune sau cacao și, nu în ultimul rând, răcoarea pe care aceste populare fantezii o transmit laringelor și faringelor, amigdalelor și traheelor noastre încinse ca niște grătare de mititei, fac din înghețata la cornet produsul numărul 1 al verii bucureștene. Atâta numai că mie, care nu pot să zic că mă omor după dulciuri, îmi place în continuare berea, dacă se poate, la halbă. Și în plus de asta, mă trezește neamardare chelnerul din considerațiile mele intime în timp ce îmi schimbă halba goală cu una plină. În plus de asta, cât ar fi ele de colorate și de aromate, să știi că setea nu ți-o taie. Din punctul ăsta de vedere, zice neamardare doct, mai bune erau înghețățile de pe vremea dictaturii, chit că n-aveau nici culoarea și nici aroma ăstora, dar țineau de sete.
Circulă prin mediile scriitoricești intelectuale de vreo câțiva ani de zile o idee care mi se pare că merită puțin discutată aici, anume că scriitorul român ar scrie mult mai mult și mult mai bine dacă ar mai avea pe cap o dictatură, deoarece democrația și libertatea de expresie l-ar priva, zice-se, de o anumită stare de neliniște grațioasă, foarte profitabilă artistic și care n-ar fi de găsit decât sub un regim totalitar cât mai plin de restricții de tot felul. Multă lume este astăzi în România de părere că înainte de Revoluție era mai bine. Mai bine pentru cine, mă întreb. Neîndoios că pentru unele categorii sociale, ca de pildă nomenclatura, înainte era mai bine. Pentru alții, cum ar fi minerii, e mai bine acum. Pentru ziariști, mai bine este tot acum, că își pot face meseria, în vreme ce pentru muncitorii de la știu eu ce uzină falimentară, mai bine era atunci, că nu-i trimitea nimeni în șomaj. Există, de asemenea, categorii pentru care mai binele și mai răul coabitează pașnic, profesorii de pildă. Pentru ei, înainte, era mai bine pentru că aveau salarii mai omenești și mai câștigau și din meditații. În schimb, se duceau obligatoriu la munci agricole cu elevii și își încălceau mințile la orele de învățământ politic. Ce e de preferat în cazul ăsta, mărturisesc sincer că eu nu știu, nefiind profesor. Gustul și aroma dictaturii bântuie societatea noastră ca niște himere parșive pe care ba le strângem în brațe cu duioșie, ba le repudiem înfricoșați. În cazul scriitorului însă, fanii dictaturii ar trebui să se gândească mai serios atunci când își caută alibiuri pentru lene sau sterilitate, sau pentru eșec. Eu știu că au fost oameni care în timpul dictaturii au folosit scrisul, literatura, în fine Uniunea Scriitorilor, ca pe cele mai curate instrumente pe care le aveau la îndemână pentru a-și construi cariere publice necompromițătoare. Unii dintre ei s-au refugiat acum în afaceri sau în politică, alții în gazetăria de scandal, împlinindu-și astfel menirea. Aceștia nu regretă dictatura, dar cei care n-au reușit asta după Revoluție o regretă, firește. Dictatura le era singurul mediu prielnic pentru a fi persoane publice cu ajutorul literaturii. Ei, de fapt, sunt singurii scriitori care nu pot trăi decât sub dictatură. Dar pentru asta nu e nimeni de vină. Nu e de vină în niciun caz viața noastră libertate de cuvânt câștigată atât de greu, așa cum nu e de vină câtuși de puțin colorata înghețată italienească, cu mirosul ei de fragi proaspeți și cu răcoarea ei lăptoasă, moartea laringelor, pentru faptul că nu ține de sete. Nici nu trebuie să țină de sete bre, de sete ține berea, îi zic lunea mardare când îmi schimba a treia oară halbele, știindu-l cât este de nostalgic și cu cât de perversă duioșie se gândește la gustul și aroma dictaturii. RATB. De multă vreme n-am mai scris despre o instituție atât de dragă bucureșteanului de rând și cred că am greșit. În fond, o bună bucată din viața noastră a amărâților de la periferie, din Titan sau militari, Berceni sau Drumul Sării, se petrece în autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele acestui magnific trust al transportului bucureștean post-revoluționar numit RATB. Altminteri rămas în limbajul și conștiința călătorilor sub vechea siglă, ITB. Mărturisesc că mie îmi plăcea mai mult ITB decât RATB. În primul rând că era mai scurt și mai penetrant pentru vorbitor ca și pentru ascultător. Când arunca unul pe la 5 dimineața prin cine știe ce stație din Giulești, firața-i dracu cu ITB-ul vostru, era o chestie. ITB-ul ne-a legănat copilăria și adolescența. Pe ITB ne-am făcut studiile universitare, de la ITB am învățat noi ce înseamnă lupta pentru existență și pentru un picior pe o scară de troleu. ITB-ul era o legendă. După 1989, când s-a împărțit lumea în două și de o parte au trecut bunii și de alta stăm noi, răi, noile autorități au decis că ITB-ul nu mai poate să se numească ITB și că trebuie să se cheme RATB. Am suferit un pic, eu fiind un nostalgic, dar mi-a trecut. La urma urmei, cât o să mai sufăr și eu pentru toate prostiile care se întâmplă sau nu se întâmplă. Mi-a trecut și mi-am zis, știi, pot să-i zică ei cum i-or zice și cum or vrea să-i zică. Eu tot de ITB îl țiu. Așadar, mă sui azi dimineață pe ITB, cum se zice, în tramvaiul 19, cred. Când dau să mă urc, o doamnă, cam la 60 de ani, tocmai coboară din tramvai. Îmi zâmbește, eu îi zâmbesc, crezând că mă cunoaște, nu mă cunoștea. Dar îmi îndeasă în buzunarul de la cămașă un bilet de tramvai folosit. Ia-l, maică, zice, și nu mai composta, că ești tânăr și n-ai bani. Mă sui în tramvai, ușile se închid. Lumea din jur, care a văzut scena de la urcare, mă privește cu simpatie, cu invidie, cu scârbă, cu încurajare, cu milă. Am în buzunar un bilet de tramvai perfect compostat, perfect legal, dar care nu e al meu. Cu el a călătorit și bătrâna doamnă, de la care trebuie să mărturisesc că nu m-aș fi așteptat la o asemenea atitudine. Aș vrea să scot biletul buclucaș de la cămașă, dar nu îndrăsnesc. Toată lumea din tramvai e cu ochii pe mine. Să scot un altul nou din portofel, iarăși nu se face. Ăștia or să zică de mine că sunt stupid.
Auzi, să stai cu biletul în regulă în buzunar și tu să compostezi altul, ca nărodul. Nu se poate. Pe de altă parte, nici să fur RATB-ul nu-mi vine, chit că știu că de schimbat și-a schimbat numai blana, nu și năravul. Ezit, mă frământ, ăia sunt toți cu ochii pe mine. Îmi vine să plâng. În fine, îmi dau seama că mai am o stație și trebuie să cobor și eu stau agățat ca neghiobul de o bară, incapabil de o decizie eroică bărbătească. Și atunci, ca în marile momente de cumpănă, Spiritul Sfânt se coboară asupra minții mele întunecate. Îmi vine să țopăi de bucurie. Mi-a venit o idee. Tramvaiul oprește în stație, la prima cobor. Scot din buzunar biletul primit de la doamna și încep să caut cu ochii la cetățenii care urcă. Văd o Duduie simpatică, apoi un adolescent, apoi un bătrân pensionar în baston. O aleg pe Duduia, firește. Ușile se închid. Văd cum își deschide poșeta. Atunci mă apropii. Duduie, zic, eu cobor la prima. Pentru ochii dumneavoastră albaștri, și strecor biletul în palmă, galant, mângâindu-i ușor podul palmei și adâncindu-mi privirea în decolteu. De-aia, de altfel, nici nu văd când zâmbește sardonic și mi-a biletul, dar o aud îndeajuns de clar cum scrâșnește. Mersi, biletul sau abonamentul dumneavoastră. Ghinionul. Peste familia Gurgui s-a abătut ghinionul. Altfel, o familie cât se poate de liniștită. Nimeni nu putea să zică că auzise vreun scandal sau ceva de genul acesta în casa lor, aflată pe Luminii, colț cu Aviator Stoienescu, casă mare cu 3 camere jos și 3 la etaj, plus dependințele. Domnul Gurgui e colonel în slujba patriei la o unitate militară din Ghengea și câștigă destul de bine, iar la venitul lui mai pune și madame Gurgui o mână cât de cât, că e asistentă medicală la Filantropia. Pe Ovidel, singurul lor copil, care face anul ăsta 30 de ani, domnul Gurgui l-a împins spre cariera armelor, să-i ducă mai departe gradele, dacă o s-o putea să le și schimbe, într-o stea de general. Noroc să-i dea Dumnezeu! Când a terminat academia și a ieșit pe leafa lui proaspăt locotenent, Ovidel s-a îndrăgostit fulgerător de mai tânăra Lili, educatoare la grădinița numărul 72, pe care o știa de copilă, părinții ei fuseseră prieteni de familie cu Gurgui, făcuseră concedii împreună, mă rog. Tinerii s-au luat cu acte în regulă și cu nuntă la CCA, după care s-au mutat în casa ginerelui, în cele 3 camere de la etaj și au trăit un an jumate bine mersi, ei bătrân jos și ei tineri sus, până când, cum spuneam, hodorong tronc și în disprețul armoniei lor conjugale, peste familia Gurgui s-a abătut cu furie ghinionul. Totul a început cu vreo lună în urmă, când lui Ovidel, care stătea pe fotoliu și se uita la un film pe video, alături de soția și de părinții săi, i s-a făcut brusc somn. Faptul era cu totul neobișnuit, Ovidel fiind pur și simplu înnebunit după filmele cu bătăi. A doua zi se sculă cu ochii galbeni și cu stare de vomă. Atunci, maică-sa, madame Gurgui, a conchis cu tărie. Asta e hepatită. În aceeași zi, pe la 5 după amiaza, domnul Gurgui senior s-a întors de la unitate cu stări de vomă și gălbejit. Făcuse și el hepatită, iar a doua zi dimineața, Lilișor nici nu s-a mai dat jos din pat, cuprinsă fiind și ea de aceeași gălbinare. În numai câteva ore, cei 3 membri ai familiei Gurgui se regăseau sub același acoperiș al spitalului Colentina, tatăl și fiul într-o rezervă cu 2 paturi, iar Lilișor într-un salon de femei alături de alte 5 paciente din sectorul agricol Ilfov, cu același diagnostic. De altfel, de aici s-a și declanșat scandalul, fiindcă Lilișor nu va putea niciodată să înțeleagă mitocănia și mârlănia lui socrăsu, care a intervenit pe lângă doctorul Crețu, șeful secției, să le dea o rezervă, iar pe ea a lăsat-o la comun cu țoapele din sai. Și blegul de Ovidel, chipurile bărbatăsu, tolerează toate mojiciile astea și nu zice nimic. În condițiile astea, Lilișor nici nu vrea să audă să se întoarcă cumva în casa aia unde se simte ca o servitoare grație afronturilor lui socrăsu și de unde s-a mai pricopsit și cu blestemata asta de hepatită. Tocmai când Costel, profesorul de sport de la școala de vis-a-vis de grădinița ei, se hotărâse să o ducă cu mașina lui în pădure la Băneasa, într-o după-amiază, când avea cretinul de Ovidel să fie de serviciu la unitate. Acum poftim! Dracii l-au apucat pe domn colonel când i-a spus nevastă-sa într-o zi la vorbitor că, cu scrăsa, mama lui Lilișor i-ar fi spus ei că socrăsul e de vină, că el a îmbolnăvit pe toată lumea de hepatită, că ci că-i nespălat. Auzi vorbă la ea. El nespălat. El care știe lumea că și la unitate vara face câte 2 dușuri pe zi. Să nu mai prindă în casa lui pe putoarea asta mică, care de când a luat ofisul n-a ridicat un ac în casa aia. Stă toată ziua cu fundul sus în pat și tot nemulțumită. Hepatita, dacă stă să se gândească, le-a adus-o chiar ea de la copiii nespălați pe care îi îngrijește la grădinița aia a ei, că o facultate nu e în stare să facă, și i-a mai dat-o și lui Ovidel, pentru care domn colonel Toman aranjase cu cineva din minister să-i aranjeze o bursă de 6 luni la Paris. Săracu Ovidel, ăsta da ghinion. Acum lui îi pare bine că nu mai pleacă la Paris, că lui îi place să stea lângă Lilișor, o iubește. Cel mai mult și mai mult îi place să stea ei doi pe canapea, jos în sufragerie, și să se uită la filme cu bătăi.
A picat bine hepatita asta și când ori ieși din spital o să o ia pe Lilișor șor să se mute într-o garsonieră undeva, să fie numai ei doi, că avea dreptate și ea ieri în sala de mese, că uite câte belele li se trag de la Madame Gurgui, care numai ea putea să-i îmbolnăvească pe tot hodorong tronc de hepatită de la spitalul ăla al ei unde lucrează ca asistentă medicală și unde nu desinfectează seringile ca lumea. Hotărât lucru, peste familia Gurgui s-a abătut ghinionul. Fenomenul Kremwurst. Nu știam nici eu până nu mi-a explicat cineva ce înseamnă de fapt în limba germană, adică la mama lui, atât de popularul mezel care pe limba noastră din popor poartă numele de Kremwurst. Asta la intelectuali, pentru că altminteri pe tarabele din Piața Unirii sau chiar pe listele de meniu de la restaurantele cele mai selecte îl poți găsi sub cele mai camuflate denumiri, de la naivele cremveși sau cremviști și până la strigătorul la cer, cremviști, întâlnit de subsemnatul într-un snack bar din Dudești, ținut de un conațional minoritar, care a făcut 2 ani după Revoluție naveta forțată Frankfurt-Otopeni, în sensul ăsta pe banii lor, invers cu nașul din Gara de Nord. Așadar, Kren înseamnă în limba lui Goethe, cum era de așteptat, Hren, iar Wurst, mi s-a spus, nu este nimic altceva decât cârnat. Așadar, Kremwurstul este un cârnat care se mănâncă cu Hren. Am încercat și eu această combinație și trebuie să spun că mi s-a părut absolut remarcabilă. Cum a fi ajuns el să fie consumat pe malurile Dâmboviței cu muștar, ăsta e un mister pe care nu știu cine și la ce bun l-ar rezolva, întrucât este bine cunoscut faptul că pe plaiurile astea nu Hrenul se încăpățânează să crească, ci mintea. Să-i lăsăm însă pe destoinicii noștri concetățeni să savureze în continuare liniștiți cremviști cu muștar și noi să ne aplecăm asupra unui fenomen mult mai grav generat de aparent inofensivii cremviști. Oricine își va aduce aminte cu siguranță că în ultimii ani ai dictaturii lui Ceaușescu, una din marile nostalgii ale mitocanului român era reprezentată de faimoșii cremvuști subțiri care făcuseră deliciul a generații întregi prin anii 60-70 și care în ultima vreme fuseseră înlocuiți în alimentare de niște așa ziși cremvuști slinoși, plini de eroica soia și care lăsau în apă la fierbere o zeamă unsuroasă oribilă, de culoare gălbuie. Bineînțeles, eu fac acum apel la memoria mitocanului român de rând, alături de care am compătimit și compătimesc și eu pe aceeași treaptă socială și nu la aceea a mitocanului nomenclaturist înnegurată de produsele gospodăriei de partid. Dar să revin, pentru populația României, păcatul fundamental al acestor odioși cremvuști nu era acela că erau oribil la gust, ci acela că erau groși. În fine, am terminat-o cu dictatura și ne-am apucat de revoluție. Foarte bine, una dintre primele prefaceri post-revoluționare ale României moderne, prea puțin sesizată, adică deloc, de finii noștri observatori politici, a fost urgenta înlocuire a cremvuștilor groși, care mâncaseră zilele populației, cu cremvuștii subțiri. Încă din primele ore ale eliberării din decembrie 89, toate fabricile de cremvuști din țară și-au oprit brusc producția. Comitetele de cârnățari FSN au trimis energic acasă pe directorii compromiși, după care au căutat cu fervoare revoluționară prin beciurile fabricii fostele tulumbe subțiri, montându-le în locul celor groase și privind cu încântare cum încep să tragă pe maț noile realități, anume cremvuștii subțiri demni de o eră nouă. De atunci, în alimentarele acum privatizate ale comerțului nostru mezelăresc, nu mai găsești să tragi cu tunul un cremvuști gros. Mormane imense de cremvuști subțiri sunt descărcate zilnic din camioane pe tarabele mezelăriilor, urmând să ia în curând drumul cratitelor noastre înfierbântate, în care lasă cei drept mai puțină zeamă unsuroasă decât trecutul regim. Ceva mai puțin. Ba, dacă stau bine să mă gândesc, nu lasă deloc. Ori dacă nu lasă deloc zeamă unsuroasă, dacă nu mai sunt slinoși, iar din compoziția lor eroica soia a dispărut de parcă nici n-ar fi fost, dacă în fine gustul noilor cremvuști este acum unul mai acceptabil, oricum mai bun decât al strămoșilor lor, atunci mă întreb de unde să mai vină această aversiune față de cremvuștii groși. Mă întreb asta nu pentru că aș avea ceva împotriva cremvuștilor subțiri, deși, dacă mă gândesc bine, am, ci pentru că nu văd de ce n-ar putea conviețui alături de cremvuștii groși, firește cu aceeași compoziție post-revoluționară. Dacă nu veți râde și vă veți gândi bine, veți vedea că asta este de fapt problema societății românești de după decembrie 89. Postscriptum. Apropo, mititei nu se mănâncă niciodată cu muștar, ci doar simplu, cu sare. Muștarul e pentru mitocani. Sticle goale. Sticle goale cumpăr. Strigătul acesta dramatic ca o chemare a străbunilor, pe care oricare dintre noi l-a auzit măcar odată prin mahalalele Bucureștiului, mi-a adus aminte de pățania comică, dacă n-ar fi tragică, a unui amic de-al meu plecat să se recreeze în stațiune la Sovata, prin sindicat, și care arată cum poate să ajungă un simplu cetățean pe culmile disperării din cauza unui biet ambalaj de sticlă. Incredibil, veți spune, și totuși,
Săvata nu este chiar cea mai apropiată localitate de București. Ca să ajungi acolo, trebuie să schimbi vreo două trenuri, să iei un autobuz, să te lupți ca un erou cu bagajele, să te mai cerți și vreo două ceasuri cu dispeceratul de cazare. Dar, în fine, după tot acest coșmar, te așteaptă două săptămâni de odihnă bine meritată, de aer curat și de băi sărate în lacul termal, aflat chiar în centrul stațiunii. Cu gândul la aceste două săptămâni, am fruntat și amicul meu greutățile drumului și ale instalării în vila numărul 32 și, după prima zi petrecută în stațiunea balneoclimaterică a femeilor cu dificultăți în chestiunea procreației, se simțea minunat, totul începuse cu bine. Seara își făcu un duș, se pieptănă frumos, se îmbrăcă într-un costum lejer, ca omul în vacanță, și ieși la unul din multele restaurante din împrejurimi să cineze. Fu încă de la bun început uluit de prețurile mici, mult mai mici decât în bodegile ordinare ale Bucureștiului, apoi se încântă de arta culinară a localnicilor. Băuși o bere. Aici trebuie să spun că amicul meu nu este un mare băutor, din contra aș putea spune, dar berea de Reghin este cea mai bună bere din România. Îl răcori și îi dădu o plăcută senzație de prospețime. Tocmai de aceea, când ospătarul veni să facă nota de plată, amicul meu îl rugă să mai treacă acolo încă o sticlă de bere pentru acasă, gândindu-se deja cu plăcere la momentele când o va savura în holul vilei urmărind serialul la televizor. Îmi pare rău, îl auzi pe ospătar, dar nu se poate. Pardon, nu înțelese amicul meu. Bere pentru acasă nu se poate decât cu sticla la schimb. Asta era culmea, de unde să aibă omul abia sosit în stațiune sticlă la schimb? Amicul meu zâmbi, gândind că a nimerit peste un chelner moftangiu. Bine, zise atunci, o cumpăr cu tot cu sticlă. Eu nu am ce să fac cu banii dumneavoastră, mie îmi trebuie ambalaj înapoi. Bine, omule, o să-ți o aduc mâine înapoi, se enervă amicul meu. Se sperăm, acceptă chelnerul, nu fără oarecare îndoiel cu privire la caracterul amicului meu, care însă se întoarse la vilă, ținând triumfător în brațe o sticlă de bere de Reghin, pe care avea să-i o returneze goală a doua zi chelnerului, spulberându-i astfel toate îndoielile. Numai că, ghinion, nici nu apucă bine să deschidă berea și să ia două-trei înghisituri în holul vilei la televizor, că pisica vilierei, neobișnuită pe semne cu noul locatar, se sui pe masă și răsturnă sticla cu tot cu conținut și în secunda următoare tot ce-i mai putea oferi amicul meu chelnerului era un făraș de cioburi verzi. Aș vrea să-l văd pe oricare dintre dumneavoastră, duminică dimineață, a doua zi adică, umblând să cumpere prin sovata o sticlă de bere plină sau goală, nu contează, să-l văd dacă reușește. O săptămână întreagă s-a rugat amicul meu de toți chelnerii și de toți buticarii, nimeni nici nu voia să audă. Îi dădeau, dacă voia, bere străină, cu totul, dar aia era în alt fel de sticle, nu putea să-și bată joc de bietul om în halul ăsta și să-i ducă altfel de sticlă. După o săptămână de coșmar, alt ghinion. În timp ce umbla pe străzi năuc, nemai știind ce să facă, cine iese în față amicului meu? Firește, chelnerul, braț la braț, cu o domnișoară nurlie, blondă, foarte nostimă. Amicul încremenește. Chelnerul se oprește în fața lui, îl privește fix, cu mâna dreaptă, sprijină mijlocul blondei, dar pe stânga și-o scoate din buzunar și-o duce la obraz, bătându-l cu degetul arătător. M-am lămurit cu cine am de-a face, zice. Om neserios. Și trecu mai departe, scârbit. A doua zi, amicul meu își făcu bagajele și se întoarce acasă în sânul familiei. Se recuperă greu și cu medicamentație destul de puternică. România este țara mea, o iubesc și nu o voi părăsi niciodată. Ea este singura țară din lume în care ambalajul prețuiește infinit mai mult decât produsul pe care îl conține. Nu mai e ce a fost. Am observat la români un fenomen grandios, rapida perisabilitate a bunelor noi obiceiuri, sau ca să fiu mai exact, rapida degradare a noului. Iată de pildă, nu departe decât zilele trecute, mă întâlnesc la complex, adică în locul acela care pe vremuri odioase se chema complex, iar acum, de vreo 2 ani, poartă distinsul name de Kirani Supermarket Shop. Mă întâlnesc așadar cu o vecină de bloc descinsă de la etajul 10 în căldura toridă a zilelor de august după cumpărături. Ce mai faci, Coana Victorițo? O întreb. E, zice, după niște cumpărături. Aha, zic, și ce ai cumpărat? De, zice, niște roșii și castraveți. Și acum mă duc să mă uit după Ariel, zice. Deși ce? Întreb nedumerit, știind-o încântată de rezultatele vestitului detergent pe care mi-l recomandase și mie astă iarnă. Spală, domnule, ceva de speriat. Deși, zice, nici ăsta nu mai este ce-a fost. Adică cum, Coana Victorițo? Întreb uimit. Adică la început spăla ceva de speriat, nici n-apucam să bag rufele la măiat, că erau și spălate. Dar acum, de la o vreme, zice, l-au prostit și pe ăsta. Nu sunt fumător, însă de când Neasile, vecinul din blocul de vis-a-vis, cu care mai obișnuiesc din când în când cât o tablă, în spatele blocului, s-a apucat să fumeze asos, asta după ce i-a mărit pensia și îi mai vine și indemnizația de veteran de război, trebuie să recunosc că inhalez cu destulă plăcere mirosul parfumat al tutunului grecesc ce se insinuează spre nările mele din țigara rafinată a lui Neasile.
Bravo, vecine, i-am zis de nenumărate ori în timp ce el dădea cu zarul. Felicitări pentru minunata țigară pe care dumneata o fumezi, asosul grecesc, că frumos mai miroase. Până într-o zi, când îl văd dând alehamită din mână, că adică, de, zice, o mirosia frumos, dar nu mai e ca la început. S-au prostit și ăștia, grecia adică, și crede că o să se ia din nou de Carpați, care, orice s-ar zice, e o țigară... Mi-am adus aminte de nemulțumirea lui Neasile mai zilele trecute când Coana Victorița m-a lăsat perplex în fața complexului, adică vreau să zic a lui Kirani Supermarket Shop. Cum, m-am gândit, înseamnă că s-a dus dracului Arielul când taman mă obișnuisem cu el, nemaipomenit. Ce vremuri! Nimic nu poate opri populația din entuziasmul ei nemărginit atunci când este vorba de un produs nou, bun, rafinat sau eficient, mai ales când el este de proveniență străină. Dar să te ferească Dumnezeu de furia românului atunci când, din cine știe ce erori de dozaj sau din cine știe ce gafă de fabricație, produsul respectiv își pierde în ochii lui calitățile, fie și numai parțial. Gândeam de una zi, văzându-l pe vecinul meu, Neasile, aprinzându-și o țigară americană, Luachi Strachi, cum îi zice el, și pe vecina mea de la 10, Coana Victorița, întorcându-se de la complex, pardon, știți dumneavoastră de unde, cu sacoșele pline de noul detergent Whip Express, sau cum s-o fi numind. Și vai de bieții producători străini, că numai eu știu ce îi așteaptă peste câteva luni. Rapid popor, cât de repede se plictisește el de noutăți și cât de repede își dă el seama când este tras pe sfoară de imposibila producție de bunuri de consum din Occident. Și să ne mai mirăm atunci că unii vor să ne păcălească nitam nisam cu perisabila asta de democrație, care nici ea nu mai aici a fost, că s-au prostit și ăștia. Și în fond, poate că e mai bine să trecem din nou pe Carpați. Ghinionul românesc. Or exista de bună seamă mai multe, infinit de multe tipuri de ghinion, dar eu n-am nici răbdarea și nici firește ascuțimea de spirit pentru a le detecta pe toate sau măcar pe primele 50. Am observat cu toate acestea două tipuri distincte și în rândurile de mai jos, anume la cel de-al doilea, aș vrea să mă refer mai cu deosebire, căci el este acela care ni se arată a fi mai puternic îmbibat de ceea ce îndeopște numim specific național. Primul, pentru a face mai bine distinția, este ghinionul exclusiv, direct și personal. Adică tu stai două ceasuri la coadă la telemea de oaie a întâia și persoana dinaintea ta cumpără ultima bucată. Ghinion, la ăsta n-ai ce să-i faci, n-ai cum să-i te opui. Cel de-al doilea, mult mai interesant, este ghinionul biliard, numit de specialiști și ghinionul românesc. Te lovește pe tine, tu din lovitură lovești pe altul și tot așa, ca și cum, de pildă, ai sta la coadă la telemea de oaie a întâia, cel din fața ta ia penultima bucată. Tu o apuci pe ultima, cam sfărâmicioasă ce-i drept și plină de zer. În schimb, s-au terminat pungile de plastic și vânzătoarea ți-o pune în brațe așa, moale și alunecoasă. Tu o iei totuși fericit, te întorci spre ieșire și în clipa aia simți cum îți alunecă din mâini, dar nu pe jos cum ar fi normal, ci pe taiorul de mătase al doamnei elegante care stătuse două ceasuri în spatele tău la coadă mirosind a Chanel și care tocmai se îndrepta și ea spre ieșire, convinsă că a fost lovită de un simplu ghinion universal. Când colo, pe ea ca și pe tine, va atinsese aripa divină a colosalului, incredibilului, inimaginabilului ghinion românesc. Am făcut această cam prea lungă teorie pentru că ieri m-am întâlnit pe stradă, din întâmplare, cu fostul meu coleg de bancă din liceu, Ștefoi. Pe Ștefoi l-am cunoscut, cum era și firesc, în cea de-a 15-a zi a lunii septembrie 1970 și... dar n-aș putea să spun că mi-a atras atenția prin ceva. Abia peste un an de zile, când mai mulți colegi de clasă ne apucaserăm clandestin de fumat, s-a deslănțuit Ștefoi. Noi fumam normal în curtea școlii, după un colț de clădire lipit de zidul internatului. Deși fuma și el, Ștefoi nu stătea niciodată cu noi. Îi era frică. Și apoi găsise el un loc mai sigur, unde nu putea să-l depisteze niciun profesor, anume în podul internatului, chiar deasupra dosnicului nostru fumoar, moștenit de la generațiile mai vechi. Ștefoi stătea acolo, la geamlâcul podului, fuma și mai trăgea cu urechea și la ce discutam noi jos, până când îl strigam: "Hai bă, Ștefoi, coboară dracului de acolo că s-a sunat!" Până într-o zi, când, cum stătea Ștefoi și fuma, odată intră peste el ca o fiară pedagogul internatului. Ștefoi se sperie, normal, cum să se aștepte la un asemenea ghinion. Aruncă repede țigara pe geamlâc și, fatalitate, de aici se declanșează năprasnic, nestăvilit ghinionul românesc. Țigara lui Ștefoi cade în părul unei roșcate dintre 11, aia țipă, cleia de păr îi devine din roșie purpură, flacără, incendiu. În 5 minute eram cu toții la cancelarie în fața plutonului comandat de însuși directorul școlii, care doar atât a mai putea să articuleze de furie. Foc!
Nu o să înțelegeți niciodată cât l-am putut urâ atunci pe Ștefoi. Și era abia începutul, pentru că din ziua aceea, cine alții decât noi au avut să pătimească ghinionul lui Ștefoi? Cine în finala mare cu liceul MF2 a băgat autogolul ce ne-a fost fatal? Ștefoi. Cine la Olimpiada Națională de Chimie a uitat acasă fițuica la măsa în bucătărie? Cine, când bacalauratul se desfășura în toi, a ieșit să facă pipi și ne-a dat de gol? Ștefoi. O, Ștefoi, tu nici visat ai cât în cale ni te-ai pus. Ghinionul tău amarnic ce belele ne-a adus. Și, în crunta-ți vijelie, tu credeai că-i omenesc să ne blestemeze veșnic ghinionul românesc? Ce cumplit! Și anii ăia au zburat cum zboară anii și Ștefoi, rămas același, început să facă ravagii prin capitală. Dacă merge pe stradă bunăoară și din sensul opus vin o bătrânică și nepoțărul ei, care mănâncă pofticios o înghețată, cine îl lovește pe la micul din greșeală peste mână și cine, vrând să-și ceară scuze, îi calcă amarnic bătrânei piciorul inflamat de varice? Ștefoi, firește! Cine, când se dă jos din autobuz, își prinde mâna în ușă de nu mai pot cetățenii să coboare, șoferul să plece, fulgerul să fulgere, tunetul să tune, ploile să fie ploi. Bineînțeles, Ștefoi. Și cine, când m-a îmbrățișat ieri euforic la despărțire pe stradă, când m-a strâns la pieptul lui Navalnic, mi-a rupt șnurul de la ochelari? Și cine, când au căzut pe jos, a mai și călcat cu bocancul pe lentilă? Și erau ochelarii tăi noi. Ștefoi. Cablează-te, popor! În coada marilor nenorociri care se abat cu sistema asupra neamului nostru de 2000 de ani încoace, a apărut în ultima vreme una pe care aș vrea să o aduc în atenția cetățenilor pentru perfidia cu care se insinuează în viața intimă a populației, pentru agresivitatea cu care ne otrăvește viețile seară de seară. Este vorba, firește, despre televiziunea prin cablu, această ultimă năvălire a civilizației năpustită cu ferocitate asupra blândelor noastre plaiuri mioritice. Nu este întâia oară în istorie când ni se întâmplă așa ceva. Nu de puține ori, poporul nostru a fost nevoit să-și abată privirea de la proțapul pe care își perpelea liniștit mușchiulețul său ancestral de oaie blândă și să-și ridice semeț capul împotriva acestor agresiuni ivite în zarea câmpurilor dâmbovițene. Nu aș aminti decât năvălirea tiparului, a drumului de fier care ne omora păsărelele, a automobilului, a hârtiei igienice. Am rezistat cu greu, forța cotropitorilor fiind mai mereu copleșitoare, dar am făcut în așa fel încât, chiar cuceriți fiind, să-i discredităm. Astfel, cu uneltele tiparului am scos la lumină presa românească, din drumul de fier a rezultat CFR-ul, iar noțiunea de automobil am redus-o la conceptul de lăstun. Cât despre hârtia igienică, ce să mai vorbim? Am fost martor zilele trecute la o discuție între doi intelectuali români veritabili pe tema televiziunii prin cablu în România. Se știe, cred deja, cât de mult îi prețuiesc eu pe intelectualii noștri, mai cu seamă atunci când sunt veritabili. Am ascultat așadar cu atenție, mai întâi opinia unuia, un bărbat respectabil, care susținea că, deși avem cel mai mare număr de abonați din Europa, totuși asta nu înseamnă mare lucru, întrucât românul nu știe limbi străine și mută în continuu televizorul după un canal pe altul, fără să priceapă nimic într-o isterie de turn babe cu telecomandă, din acest punct de vedere, televiziunea prin cablu fiind un lucru dăunător. A venit apoi, la rând, opinia exact contrară a celuilalt intelectual, o doamnă simpatică foarte și sensibilă la sentimenturi naționale, după care, dimpotrivă, televiziunea prin cablu este un lucru chiar foarte bun, deoarece românul știe mai toate limbile, întrucât e talentat și aici n-a putut-o contrazice nimeni și poate urmări competent, pe rând, mai toate programele TV ale Europei ca să-și facă o idee. Cucerit de această rafinată polemică, așa cum numai intelectualii de prin părțile astea știu să o poarte, gândul mi-a zburat la vecinii mei de palier, Nelu și Nuții, o tânără pereche abia căsătorită, el a patra oară, ea boboacă, și la drama pe care au trăit-o ei acum 6 luni de zile, când în blocul nostru a poposit pentru 48 de ore neîntrerupte bormașina electrică a firmei Costi Cable SRL. Toată lumea din bloc și-a tras cablu, numai Nelu nu. N-a vrut el să-și tragă. Când i-au sunat ea cu bormașina la ușă, a ieșit și le-a zis: bă, plecați de aici că vă omor, ce nevoie să am eu de cablu vostru? Chiar așa, ce nevoie putea să aibă? Numai nu ți se mai smiorcă ea uneori. Hai mă, Nelu, să tragem și noi, că uite și-a tras toată lumea. Nelu, nimic, inflexibil om, știa nu ți de când l-a luat. Firea dracului de viață se enerva ea atunci, că uite că pleacă băieții ăștia cu bormașina și rămânem fără cablu, fiți-ar încăpățânarea dracu, Nelule. Băieții Costi Cablu SRL, adică, au plecat firește. Săptămânile au început să curgă una după alta ca nebunele și tensiunea din casa lui Nelu atingea uneori cote alarmante pentru pereții fragili ai blocului nostru. Nu ți suferea, mai cu seamă coincita și Madame Stoienescu, prietena ei de dedesubt, povestindu-i tot felul de programe italienești, nemțești și franțuzești de la Paris.
Până când, într-o bună zi, Nelu a cedat. Inflexibil, inflexibil, dar înțelept la o adică. I-a dat două palme lunuții și s-a dus jos să o roage pe Madame Stoienescu să-l lase și pe el să tragă un fir de la cablul ei. Madame Stoienescu, fire amabilă, bineînțeles că i-a dat voie. O lună de zile a fost liniște. Până când, într-o seară, aud pe hol urletele lui Madame Stoienescu. I se stricase televizorul, crăpase tubul și vorba aia era tub nou Panasonic, dăduse 3 pensii pe el. Pariez că n-o să ghiciți niciodată a cui crede și în ziua de azi Madame Stoienescu că a fost vina. Nelu șacuie cătrănit, Pânuții a trimis-o la măsa și a băgat și actele de divorț. A patra oară, mâine sunt martor la proces. O armă secretă. Eu sunt convins însă că inteligența noastră, care este nativă la noi, la români, ne va ajuta să ne depășim adversarii. Își încheia mai zilele trecute expozeul televizat un antrenor de fotbal al unei echipe românești aflate în pragul unui meci de cupă europeană. Potrivit ochiului expert al distinsului antrenor, cele două echipe care urmau să se întreacă a doua zi pe teren, adică ai noștri și ai lor, păreau lovite de similitudini ce ar fi eternizat orice fel de confruntare fotbalistică. Ai lor aveau un joc ofensiv, dar și ai noștri aveau un joc ofensiv. Ai lor erau înalți și bine legați, dar și ai noștri erau înalți și bine legați. Ai lor aveau ca armă principală jocul combinativ, dar și arma favorită a alor noștri era, culmea, tot jocul combinativ. Până aici, cele două echipe, ai noștri și ai lor, n-aveau decât să se mulțumească cu o remiză, nu numai onorantă pentru ambele, dar chiar și înălțătoare datorită demnității pe care o degajă o încleștare între doi combatanți absolutamente gemeni. Numai că, într-o ultimă sclipire de luciditate, antrenorul nostru descoperi o uitată armă secretă și încă nu una de conjunctură, cum ar fi de pildă un atacant adus de la echipa de tineret Speranțe, ci din contră. Dumnezeule, una provenind din fondul atavic de comori al poporului din care face parte fatalmente și echipa, să-i zicem, cum să-i zicem? Lasă, mai bine nu-i mai zicem. Echipa pe care o antrenează el. Ei bine, acest element surpriză, această armă secretă națională, era inteligența. Inteligența noastră nativă. De aici încolo, lucrurile păreau să fie tranșate în meciul nostru. Adică, sigur că ăia ar fi dat la început un gol. Imediat însă noi, egal fiind cu ei, am fi înscris repede unul în contul nostru. După care ăia ar mai fi dat unul, să zicem. Noi imediat i-am fi egalat, până când în minutul 90, când spectatorii mai grăbiți s-ar fi cărat din tribune înlăcrimați de emoția unei confruntări atât de egale, în minutul 90, zic, cu un ultim efort, cine credeți că ar fi răsărit ca din pământ, tresăltând de orgoliu național și înscriind golul decisiv în favoarea noastră, desigur? O să ziceți că atacantul percutant cu numărul 9 pe tricou? Aș, el va fi de mult o ruină. Atunci, în fine, portarul? Nici, voi răspunde eu, și nici nu vă mai străduiți să ghiciți că nu veți reuși. Pentru că, răsărită dintre firele de iarbă ale gazonului sau pogorâtă din cerurile naționale, cea care va lua mingea și o va așeza devastator în vincul porții adverse, va fi ea, chiar ea, însăși inteligența noastră nativă, decisiva noastră inteligență. Eu nu știu de unde o fi apărut la noi mitul acesta al decisivei noastre inteligențe și credința că, la un eventual concurs al popoarelor, noi i-am devansat pe ceilalți tocmai datorită inteligenței. Că adică, om fi noi săraci, om fi noi ghinioniști, dar în schimb suntem inteligenți, la asta nu ne întrece nimeni. Când de fapt știe toată lumea că suntem maestri în a rata tot felul de oportunități ale istoriei, tocmai din cauza abordărilor mai puțin inteligente. Când vede tot omul cum ne zbatem ca peștele pe uscat într-o țară bogată, bogată în bogății minerale, nu altfel, tocmai pentru că este gestionată mai puțin inteligent, când toată lumea este de acord că produsele noastre sunt de multe ori mai bune ca ale altora, dar sunt prezentate și lansate pe piața mondială într-un fel celebru prin a fi nu tocmai inteligent. Așa că eu nu prea înțeleg de unde a apărut la noi mitul acesta al inteligenței noastre infailibile. Și apoi, hai să zicem că chiar ar fi așa și că suntem noi mari producători de inteligență. Să mă ierte Dumnezeu, dar nu văd la ce ne folosește, că după rezultate nu se înțelege deloc. Din contră, mai mult stică, dă goluri de care n-avem nevoie, în genere după fluierul arbitrului. Fiorul naturii. O spun de la bun început, ca să n-avem vorbe după aia. Nu sunt un iubitor al naturii. Din contră, o detest. Mă refer acum la natura natură, cea cu peisaj, vreau să zic, adică cea cu iarbă, copaci, stânci și ape curgătoare sau stătătoare, cea la care freamătă sufletul delicat al poeților și nările adulmecătoare de mititei ale mitocanului național. Mă refer totodată la fenomenele naturii, cum ar fi crivățul și canicula, fulgerele, grindina și mai cu seamă cretina ploaie, care aduce bucurie pe fețele lucrătorilor câmpului. Detest toate acestea
din vari motive, cel mai important dintre ele fiind acela că eu cred că natura este ostilă omului. În genere, ea provoacă tot soiul de calamități, cu tremure, inundații, degerături, infarcturi, apoplexii, toate cu o inconștiență tembelă ce nu poate fi caracterizată. N-am înțeles niciodată ce va să însemne fiorul naturii. Am stat și m-am analizat bine. Mie, natura nu-mi dă un fior, ci fiori. Chiar și atunci când este pașnică, știu că de fapt se preface. E un truc, o capcană, o fata Morgana, ca să rupă omul din bruma lui de civilizație și să-l omoare. Când eram mic, mă cărau ai mei prin tot felul de excursii montane. Singurul meu gând era să ajungem Dumnezeului odată la cabană și să dau peste un grup sanitar cât de cât uman ca să fac pipi. Nimeni nu m-a înțeles niciodată de ce nu pot să fac pipi în natură. Pentru că urăsc și pentru că e impudic și pentru că te vede Dumnezeu. Apoi, natura este cumplit de plictisitoare, mortal de plictisitoare. Toate componentele ei, nu se poate să nu fi observat, fac același lucru tot timpul. Râul curge, oile pasc, iarba nu face nimic niciodată. Stă. Nu cred să existe monotonie mai cumplită decât monotonia naturii. De-aia omul a fost nevoit să inventeze tot felul de lucruri utile, cum ar fi litoralul, cu salba lui de hoteluri și restaurante civilizate, sau cabanele, acele minunate căsuțe dotate cu instrumente de mâncat, cu pahare, cu mese și cu șervețele. Cabanele, acele oaze de lumină care dau sens muntelui. În fine, acum poate o să înțelegeți cam ce a fost în sufletul meu duminica trecută, când niște oameni care zic că-mi sunt prieteni, m-au invitat să ieșim împreună la iarbă verde. Și acum când stau numai pe ceiuri de mentă și de gălbenele, și acum mă întreb de ce oare m-ai fi dus. De prost! Tot a început de dimineață, cumplit de dimineață. Am părăsit orașul copilăriei mele, unde m-am simțit mereu atât de bine, și am ieșit în câmp. De-o parte și de alta, lanuri nesfârșite de porumb, pârjolite de soarele necruțător. M-am bucurat o clipă. Bine le face, mi-am zis, lasă-le pârjolească. Întotdeauna am un sentiment de satisfacție când văd elementele naturii cum se încaieră între ele, soarele cu porumbul, de pildă. Apoi am ajuns la salba de lacuri care înconjoară în mod inutil capitala. Aici au hotărât bestiile, aici e iarba verde cea mai bună. Era un câmp îngrozitor, plin de iarbă țepoasă, agrementată cu ciulini. Mulți ciulini. Niciun copac, firește, ăștia dispar când ai mai multă nevoie de ei. Soarele, cotropitor. Temperatura, cam 1500 de grade Celsius. Au întins o pătură. Pe jos, firește, adică pe pământ, și s-au tolănit pe ea. Eu m-am apropiat îngrozit de lac. Nu se putea respira. O duhoare infernală de mâl și de stuf în putrefacție m-a izgonit imediat. M-am întors lângă pătură cu un sentiment de deportat în Siberia. Cumplit sentiment. Vreme de 4 ore am fost hrana preferată a tuturor muștelor, gâzelor, gândacilor și lipitorilor din zonă. Trupul îmi devenise carne vie. Și soarele... Probabil că am leșinat, întrucât m-am trezit seara din palme la cât ce lună Mardare, la mine în cartier. Mardare mă tampona cu spirit pe rănile de pe mâini. Înturnam pahar un șpriț rece și mă anunța că trântise pe plită niscai fleici să mă întremez. Sunt singurele forme în care pot înghiți natura, șprițul și fleicile. Aurolacii și ceilalți. Una din chestiunile care fac emoție la populație de câțiva ani de zile este imaginea României în lume. Nimic nu cred să fie enervat mai mult opinia publică românească în perioada post-decembristă ca insistența cu care mass media occidentală i-a prezentat din toate unghiurile pe aurolacii noștri naționali, copiii străzii, în zdrențele lor jerpelite, cu figurile lor acoperite de crusta de jeg, răvășite de drogul național cumpărat în vrac de la Metalocasnica. Puține sunt posturile de televiziune din Europa care să nu fi difuzat astfel de imagini. Dacă au exagerat sau nu, asta nu putem noi ști cu certitudine. Poate că au exagerat și atunci sunt de vină televiziunile respective că se dau profesioniste și nu sunt. Poate că n-au exagerat și atunci suntem noi de vină că vedem în orice gest publicistic un atac la adresa națiunii. Iarăși, dacă au făcut bine sau rău, tot nu putem răspunde. Poate că au făcut rău lăsând Europei impresia că vede pe micile ecrane reprezentanții cei mai acătării ai României. Poate că au făcut bine atrăgând în felul acesta atenția atât guvernului nostru cât și organismelor de caritate internaționale asupra acestei situații. Iată numai câteva din dilemele care mă cutremură acum când stau în fața mașinii de scris și mă gândesc la imaginea țării noastre pe micile ecrane ale Europei. Eu, care m-am născut aici în Carpați pe malurile Dâmboviței și care n-am nicio stimă pentru Europa, ba din contră pot spune, parcă tot nu-mi vine să cred că continentul ăsta, tot așa cum e el de la Atlantic până la Tisa, e atât de cretin pe cât ne imaginăm noi. Adică cum, mă întreb, cum să creadă ea Europa că țărișoara noastră e formată exclusiv din aurolaci? Din 23 de milioane de aurolaci? Asta nu pot să cred.
Ar trebui să fie bătută în cap, bătută în Consiliul Europei ca să creadă așa ceva. Cam așa încercam să o conving mai zilele trecute pe o distinsă doamnă profesoară dintr-un oraș de provincie care venise în capitală cu un grup de copii supradotați ca să expună nu știu ce, ceva, mă rog, care creaseră supradotații în timpul lor liber. Uitați-vă la ei, domnule, îmi zbiera în ureche doamna profesoară, foarte bine coafată și încercând să acopere cu vocea ei fermă chirăielile supradotaților care se zbenguiau dându-se pe gheață pe dalele de marmură ale sălii de expoziții. Uitați-vă la ei și dați-i la televiziune, scrieți la ziar, zice, ca să vadă Europa că n-avem numai aurolaci. Și, cu o palmă zdravănă peste rinichi, doamna profesoară mă abandonează, îndreptându-se către un grup de oficialități. Îmi rotesc privirea prin jur și dau peste unul mic slăbuț, total dezorientat și cu niște ochelari mari pe față. Bă, supradotatule, îi zic, ia vino băncoa, ce faci tu aici? Vreau să beau o colă, nene, zice, și nu știu unde-i bufetul. E puțin peltic, dar simpatic. Păi tu bei colă, bă, supradotatule, îl întreb. Uneori mai beau, zice. Bine, mă, zic, hai cu mine să bei o colă. Îl iau de mână și ne așezăm la coadă. Bufetul e asaltat de supradotați, mai mari sau mai mici, care bagă în ei ciocolate, bonibon și cole. Îl simt pe al meu că nu mai are răbdare. Se sete rău, bă, supradotatule? Rău face, n-am băut nimic de azi dimineață. Ajungem în fine, cumpăr o colă, e cam rece, mă gândesc că nu o să poată bea și cât timp îl trag după mine într-un colț mai retras, mai încălzesc sticla în mâini. Supradotatul țopăie în spatele meu nerăbdător. Na, mă, zic, bea. Și când își dă capul pe spate, prin sticlele groase ale ochelarilor, văd în ochii lui mijiți de plăcere exact aceeași fericire pe care o văd în ochii urduroși ai aurolacilor când își suc prima doză, dis de dimineață, pe sub tarabele goale din obor. Amanet, Victoria. Eu nu știu cum o fi situația prin alte părți, vreau să zic prin părțile mai pricopsite ale lumii, dar știu că reapariția la noi în ultimii ani a caselor de amanet îmi provoacă o tristețe jalnică. Poate că ele ar exista peste tot, poate că o fi nevoie de ele, nu zic nu, poate că de fapt or fi un lucru normal, dar eu tot nu pot să le iubesc orice ar fi. Pentru că au în ele un cinism vulgar, grobian, mediocru. Cinismul, când este adevărat, poate fi o artă, poate fi grandios, pentru că sunt josnice. Casele de amanet sunt simbolul celei mai întristătoare sărăcii. Ele nu speculează sărăcia săracului, ci pe aceea încărcată de nostalgii a scăpătatului. La urma urmei, cine sunt, cine pot fi clienții unei case de amanet? Îmi imaginez câteva tipuri. Omul bătrân, pensionarul, cel care a agonisit câte ceva în viață. Un lanț de aur, o brățară, un inel mai gros și care astăzi, strivit de prețul vieții de zi cu zi, ajunge cu ele în fața cântarului macabru al amanetului. Bișnițarul de rând, care a făcut un chilipir și vrea bani ca să mai facă încă unul, după care speră să-și-l ia înapoi și pe primul dacă are noroc. Boemul, victima viciului și a plăcerii, care admite și ideea de a-și amaneta bijuteriile intime și de interes sentimental. Or mai fi cu siguranță și alte tipuri, dar nu asta contează. Ceea ce este hidos în această activitate comercială este că ea își bate joc de un lucru foarte sensibil, speranța omului. Orice s-ar zice, nu cred să existe om care, odată ajuns în fața ghișeului de amanet, prin cine știe ce conjuncturi nefericite ale vieții lui, să nu spere din tot sufletul că obiectul pe care îl abandonează acolo îi va reveni odată și odată înapoi. Este speranța că va scăpa de sărăcie. Altfel, l-ar vinde de tot și ar obține un preț mult mai bun. Dar nenorocitul nu vrea să-l vândă pentru că nu vrea să se despartă de el. Obiectul ăla poate că are vreo istorie, se leagă de el amintiri duioase, imagini ale unor ființe dragi, poate definitiv pierdute. Omul trage nădejde că prețul, derizoriu altfel, pe care casa de amanet îl oferă pe obiectul său neprețuit, va fi unul pe care îl va putea plăti până la sosirea scadenței. Deșartă iluzie. Banii se vor duce pe unt, pe întreținere și pe poate puțină carne, iar alții în loc nu vor veni. Și peste o lună sau două, un alt inel, o altă brățară, un alt lănțișor de aur va poposi pe cântarul Doamne atât de precis al domnului elegant cu ochelari din spatele ghișeului casei de amanet. Și totuși, de ce scriu eu toate astea, vă veți întreba. Ce vreau eu să demonstrez? Că lumea e săracă? O știe foarte bine fiecare după propriul buzunar. Că în vremuri de sărăcie sunt unii care profită? Mare noutate, că aceștia din urmă sunt cinici și vulgari, dar când a fost vreodată îmbogățitul peste noapte altfel decât cinic și vulgar? Că sărăcia e tristă? Hai sifon, o să-mi ziceți. Și pe bună dreptate, pentru că asta e lumea oriunde ar fi ea, la Paris sau la Tokyo. Da, dar la București? La București e cu totul altceva. Aici, pe malurile Dâmboviței, unde se nasc, trăiesc și mor spre jalea omenirii cei mai inteligenți oameni de pe pământ, aici, unde blândețea, duioșia și creștinismul cetățenilor ating cote alarmante, de plâng de emoție până și fiarele cele mai atroce din îndepărtata junglă, aici, zic, în buricul acestui oraș al tămâiei și al cuminecăturii, ce credeți că a apărut?
Vis-a-vis de magazinul Victoria, pe calea cu același nume glorios, s-a născut și a crescut vânjoasă Casa de Amanet Victoria. Casa de Amanet Victoria. Casa de Amanet Victoria. Oricât de mult aș repeta aceste cuvinte, tot nu-mi vine a crede că alăturarea lor este reală. Auzi, Victoria. Victoria cui? A amărâtului care dă la sfert de preț un obiect pe care poate maică-sa i l-o fi lăsat moștenire pe patul de... Mă rog, n-aș vrea să devin patetic. Nu sunt patetic, dar mă gândesc cinic popor. Cinic? Oare? Sau pur și simplu, mă rog, să nu zic de popor, când poate că nu-i vorba decât de câțiva proști. Victimele datoriei sau celor ce se scoală dimineața la 5. Sub acest titlu ioneștian, răsărit cine știe cum în mintea mea într-o zi cețoasă de sfârșit de octombrie, aș vrea să aduc un omagiu mamei mele, celei ce s-a sculat toată viața la 5. Mi-aduc aminte că în copilăria mea școlară, de fiecare 1 sau 8 martie, nesmintit, învățătoarea ne cerea la ora de compunere să scriem ceva despre mama, că de ce o iubim noi pe ea sau ce reprezintă ea pentru noi. Țin minte că una mică și prăpădită din prima bancă, nu mai știu cum o chema, o ținea una și bună că ea o iubește pe masa pentru că e frumoasă. O știam pe femeie că venea în fiecare dimineață și-și aducea plodul la școală și vedeam foarte bine că nu era deloc frumoasă. Era o cuconiță mică, durdulie și cu fața ca o lună plină, cu obrajii umflați. Poate că era bună, blândă, grijulie, dar în niciun caz nu era frumoasă. Nici până în ziua de azi nu-mi pot imagina ce era în mintea ălei mici din prima bancă de susținea ea de fiecare dată că ea o iubește pe măsa fiindcă e frumoasă. Dar mă rog, pe mine nimic nu mă înduioșează mai mult când mă uit la mama decât gândul de o tristețe poate ridicolă, dar înspăimântătoare, că știu că s-a sculat o viață întreagă dimineața la 5. În primul rând, trebuie să spun că pentru mine subsemnatul ora 5 dimineață nu există. A trebuit să mă scol de câteva ori în viață la această oră și era să mor. Îmi vine greu să cred că există pe lume o oră mai criminală decât ora 5 dimineața. Viața mi-a dovedit că, dacă voi vrea vreodată să mă sinucid, n-am decât să mă trezesc în 3 dimineți consecutive la ora 5. Nu pot să spun că mor după proverbe. Mi se pare un gest cam stupid, cu toată comoara lor de înțelepciune pe care zice-se că au sintetizat-o prin veacuri. Dar dintre toate proverbele lumii, unul mi se pare de-a dreptul odios, anume cel care spune că cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Ajunge pe dracu, pune-mă pe mine să mă scol de dimineață că ajung la balamuc. Până pe la 10 mă ustură ochii, pe la 1 confund persoanele, la 4 îmi pierd orice fel de echilibru, iar seara parcă aș fi bătut, după care îmi trebuie câteva zile ca să-mi revin. În fond, mă întreb, la ce bun să te scoli de dimineață? Ca să ce? Ca să faci ca un idiot la 6 dimineața ceea ce oricum poți face la 12? Ca să-ți distrugi organismul și nervii prin șanțurile metropolei de pe Dâmbovița la lumina unui bec ce ar trebui în viziunea maherilor locali să lumineze 2 cartiere? Ca să-ți lipești mâinile de barele înghețate ale tramvaielor municipalității care zdrângăne din toate încheieturile? Mersi! Din datorie, boule, îmi va răspunde cititorul meu atent, enervat de enervarea mea, care poate părea a fi lene. Nu este lene. Sunt în stare să stau nopți întregi, dormind numai câteva ore. Problema nu este când dormi sau cât dormi. Problema e când te scoli. Mie mi se pare că a te scula la ora 5 dimineața este un semn de barbarie și de dispreț față de persoana umană, un atac la demnitatea și la statutul ei de ființă inteligentă. Revenind la datorie, datorie față de cine? Datoria față de ce? Adică, de ce îți faci datoria mai bine la ora 5 dimineața decât la ora 10, de pildă? Și oare asta e adevărata datorie, cea pe care o clamează guvernele de tip african care își trimit cohortele de muncitori să se înghesuie prin autobuzele fantomatice către schimbul de la ora 6 ca să le crească lor producția. Asta este adevărata datorie? Datoria nord-coreeană? Ori de câte ori mă gândesc la șirurile lungi de oameni bulucindu-se grăbit pe trotoarele înguste către o falsă și iluzorie datorie, care în limbajul comun se numește servici, eu văd desprinzându-se din mulțime și întorcându-se încet către mine chipul mamei mele, cea care s-a sculat toată viața la 5. Și știu ce trebuie să scriu la această destul de târzie oră de compunere. Bateriile lui Emil. Întotdeauna l-am admirat pe Emil, sincer și adânc din fundul sufletului, fără prea mari efuziuni, dar hotărât. Hotărât pentru că nu știu ca vreun alt coleg de liceu să fi meritat mai multă admirație și nu numai din partea mea, ci din partea întregii noastre colectivități adolescentine din acea perioadă neagră pentru toată populația conștientă a țării, dar din a cărei negreală noi, în inconștiența noastră, nu pricepeam absolut nimic. Abia după noi aveau să vină acele câteva generații sublime de șoimei patriei, pionieri și uteciști dizidenți, care, cu o îngrijorător de amplă conștiință patriotică și democratică, aveau să se revolte decisiv împotriva politicii interne și externe a odiosului regim comunist.
Noi, la vârsta pubertății, adică pe la începutul anilor 80, neavând conștiință politică nici cât o zambilofilită, ne mulțumeam să-l admirăm pe Emil. Emil, câte n-am învățat de la el. Cum le-a vândut el într-o zi unor idios dintre a 12-a pilule verzui, zicând că sunt droguri aduse de Tasu din Brazilia, ăla bătrânul fiind măcelar în Matache, și cum s-a umflat ea cu penicilina, zdrobind-o între dinți și suferind enorm de cât era de amară, așteptând reacții occidentale și euforice care nu mai veneau. Am băut atunci bere o săptămână de pe urma drogurilor lui Emil și a tâmpiților dintre a 12-a. Sau cum a intrat el într-o zi la ora de desen tehnic cu o planșă plină toată de șuruburi desenate ba din față, ba din profil, ba pe secțiune. O nebunie. Și profesorul i-a pus nota 9 pe ea ca să constate la cancelarie că era planșa profesorului de utilaje. Emil i-o subtilizase pe șest cu o zi în urmă sau poate i-o dăduse la soțină până când avea el oră cu noi. Și acum râdea tot liceul, căci că proful de desen i-a trântit un nouă luă la de utilaje. Ăștia au început să-și dea note între ei și la mintea lor, mâine poi mâine, să lasă și repetenți. Dar în fine, câte tâmpenii nu făcea Emil. Apoi l-am pierdut o vreme, câțiva ani buni, ca să-l regăsesc după Revoluție, acum vreo 2 ani, pe Moșilor, în spatele unei teșghele de butic. De fapt, nu era un butic oarecare, ci un magazin de baterii. Baterii de tot felul, de la alea mici și rotunde de ceas până la cele mai mari de radio, toate de import. Emil stătea printre ele, fără niciun chef. Bă, Emile, îi zic entuziasmat când îl recunosc. Ce faci tu, bă, aici? Uite, zice, vând baterii. La cine vinzi tu, mă, baterii? Îl întreb. La cine să vând, face? La populație. E cerere mare. După care a scos un lăcățel mic, a dat afară în șuturi 2 clienți și a închis prăvălia ca să meargă alături să bem o bere și să-mi povestească mai multe. Am aflat că era magazinul lui personal, că era privatizat, adică, și că aducea baterii de afară marfă grea. Zău, mă, îl întreb, chiar e marfă serioasă? Eu tot cu gândurile la drogurile lui din Brazilia. E, face el, e serioasă pe dracu, toate sunt descărcate. Cum adică, zic, cum adică sunt descărcate? Uite așa bine, zice, ce, n-ai mai văzut baterii descărcate? Și ăștia, întreb, populația vreau să zic, populația de ce le cumpără? Îi bag în măsa, face Emil vesel, încheiind discuția. Mi-am adus aminte de această întâmplare cu fostul meu coleg de liceu Emil, pentru că filozofia ei o înțeleg mai bine abia acum, la câțiva ani de la marea privatizare din decembrie. Pe cel care vinde baterii descărcate, nu-l mai contemplu, îl admir. Eu contemplu acum cu plăcere cumpărătorul. Pe cei care, de ani de zile, cumpără cu enormă voluptate baterii descărcate. Pe el îl admir și-l iubesc, pe el care nici nu concepe viața altfel decât încălzită la focul mic al bateriilor descărcate. Savurosul nostru mitică, cel care a știut tot timpul că revoluțiile nu există, că ele sunt un chef cu lăutari în colțul străzii. Cel care știe ce să facă și cum să facă, în așa fel ca să-i meargă binișor chiar și cu bateriile descărcate, cu bateriile lui Emil. Înfrățirea româno-română. Mărturisesc că am o slăbiciune deosebită față de inițiativele cu caracter cultural. Cum aud pe cineva că vrea să organizeze Temir ce colocviu la Mizil sau cine știe ce simpozion la Urziceni, odată mă entuziasmez și din entuziasm dau în implicare și din implicare în agitație, după care nu mai am liniște până ce nu văd cu ochii mei ce s-a ales din inițiativa respectivă. Și toate astea numai și numai din slăbiciune față de inițiativele cu caracter cultural. Ceea ce mi s-a întâmplat însă în urmă cu câteva zile a avut darul să-mi atragă atenția că, orice s-ar zice, bine e să te gândești de 2 ori înainte de a te lăsa furat de entuziasmele juvenile, fie ele și culturale. Pe scurt, primesc un telefon la o oră absolut banală, ridic receptorul și ce mi-au durechile? Era Nicu. Care Nicu? Întreb eu în prima clipă, nevenindu-mi a crede. E, zice Nicu, ce, nu-l mai țin eu minte pe Nicu de la 6, cu care am stat în bancă din clasa 5-a până între 8-a? Ba-l țineam, sigur că-l țineam minte, numai că Nicu plecase de ani de zile în America de Sud, cu părinții, mai bine zis, în Paraguay. Acolo rămăsese Tasu, care era ceva inginer și făcuse cerere de reîntregire a familiei prin 77-78 și îl reîntregise și pe Nicu, colegul meu de bancă. De atunci nu mai auzisem nimic de el, nu mai stau o clipă pe gânduri și îi dau repede o întâlnire. Nicu este acum un bărbat elegant, miroase a tabac fin și nici nu vrea să audă de bere, numai whisky. Ce mai faci, bă, Nicule? Îl întreb. Pare băiat de treabă. Nu zice well decât odată la 5 minute. Zice că e om de afaceri în Paraguay, are și carte de vizită, Nicolas Stirbu, dar are și un magazin de obiecte de artă. Iubește în esență toate artele, precum și literele. E pasionat de literatura română și, colac peste pupăză, de parcă toate astea n-ar fi de ajuns ca să mă dea gata, îmi zice că mai are și o idee de inițiativă cu caracter cultural, anume să înființeze o societate cu titlul Înfrățirea Româno-Paraguayană, societate non-profit de schimburi culturale, traduceri, etc.
și mi-arată o listă cu vreo 20 de paraguayeni care semnaseră toți și acum îmi cerea mie să-i recomand tot atâția români, oameni de cultură și artă, care să fondeze societatea din partea română. Bănicule, zic, tu ai nebunit? Nu, zice, că să-i găsesc eu oamenii și să-i adun la un loc, că de rest se ocupă el, le dă o masă la un restaurant, le ia semnăturile și săptămâna viitoare vrea să și înscrie înfrățirea româno-paraguaiană la tribunal. Bănicule, zic, la ce restaurant vrei tu să-i chemi? Păi, zice, atunci zic, dăm voie să-ți spun că după părerea mea, un asemenea act important n-are cum să se parafeze altfel decât la restaurantul Berărie înfrățirea de pe Călăraș. Zis și făcut. Peste două zile adun vreo 10-15 amici, toți oameni de cultură. Ne așezăm la masa festivă organizată în mod expres de Namardare, patronul de la înfrățirea, și ne punem să-l așteptăm pe Nicu. Până să vină ăsta, ai mei topiseră deja câte 5 mici de căciulă și se certau că, vezi, Doamne, cu cine se învecinează Paraguaiul la nord. Apare Nicu al meu, vesel, elegant, bonom, dă mâna cu toți, îi dă $100 lui Namardare avans și ne anunță că înfrățirea româno-paraguaiană tocmai a obținut o subvenție grasă de la Soros. În momentul ăla, 6-7 perechi de ochi s-au înnegurat la masa noastră festivă, iar alte 6-7 sclipeau răutăcios satisfăcut. Peste câteva minute, nu știu ce la pucă pe ăsta că zice că mai are o veste bună, că a vorbit cu un consilier de-a lui Iliescu și că președinția e încântată. În clipa aia, cele 6-7 perechi de ochi răutăcios satisfăcuți se înnegurară brusc, în vreme ce primele 6-7 gata înnegurate se luminară de emoție. Și jocul ăsta de ochi ținu cam o jumătate de oră, după care masa festivă se rupse în două, tensiunea creștea, Namardare băgă muzica aia rea, în fine totul se duse dracului, spre stupefacția fostului meu coleg de bancă, Nicolas, care nu poate nici azi să înțeleagă de ce au dispărut amicii mei one by one, fără să-i semneze niciunul lista deschisă de cei 20 de oameni de cultură din Paraguay. Și uite așa s-a ales praful de înfrățirea română-paraguaiană, societate non-profit de schimburi culturale, traduceri, etc. Un rucăr pentru fiecare. Mi-am amintit zilele trecute de o întâmplare petrecută pe vremuri pe la începutul anilor 80 la berăria Înfrățirea pe Călăraș, întâmplare pe care eram aproape gata să uit dacă nu mi-o aducea aminte prietenul meu, Neasile, depozitarul celor mai fascinante povești de crâșmă pe care le-am auzit în viața mea. Mai ții minte, zice Neasile, când era să-l dăm jos pe Mardare, acum vreo 10-12 ani, că nu mai băga vodcă rusească la vânzare și ne intoxica numai cu săniuța? Ce se întâmplase? Oamenii locului, adică Neasile, domn colonel și cu domn inginer, pensionar cu toții și clienți permanenți de dimineața până seara ai înfrățirii lui Neamardare, pe atunci gestionar al stabilimentului cu pricina, s-au enervat brusc. Era ora 10 dimineața. A treia zi când se întâmpla ca Mardare să le răspundă sec și invariabil din spatele barului, vodcă rusească nu mai e, dacă vreți săniuță, bine, dacă nu, nu. E, asta era acum. Sigur că nu se pune problema să nu... Chestia era că de ani de zile oamenii se învățaseră cu vodka rusească, minimum poloneză și hodoronca-tronca săniuță, pe care, sigur, cobei, că nu suntem noi de ea, dar nici nu pot să zici că e bună. Bieții mei pensionari, de unde să fi știut ei, pe vremea aia, că aveau să prindă zile când numai de săniuță le vor mai ajunge banii? Însă pe atunci așa ceva era de neconceput, astfel că distinșii se așezară la o masă, sorbiră scârbiți din paharele ude și reci și hotărâră. Mardare e de vină, Mardare trebuia să plătească, Mardare trebuie expulzat. Unul dintre ei, domn colonel, dacă mi-aduc bine aminte, avea un nepot mare ștab la Iapele Segarcea, de care depindea și înfrățirea lui Mardare. Eu, pe onoarea mea, dacă nu vorbesc cu nepotemiu, să-l dea afară, zice sumbru domn colonel. Hotărât, ăsta e lucru cel mai bun, întări și domn inginer. Neasile tăcea. Se vede clar că era măcinat de gânduri. Ezita, nu putea nici să nu fie alături de, vorba aia, amicii lui, dar nu vă gândiți, zice el, nu vă gândiți că omul ăsta are și el nevastă, doi copii de băgat în facultate? Ce Dumnezeu, suntem domne așa de câini pentru o vodcă rusească? Parcă săniuța asta ce are. Da, zice domn inginer, are și Neasile dreptatea lui. Stai, domne, găsește domn colonel soluția. Las că vorbesc tot cu nepotă-miu și zic ca să-l dea la rucăr. Care-i problema? Să-l mute la rucăr și să le vândă de acolo câtă săniuță o pofti. Rucăr este un local familial, 3 străzi mai încolo, și domn colonel, în furia lui, se gândea că era tocmai bun pentru Neamardare. Pormă a regretat, și normal. Bine, că nici văd că rusească n-a mai pupat el de atunci, dar nu din cauza lui Mardare firește, dar nici Mardare n-a plecat de la înfrățirea nici până în ziua de azi.
Mi-am adus aminte de complotul pensionarilor, cum avea el să fie numit în mitologia de cartier de peste câțiva ani, pentru că el este expresia unei mentalități naționale de care nu știu când și cum vom scăpa și care se întinde până în cele mai de sus sfere ale societății noastre. Uitați-vă la ce se întâmplă cu demnitarii, cu miniștrii, cu deputații la noi. Vreau să zic când se pune, dacă se pune, Doamne ferește, problema să fie schimbați din cine știe ce funcție. Oricât de incompetenți ar fi și oricât de mult rău ar face din scaunul pe care șed, nu vor fi mișcați de acolo până când nu li se găsește ceva. Ceva, adică nu-i așa cum să lași omul pe drumuri. Așa ceva nici nu se poate închipui cu mintea de tranziție a românului cu funcție de astăzi. În fond, clica are și ea responsabilitățile ei față de copii, chiar și față de aceia care se dovedesc în cele din urmă a fi bastarzi. Mentalitatea ei este aceasta. Eu, zice, l-aș schimba pe domnul Cutare din funcția de secretar de stat, căși așa mi-a făcut destule belele și prea destui mi s-a urcat în cap din cauza lui. Dar problema e ce fac cu el, unde îl dau. Asta e obsesia posesorilor de scaune la români. Să existe pentru fiecare un rucăr al lui, de rezervă, iar dacă nu există, atunci trebuie inventat. Absolutamente. Probabil că ți-ar fi făcut, gândesc, niscaiva studii care să arate cum s-au dezvoltat sau cum au regresat în ultimii ani diferite domenii de activitate în blânda noastră societate românească. Eu personal n-am văzut niciun astfel de studiu, dar de făcut trebuie că s-au făcut. Ei bine, dacă s-au făcut, nu se poate să nu fi observat în vreunul dintre ele curba dezvoltării presei în perioada post-revoluționară, care trebuie să fie aproape sigur una impetuoasă. Este deja un loc comun a spune că dacă s-a câștigat ceva în România după răsturnarea lui Ceaușescu, apoi asta e libertatea presei. Și odată cu ea, sporirea numărului de publicații a făcut ca în viața publică să descindă cohorte întregi de noi ziariști, toți dispuși să se sacrifice pe altarul lui Gutenberg spre luminarea minților celor câțiva care au rămas neziariști. Dar ce este de fapt ziaristul român? El este în esență un om care a avut pe vremuri o meserie frumoasă, a fost profesor de română la Urziceni, șef de tură la fabrica de țevi, student eminent 12 ani vechime la TCM, ori Dumnezeu mai știe ce altceva. De ce s-a făcut el după Revoluție ziarist, vă puteți întreba? Răspunsul e simplu, pentru că are o opinie și, cum pe aceste dulci meleaguri, foarte puțin sunt cei care pot să jure cu mâna pe inimă că n-au nicio opinie, iată-ne având gata rezolvată și problema inflației de ziariști, ziare și opinii în societatea românească de tranziție. Și ce-i rău în asta, veți spune? Că sunt mai puțin cititori decât ziariști? Asta nu-i rău, că se citesc între ei, făcând astfel un util schimb de experiență. Că există mai mulți emițători de opinii decât oameni dispuși să le primească de-a gata? Nici asta nu-i rău, căci spiritul unei nații cu atât mai tare se îmbățoșează, cu cât sunt mai agile și mai sportive mințile care lucrează la propășirea lui. Un singur lucru mi se pare demn de remarcat, nu cu scepticism, Doamne ferește, să zicem cu oarecare circumspecție. Anume faptul că opiniile ziaristului român și să-i dea Domnul puterea să aibă cât mai multe, cât de multe o putea duce, sunt prea ferme. Mie rare ori mi-a fost dat să cunosc o categorie profesională mai sigură pe ceea ce face decât ziaristul român. Un electrician, de pildă, care are un aparat, îl măsoară de 10 ori înainte cu aparatul lui de măsurat până să se hotărască să-l bage în priză. De ce? Ca să fie sigur că e bun și că nu-l arde. Și un constructor, după ce termină planul unei case, am auzit că îi face o probă de rezistență cu măsurători foarte complicate. De ce? Ca să nu se dărâme casa. Până și brutarul, când cumpără făina pentru pâine, o cercetează de 100 de ori înainte să fie sigur că e destul de albă. De ce? Ca să nu-i iasă pâine acră. Dar ziaristul, ați putea să-mi dați un singur exemplu de ziar care să aibă montat la rotativă un aparat care să măsoare opiniile ziaristului român? Doamne ferește! Dar nici nu ne poate trece prin cap așa ceva, întrucât în țărișoara noastră opiniile sunt libere. Dar ați pomenit oare prin părțile noastre vreun ziarist care să aibă un cât de mic dubiu, o cât de neînsemnată scânteie de îndoială cu privire la propria sa opinie? Pardon, cu privire la măria sa proprie opinie. Nici vorbă. Opinia ziaristului român este, să ne înțelegem, întotdeauna absolutamente fermă. Ea nu poate fi contrazisă, nu poate fi discutată, nu poate fi privită nici măcar cu o urmă de scepticism, pentru că ea exprimă sigurisim adevărul. Sigur, vă puteți întreba, dar ce merite și ce prestigiu moral sau intelectual lor fi cocoțat pe ziaristul român pe gardul de unde își cotcodăcește el cu atâta siguranță opiniile sale ferme? Vă veți răspunde singuri. Niciun merit, niciun prestigiu moral, niciun prestigiu intelectual. Dar de unde ideea stupidă că pentru a avea opinii trebuie să ai prestigiu, merite, ținută? Și asta tocmai în țărișoara noastră, unde opiniile sunt așa de libere. Libere, nici vorbă că libere, zicea cineva mai demult, dar nu și obligatorii.
Serviciile publice. Spun un truism. În pofida calendarului cel atât de generos nivelator, nu toți trăim în anul 1990 după Hristos. În anul acesta trăiesc, bineînțeles, națiile cele mai procopsite și mai civilizate. Dar cine ar putea să știe cu exactitate în ce an trăiește din punct de vedere al civilizației Somalia, de pildă, sau Paraguayul, sau Albania, și cu atât mai puțin, Doamne ferește, România, țărișoara noastră și poporul ei minunat. O neroadă și anticonstituțională vorbă, mic burghezo-proletaro occidentală, spune că gradul de civilizație al unei nații se măsoară după starea serviciilor publice pe care le folosește și le suportă. Aici, pe malurile abrupte ale Dâmboviței, mai sus și mai jos de Ciurel, noi avem o foarte proastă impresie despre această vorbă, cu atât mai proastă cu cât concepția noastră despre serviciile publice este una de tot ciudată. Iată cum gândește domnul Sile, când servește dânsul seara ceaiul de mușețel cu consoarta la televizor, situația serviciilor publice. Viorico, zice, pe consoartă o cheamă Viorica. E corect că, dacă îi zice servicii publice, asta se cheamă că am și eu o părticică acolo, din ele. E corect sau nu-i corect? E, păi dacă e corect, asta înseamnă că părticica aia mică, cât o fie de mică, da, ea mea. Adică fac ce vreau cu ea. Și apoi ce diferență poate să existe între părticică și întreg? Niciuna, dacă stai bine să te gândești. Și atunci... E, de aici, de la acest și atunci, începe drama și cumplita nedumerire a lui Nasile. Pentru că el nu poate să înțeleagă în ruptul capului și nici consoarta cu Ana Viorica nu poate să explice de ce, dacă serviciul public de televiziune, de o pildă, e și al lui și e al lui, din moment ce e public, pentru că cine altul poate să fie publicul decât el, Nasile personal? Atunci cum de nu poate el să-l modifice după bunul lui plac, adică să audă și să vadă la televizorul lui, poți să zici că nu e al lui, exact ceea ce vrea el să audă și să vadă atunci când îi vine cheful să apese pe buton? Și de ce e obligat să audă și să vadă ceva ce-l enervează când, din moment ce plătește abonamentul, și nu poți să zici că nu-l plătește, ar trebui în mod logic să audă și să vadă ceva care să nu-l enerveze? Ei bine, ce face în acest caz Nasile? Își bulbucă ochii, umflă gușa, își trage o palmă peste burtă și pune mâna pe telefon. Că, zice, să se termine chiar acum pe loc cu tâmpeniile astea de pe televizorul lui, chiar acum să înceteze. Dar, stupoare, tâmpeniile nu încetează și Nasile nu poate pricepe cum, dacă televizorul e al lui, el n-are nicio putere directă asupra a ceea ce se întâmplă acolo pe ecran. Coana Viorica, de o pildă, Coana Viorica ia lui? Ia lui sau nu ia lui? Ia lui hotărât. E, dacă vrea el Nasile să o bată, pentru că, să punem cazul că l-a enervat din ceva, poate să o bată? Poate, că ia lui. Și atunci... Multă Dâmboviță va trebui să mai intre pe la Ciurel până să înțeleagă Nasile că un serviciu public nu e al lui personal ca portofelul gros care îi se reflectă în apele alburii ale gușei. Până să priceapă că un serviciu public îi stă la dispoziție și dacă vrea să-l folosească bine, dacă nu, nu. Și că hârtia igienică în toaletele publice chiar trebuie să existe în ciuda faptului că lucrul ăsta îl enervează peste măsură, întrucât el folosește degetul, cum l-a învățat viața să facă la el în fundul curții. Ceea ce mă îngrijorează cu adevărat, dincolo de aceste aspecte care țin de gradul de civilizație și care nu se vor modifica prea curând, ca să nu zic niciodată, este vocația interdicției la români. Dacă unul face sau spune ceva ce eu nu înțeleg sau nu-mi place, nu mai stăm la discuție. Îi interzic să mai facă sau să mai spună acel lucru. Sau, și mai bine, pentru că suntem un popor cu personalitate, cer să îi se interzică. De ce? Pentru că așa vreau eu și pentru că eu, Nasile, sunt buricul pământului acestui pământ. Și dacă nu-i ca mine, atunci nu mai e deloc. Dar mă rog, m-am enervat. Țara noastră se numește România. Ea este o țară frumoasă, poporul român este bun și primitor și generos și noi suntem fericiți. Și viața pe aceste meleaguri însorite este frumoasă. Și noi trăim în anul... Sărbătorile de iarnă. Mare pacoste este iarna la București. Nu numai pentru motivul că ea sosește pentru edilii noștri în fiecare an în mod cu totul și cu totul surprinzător, cât mai cu seamă pentru faptul că acest feeric anotimp este în metropola noastră pur și simplu insuportabil. Am mai văzut ierni și prin alte părți, ierni mai grele sau mai ușoare, mai umede sau mai uscate, mai cu ninsoare sau fără, dar ierni mai fioroase ca la București, rar. O să ziceți că de, n-ai ce să-i faci, așa sunt iernile pe plaiurile astea, fioroase. Ce-i drept, acum n-ai ce să-i mai faci, dar de avut, alții și altă dată aveau ce să-i facă și nu i-au făcut. Pentru că eu cred că, de fapt, nu iarna este în acest caz, ca și în multe altele, insuportabilă, ci prostia. Și mai cred că rădăcinile acesteia pornesc nu de ieri, ci din adâncurile istoriei acestei cetăți. De multe ori am stat și m-am întrebat, tot străbătând coclaurile tivite cu blocuri ale capitalei și luând în obraj ca pe o prelungă plesnitură adierea bestială și feroce a crivățului, ce Dumnezeu l-o fi putut îndemna pe legendarul cioban Bucur să se proptească atât de hotărât în ciomagul său noduros, când a dat cu ochii lui inteligenți de malurile abrupte ale Dâmboviței.
Sigur, nu putem avea pretenția că distinsul crescător de animale blânde să fie avut ca termen de comparație Sena sau Tamisa. Și totuși, oare chiar i s-a părut firava dâmboviță un fluviu? Oare atât de halucinantă să fi fost viața oierilor valahi încât să li se taie picioarele de emoție atunci când au dat cu ochii de Dâmbovița? Când cea mai mare înălțime din zonă era dealul Mitropoliei. Când oriunde îți întorceai privirea, nu dădeai decât de bărăgan. Când oricum te-ai fi așezat, vântul îți bătea tot din față. Așa cum nu putem fi atât de ingrați încât să dăm toată vina pe Halaicu, ci ar trebui să înțelegem că dacă s-a greșit undeva, atunci s-a greșit încă de la început. Și pentru că la noi, la români, orice lucru care începe prost este dus întotdeauna până la ultimele consecințe, cetatea lui Bucur n-avea cum să ajungă altceva decât capitala țării și cel mai mare oraș din România. Înconjurați de excelentele condiții geografice și climaterice, locuitorii săi s-au înmulțit până către vreo 3 milioane și tresaltă de bucurie ori de câte ori se apropie surprinzător iarna și sărbătorile ei. Despre inteligența acestui popor s-a vorbit mult și încă se va mai vorbi, despre obiceiurile lui frumoase de asemenea. Eu aș vrea să mă refer acum, în încheierea acestui articol și cu ocazia Crăciunului, la un mai nou, dar la fel de nobil obicei al locuitorilor de pe malurile Dâmboviței, pocnitorile. De câțiva ani buni se comercializează cu mare succes felurite soiuri de pocnitori. Ele fac deliciul populației, întrucât pocnesc. Dacă ceva pocnește la români, ăsta e semn de mare bucurie. Mergi liniștit pe stradă, de exemplu cufundat în gândurile tale. Deodată, la niciun metru de tine, poc. Simți cum te lasă inima. Populația se distrează de sărbători. Mai faci câțiva pași, iarăși, poc. Urechile îți țiuie oribil, dar spiritul rafinat al poporului deslănțuit în feeria sărbătorilor de iarnă te face să-ți revii. Obrajii îți ard de emoția sperieturii și parcă nici crivățul nu mai e atât de fioros și parcă nici Dâmbovița atât de mitirică și dealul spirii e acum un munte. Între clinchetul de zurgălăi și bubuitul pocnitorilor bucureștene e parcă o diferență de virilitate. Crăciun fericit! Sărmăluța care ucide. Am un prieten la care țin foarte mult și care, după toate aparențele, ține și el la mine în pofida faptului că, de curând, cu ocazia recent încheiatelor sărbători de iarnă, mi-a dat una dintre cele mai teribile informații pe care le-am primit în ultima vreme. Se pare că, zice el, marele nostru scriitor, Mateiu I. Caragiale, autorul Craiilor de Curtea Veche, s-ar fi stins prematur din viață la numai 51 de ani în ziua de 17 ianuarie 1936. De ce credeți? Ei bine, nici mai mult, nici mai puțin decât în urma criminalelor interminabile mese, fără de care sărbătorile la români ar fi ca sarmalele de post, adică fără niciun chichirez. Mărturisesc că nu știam acest amănunt de istorie literară, care unora poate părea tragicomic, dar care pe mine m-a cutremurat. Acum când scriu toate astea, încă n-am ajuns pe 17 ianuarie, dar nici în apele mele nu pot să zic că sunt și când mă uit la fețele compatrioților mei, îmi dau seama că nici ei nu se simt prea bine. Și e normal să fie așa, întrucât dacă există o perioadă cu adevărat grea în viața ordinară a românului obișnuit, atunci ea este aceea cuprinsă între 20 decembrie și 10 ianuarie. Aceste 3 săptămâni le pot fi unora pur și simplu fatale, iar cine scapă înseamnă că e bun. Cu câteva zile înainte de Crăciun, o emulație extraordinară se instalează în viața fiecărui român. Instituțiile, de la cele mai mici până la cele mai mari, nu mai funcționează decât la limita minimei rezistențe. Serviciul în general devine în această perioadă un loc pe la care treci numai pentru a mai schimba niscai impresii despre starea comerțului și despre arta chilipirului. Populația se pregătește, trage aer în piept și începe sărbătorile. Ei bine, aici, la acest moment crucial, intră în scenă teribila, înspăimântătoarea, furibunda bucătărie românească, cea care, dacă își pune ea mintea, omoară omul ca pe un gândac. Unul dintre cele mai periculoase lucruri ale acestei bucătării îl constituie porcul. Porcul, această obsesie națională, este sursa unor nenorociri care poartă altminteri denumiri delicate de genul piftie, gârnați, caltaboși și mai cu seamă sărmăluțe. Sărmăluțele care omoară, agrementate cu bucățele fine de slănină plutind într-o mare de grăsime încinsă. Poate că vă așteptați la toate acestea să se potrivească un vin ușor, fin, grațios. Aș de unde. Poporul preferă aici așa numitul molan, un fel de bolovan care se aruncă în intestine cu scopuri agresive, un lichid negru-violaceu care îți strepezește dinții și îți îngroașă sângele. Și acest regim dur nu ține o singură zi. Nu, el ține 3 săptămâni neîntrerupte, 20 de zile de coșmar gastronomic în stare să doboare și un elefant, dar mite un popor fin și delicat cum este al nostru. Într-o astfel de zi, una dintre cele 20 de criminale i-am făcut o vizită amicului meu Neasire, vecin vechi și om de onoare. Stăteam împreună cu consoarta într-o stare pe care mai bine să nu o descriu.
Ce-ai pățit, Nasile?" zic. Băuse, asta făcuse Nasile, fapt care o nemulțumise crunt pe Coana Viorica, soția. Băuse în așa hal că acum se simțea rău. De la ce te simți rău, Nasile?" întreb. Sarmalele," zice, sarmalele m-a nenorocit." Cum, Nasile?" zic, cum te-a nenorocit sarmalele?" Ce se întâmplase? Nasile e un om care nu se discută, îl știu de ani de zile, e ponderat. Nu mănâncă exagerat, dar îi place băuturica. Îi place, nu că ar fi bună, dar e un fel de destin. S-a născut la înfrățirea pe Călăraș și o să moară acolo. Un om fin. De nenorocit l-a nenorocit nevastă sa, Coana Viorica, care face bucătărie după cum a învățat ea acasă la mama ei la Bârlad. Caltaboș și piftie și cârnați. Eu am înțeles, zice Nasile, că odată ce ai împlinit 60 de ani, nu mai trebuie să accepți sarmalele. Orice ar fi, nu mai trebuie să le accepți. Și le-am aruncat. Cum le-ai aruncat, Nasile, zic? Uite așa bine, zice, am luat toala și am aruncat-o de pe balcon. Nu-ți zic ce belele am tras după cu Coana Viorica, nevastă mea, care nici acum nu înțelege nimic. Că de ce nu le-am aruncat anul trecut? Uite de aia nu le-am aruncat, că anul trecut nu m-am prins de intențiile ei criminale. Cine are tăria să arunce oala de sarmale de pe balcon de Crăciun, ăla rezistă. Așa zic eu și semnez. Despre cauze, efecte și obsesia originalității. Nimic nu zbuciumă mai rău sufletul și așa destul de agitat al românului de azi și dintotdeauna ca obsesia originalității. În țara noastră și mai ales aici, pe malurile căzute ale Plăpândei Dâmbovițe, a fi original este un mod firesc al existenței. De la aprozaristul care vinde cartofi și până la funcționarul de stat, originalitatea este o condiție sine qua non a vieții, fără ea nu se poate concepe nimic. Dacă nu ești cât de cât original, disprețul întregii societăți originale de bună seamă se abate asupra ta. Și să te ferească Dumnezeu să îndrăznești măcar să gândești că, în fond, n-ar fi rău să imiți și tu ceea ce altul face dovedit bine, că se prăvale peste tine o întreagă avalanșă de priviri sumbre și normal originale. Până și clasicul Lovinescu, atunci când teoretiza sincronismul prin imitație, avea grijă să prevadă unghiul specificității naționale. Pentru că la noi se știe, e preferabil să faci o tâmpenie originală decât să imiți un lucru cu minte și verificat. Popor de artiști, noi n-avem altă grijă decât să ne cultivăm orgoliul de a nu semăna cu nimeni și nu contează că iese prost sau că nu iese nimic. Vorba e că nu mai e altul ca noi. Dar să vedem de unde vine această obsesie a originalității cu orice chip. Pe plaiurile acestea dulci și rafinate are trecere mare ideea că imitația seamănă a superficialitate și mimetism și că, implicit, dacă imiți, ești în mod automat superficial. Pe aici s-a lipsit mai mereu la lecția aceea profundă care arată cât de greu este uneori să imiți, adică să faci și tu la fel ca acela care face bine și temeinic un lucru. Nu, la noi dacă imiți înseamnă că ești un ridicol superficial și, cum noi suntem un popor de oameni neapărat profunzi, nici nu poate intra în discuție chestiunea cu imitația. Profunzimea asta de națiune cu preocupări filozofice ne face ca de 5 ani de zile să căutăm cu înfrigurare cauza. Nu de puține ori când stau de vorbă cu oameni, cu cetățeni vreau să zic, bineînțeles profunzi, că de pildă de ce nu merge treaba în țărișoara noastră și de ce ne ies toate cu fundul în sus, mi se răspunde invariabil. Domnule, ce discutăm noi sunt niște efecte, niște amărâte de efecte. Trebuie să mergem la cauze, înțelegi? Adică, înțeleg eu, care nu sunt un om profund și nici nu vreau să fiu, este o tâmpenie să te legi de niște biete efecte. Trebuie să cauți cauza lucrurilor și pe ea să o stârpești dacă lucrurile alea sunt reale sau să o cultivi dacă lucrurile mai rar sunt bune. Și uite așa, de 5 ani de zile, noi tot căutăm la cauze în vreme ce ne încalecă efectele. Trebuie spus că de găsit n-am găsit până acum nicio cauză. Asta e ca chestia cu teroriștii. În schimb, efectele ne tot trag la palme zi de zi. Dar ar fi fost de tot caragios, mi se spune, să încep să te războiești cu efectele, cu stupidele de efecte, de tot caragios și de tot superficial. Nu vreau să lezez aici o întreagă filozofie națională, în fond n-am nicio cădere eu să dau lecții unei națiuni atât de profunde și de originale, dar mă încumet să sugerez că, dat fiind eșecul, pardon, cum să-i zic, semivictoria, în acești ultimi 5 ani a metodei cu căutatul cauzelor și cu ignoratul efectelor, n-ar fi rău, zic, să încercăm o vreme și metoda inversă, oricât de superficială ar părea. Popor de filozofi, cum știu că suntem, sunt sigur însă că ne va fi enorm de greu să scoatem musca din ciorbă, când vocația noastră este, în astfel de cazuri, să căutăm cauzele apariției muștelor pe pământ. Nu știu, 40%. Mai zilele trecute, presa românească ne-a oferit nouă obedienților și stupefiaților ei beneficiari încă un prilej de delectare și de ascuțire a minții. Este vorba despre un nou sondaj Gallup, dar ce este Gallup? Gallup este un fel de pitie modernă computerizată.
computerlandizată, vreau să zic, cu pretenții de pozitivism științific și științism absolut, un fel de oracol care își formulează previziunile nu pe baza astrelor sau a cărților de joc, ci pe aceea mult mai seducătoare și mai captivantă a statisticii. Sondajele Gallup ne spun la fiecare început de an cam ce se va întâmpla cu noi în cele 12 luni care urmează. Vrei să afli de pildă dacă în anul ce vine va izbucni un nou război mondial? Te uiți pe sondajul Gallup și afli că francezii cred 42% că nu și 18% că da, că polonezii zic 38% că nu, iar bulgarii 17% că da, în vreme ce austriecii 27% cred că nu-i niciun pericol, iar italienii se tem de război în procent de, să zicem, 21%. Dacă faci o medie și te uiți mai atent la cifre, ceea ce fac bănuiesc marile servicii intelligence ale marilor puteri, ele fiind principalele beneficiare ale adevăratelor sondaje Gallup, descoperi că, să zicem, 47% din populație n-are nicio grijă de război, vreo 31% nu se panichează, dar nici ușor nu-i vine să adoarmă, pe când vreo 12% mor de grija conflagrației. 47 și cu 31 fac 78, 78 și cu 12 fac 90, 90 scăzut dintr-o 100 dă 10. Ei bine, acești 10%, ce credeți că fac ei? Acești 10% sunt cei mai drăguți, ei habar n-au și sondajul Gallup îi bagă la rușinoasa rubrică nu știu, rubrica celor inconștienți, rubrica ălora care nu le pasă, nu înțeleg, nu se bagă. Eu pe ea iubesc cel mai tare, pentru că ei mi se par cei mai simpatici din lume. Și mai am un motiv pentru care îi ador pe cei care răspund nu știu la sondajele Gallup, anume că ei, în marea lor majoritate, sunt români. Cel puțin așa se prezintă sondajul Gallup pe anul 1995. Dacă veți urmări cu atenție procentele, veți vedea că cele mai multe răspunsuri nu știu le încasează România, țărișoara noastră, poporul ei minunat. Indiferent că întrebarea se referă la posibilitatea izbucnirii unui război sau la liniștea continentului nostru sau la producția de ciuperci în Guatemala, noi românii avem cele mai multe procente de nu știu. Dacă francezii au 3, dacă austriecii au 5, dacă polonezii au 12 sau suedezii au 7, asta ca să nu zic nimic de unguri, noi românii avem 40% nu știu, ceea ce la o prima vedere ne face de tot rahatul în ochii de șoim ai Europei, pe motiv că suntem tâmpiți și nu ne implicăm. Eu însă acum voi fi naționalist și patriot și voi spune că nu este deloc așa. Mai mult, sunt gata să jur cu mâna pe inimă că ăsta e semnul minții noastre clare și mature, în vreme ce, cu cât ai ca popor un procentaj mai mic la rubrica nu știu a sondajelor Gallup, cu atât ești mai prost. A răspunde altfel decât nu știu la ineptele întrebări ale Gallup-ului înseamnă, după părerea mea, criza acută de imbecilitate. Iată de ce am trăit reale momente de elan patriotic atunci când am văzut rezultatele sondajului de anul acesta și mi-am zis încă o dată că prostia la români este o chestie de mare complexitate, mai mare decât ne dăm noi seama uneori. Avem un vecin, bietul neacalistrat, Dumnezeu să-l ierte că a murit, stătea toată ziua la berărie, la înfrățirea și bea bere. Pe vremea dictaturii, cum stăteam adunați la o masă la crâșma respectivă, fiecare își dădea cu părerea. Că azi bagă la măcelărie tacâmuri, zicea unul. Ba, că bagă organe, făcea altul. Dar, matale, ce crezi că îi bagă neacalistrate? Îl întrebam. Nu știu, zicea. La Revoluție, când l-a prins pe dictator, unul zicea că-l spânzură, altul că-l pune să stea la coadă la Adidas, altul că-l judecă în proces. Dar, matale, ce crezi că-i face neacalistrate? Îl întrebam. Nu știu, zicea. A trecut și Revoluția și am intrat în capitalism. Unul zicea că o să fie mai bine, altul că, din contră, o să fie mai rău. Dar, matale, cum crezi că o să fie neacalistrate? Îl întrebam. Nu știu, zicea. Un destin posibil. Să te ferească Dumnezeu să înteapă obiectele, să facă ele pe ale dracului și să se pună împotriva omului, că le apucă uneori și când le apucă, le ține, nu se mai opresc. Mă refer de pildă la obiectele casnice. Acum 2 luni de zile mi s-a stricat frigiderul, adică nu că s-a stricat, că nu s-a stricat, dar nu mai mergea. Nu mai vroia el să facă ceea ce face orice frigider din lumea asta, să înghețe. Altfel, normal. Ușa i se închidea ca de obicei, înăuntru becul i se aprindea tot ca de obicei, numai de înghețat nu mai îngheța. Mărturisesc că în astfel de situații eu mă blochez, nu știu ce să fac. Nu că n-aș ști să mă duc la o unitate de depanări și să chem un specialist, dar nu despre asta e vorba. Vorba e că nu înțeleg. Nu înțeleg de ce trebuie să-i se întâmple omului astfel de chestii, ca de pildă să-i se strige frigiderul sau televizorul, sau să nu mai meargă prizele, sau să-i se fisureze tamnisam conducta de gaze de la bucătărie, sau să-i se spargă țeava de apă caldă undeva în perete, fără să știe unde exact. Toate astea, eu vă vorbesc pe pielea mea că mi s-au întâmplat, adică vreau să zic că știu ce înseamnă. Le-am rezolvat într-un fel sau altul, smulgându-mă cu greu din starea de perplexitate și de blocaj pe care le încerc mai mereu atunci când obiectele se pornesc împotriva mea și încep ele să facă pe ale dracului.
Cu frigiderul însă a fost altă chestie. Cu frigiderul, vreau să zic, este însă altă chestie. Când s-a stricat, acum 2 luni de zile, mai întâi am stat și m-am întrebat. Cum adică să se strice frigiderul? Astfel de obiecte, cum este și frigiderul, sunt făcute ca să ajute omul, nu să-l enerveze. Dacă se strică, înseamnă că te enervează pentru că nu mai merge. Și atunci ce faci? Neamțul, de pildă, cheamă băiatul și îl pune să ia frigiderul și să-l dea jos în stradă pe trotuar și-și cumpără altul în 5 minute. Americanul face la fel, suedezul tot la fel face. Românul, nu. La noi așa ceva e de domeniul fantasticului. La noi, în astfel de situații, se cheamă frigotehnistul. Frigotehnistul Fane, care e în general un băiat bun și repară pe zi cam 6-7 frigidere. E însă puțin cam nervos, pentru că frigiderele astea băga leaș în măsa că toată ziua se strică. Dacă îi spun că tocmai asta e șansa lui, că altfel ar muri de foame, se uită la mine cruciș și pune mâna pe o lampă cu gaz. Eu, în general, în clipele astea, mă sperii și plec să cumpăr bere. Frigotehnistul Fane bea foarte multă bere. Altfel, băiat bun. Prima oară când l-am chemat, a întors frigiderul cu spatele, l-a controlat și a decretat. Da, s-a ars motorul, băgalaș. Și zic, ce-i de făcut? Unul nou te costă 150.000, dar am eu unul pe care ți-l dau cu 70 și cum am operat gratis, că ești băiat al meu din cartier. I-am dat banii, a venit peste o săptămână cu motorul și l-am montat. Mergea chiar foarte bine, îngheța. Fane mi-a mai dat câteva indicații că să nu-l mai dau la maxim cabou și să nu-l mai țin lângă aragaz, după care a plecat. Frigiderul a mers 2 săptămâni, după aia iar n-a mai mers. Am crezut că-i fi eu nebun, așa că l-am chemat iar pe Fane. L-a întors iar cu spatele și a exclamat. Da, iar s-a ars motorul. Cum ai amăsit, domne? Și s-a uitat așa la mine cruciș, de parcă eu l-aș fi ars cu fierul de călcat. S-a dus și a adus alt motor, de fapt primul pe care îl rebobinase el și l-a pus din nou. Iar mergea, iar mi-a dat indicații, gesticulând cumplit cu lampa de gaz și iar a plecat. Frigiderul a mers 2 săptămâni. Bine, îngheța strașnic, n-aveam nicio problemă. Până ieri, când s-a stricat iar. Știu ce are, adică pot să pun pariu, s-a ars motorul băgalaș. Pe Fane, eu nu-l mai chem. Să chem alt frigotehnist, nu-mi vine, că mă obișnuisem cu el. Și cu berea mă obișnuisem. Dar frigiderul de reparat trebuie să-l repar. Nu știu cum, dar trebuie. Chiar cu riscul de a-mi transforma această ocupație în destin. Un destin posibil. Ciocănitoarea japoneză. Încă o specie de păsări este pe cale de dispariție, aflu dintr-un documentar japonez transmis zilele trecute de televiziunea noastră, anume ciocănitoarea japoneză. Cu cât dispar mai multe specii de păsări, animale sau plante, cu atât mai rău va fi pentru noi, ne avertizează realizatorii japonezi ai documentarului cu pricina. Pentru că azi dispare o specie, mâine alta, iar la capătul acestui, cei drept cam lung șir de dispariții, nu se află nimeni altcineva decât specia umană. Acum, categoric că acest fapt nu ne va afecta nici pe mine, nici pe copiii mei, nici măcar pe copiii copiilor mei. Dar așa, ca principiu, nu pot să zic că nu m-a afectat, adică m-a cam pus pe gânduri. Cum, mi-am zis, cum să dispară așa hodorong-tronc ciocănitoarea japoneză? Pare peste poate și totuși, potrivit spuselor oamenilor de știință, toți japonezi, asta e situația. Multe lucruri au dispărut din viața noastră în ultimii 8 ani și noi nici nu ne-am dat seama de parcă nici n-ar fi fost. Și nu mă refer acum la cele eliminate în mod firesc de pe scena istoriei, din motive pe care le știm cu toții, cum ar fi dictatura, PCR-ul, salamul cu soia și nechezolul. Nu, eu mă gândesc la lucruri mai puțin vinovate și care nu se știe de ce au plecat dintre noi sau noi le-am izgonit fără să ne dăm seama. Iată, de pildă, piramidonul. Cine s-ar fi gândit vreodată că acest banal medicament, leagănul și aleanul copilăriei noastre răcite, fratele geamăn al aspirinei, avea să dispară din viața noastră pe nesimțite, dar irevocabil? Cine? Dar invit pe oricine să intre în câte farmacii ar dori și să întrebe de acest produs. I se vor oferi paracetamol, fenosept, furazolidon, bixtonim sau orice altceva, dar nu piramidon. Piramidon nu mai există. Au dispărut iarăși ca prin farmec bancurile și se știe ce sursă inepuizabilă de astfel de scurte povestiri cu poantă părea a fi poporul nostru. Și deodată stop, s-a închis robinetul în pofida eforturilor și scremetelor televiziunii însăși, care organizează lunar chiar un concurs de bancuri, doar s-o revitaliza spiritul popular. Aș, lumea tot cu bancuri vechi vine. A dispărut celebrul Chico, băutura favorită a celui care am fost odată copil. Rece, galbenă, acidulată, cu emblema celebră, un urs îmbrățișând o enormă sticlă. A mai dispărut, la fel de subtil, un fenomen social fermecător. Coada. Coada la orice. Coada la ce se bagă. Coada la să vedem ce aduce azi. Cea care dădea un sens în viață atâtor sute de mii de pensionari, în jurul căreia se creaseră tabieturi, se încingeau partide de table la 4 dimineața, se punea lumea la cale, se făceau și se desfăceau destine. Coada, acest mecanism subtil, perfecționat până la ultimul șurub în ani și ani de zile și nopți de practică, s-a dus, a dispărut, a murit.
La fel și cremvuștigroși despre care am mai scris, cei care îngroziseră pe vremuri o întreagă populație, dar nu datorită grosimilor firește, ci datorită pastei infame din care erau compuși. S-au dus pe apa sâmbetei, adică nu ei, ci grosimea lor. Cum pe apa sâmbetei s-au dus și ședințele. Desfid pe oricine n-ar recunoaște că a participat în viața lui la măcar una dintre următoarele forme de ședință. De pionieri, adunări de detașament se chemau, de UTC, de ASC, de COM, de sindicat sau de partid. S-au dus gata și odată cu ele și plăcerea nebună de a citi ziarul în ultimul rând, cel mai greu de prins. Ședințomania cea creatoare de caractere, un fum, o amintire. Și a mai dispărut, în fine, alimentarea, acest magazin genial, această firmă colosală care ne-a bulversat existențele ani de zile. Unde e? Unde e alimentarea? Sigur, mi se va răspunde, toate acestea au dispărut pentru că au fost înlocuite cu forme democratice, moderne, ale vieții sociale. În loc de ședințe, mitinguri, în loc de cico, Fanta și Mirinda, în loc de bancuri, ziare, în loc de cremvuști groși, cremvuști subțiri, în loc de cozi, ochi scurși pe lângă vitrinele încărcate, în loc de alimentarea, supermarket. Și multe altele încă s-au schimbat. Așa e, așa spuneau și oamenii de știință japonezi în documentarul TV de acum câteva zile, că în locul speciilor dispărute s-au descoperit specii noi, păsări cu patru picioare, berze fără aripi și ciocănitori cu păr în loc de pene. Ăsta e și norocul nostru, se zice. În felul acesta, dispariția speciilor nu va ajunge niciodată la om. Biliard. Există pe lume fenomene inexplicabile sau, mă rog, pe care mintea omenească nu și le poate explica. Cine ar putea, de pildă, să înțeleagă cum se poate ca într-o bună zi, Nafane Precisu, ceasornicar cu firmă în Urziceni, să se scoale de dimineață cu ideea fixă că nu mai poate să trăiască dacă nu formează pe telefon un număr din vreo 20 de cifre cu care s-a sculat în minte. Și să pună mâna pe aparat și să înceapă să învârtă de disc cu ochii semi-închiși, ca în transă, și după o clipă de așteptare, la capătul celălalt al firului, să-i răspundă o voce de femeie și Nafane să înceapă să vorbească cu ea într-o limbă ciudată, care în cele din urmă să se dovedească a fi suedeza. Nafane neștiind în viața lui mai mult de 100 de cuvinte și alea toate în românește. Și acum, deodată, vorbește la perfecție suedeza cu o femeie pe care n-a văzut-o în viața lui, dar pe care o descrie cu precizie. Îi cunoaște toată viața de-a fi rapăr, unde stă, pe ce stradă și în ce oraș în Suedia. O nebunie! Acum sigur că vă puteți întreba cum de i-a venit lui Nafane numărul ăla de telefon în minte așa tamnisam. Nu știu, sau de ce s-a apucat să vorbească în suedeză și nu în engleză, care e o limbă internațională? Nici asta nu știu. De fapt, nu știu nimica. Lucrurile astea nu se pot explica. Ele depășesc puterea noastră de înțelegere a oamenilor comuni, vreau să zic. Sunt fenomene inexplicabile. Așa ca biliardul. Acum o să ziceți că ce m-a apucat de mă iau de biliard, că ce am eu cu biliardul, o să ziceți. N-am nimic cu el. Biliardul este un joc nu cu mult mai stupid decât alte jocuri de salon. Un joc cu bile foarte drăguț, plin de suspans și grație, în fine, un joc pe care îl știe toată lumea, așa că n-are rost să mai insist. Nu se poate spune că biliardul este o invenție sau o descoperire post-revoluționară. Nu, el de existat exista și înainte, cei drept extrem de rar și aproape deloc băgat în seamă. Pe la casele de cultură din orășelele mici de provincie mai puteai întâlni într-un colț o masă veche de biliard cu bile interbelice descompletate și cu tacuri tocite. Poate și din aceste rațiuni, pe vremea aceea, biliardul se bucura în ochii populației de exact atâta considerație cât a merita. Pentru că, oricât aș fi de sever cu cetățenii acestor plaiuri, parcă tot nu-mi vine a-i bănui că trăiesc cine știe ce plăceri metafizice atunci când lovesc cu bățul în niște bile și parcă nu-i văd amețiți de beția succesului doar pentru că reușesc să strecoare bila în gaura care trebuie. Și totuși, de câțiva ani încoace, furia cea mai nebună, moda cea mai modă, ultimul răcnet, cine este? Biliardul, firește. Nu există străduță în București, dar ce zic eu în București? În România nu există colțișor de cartier care să nu aibă masa lui de biliard, noi, frumoase, verzi, aduse din vest special pentru placul românilor. Nu există fost restaurant care să nu-și transforme unul din saloane în salon de biliard. Nu există băruleț nou înființat care, dacă vrea să emită ceva pretenții, să nu-și așeze în mijloc o masă de biliard. De jucat, rare ori poți să găsești pe cineva jucând. În acest domeniu, nu că n-ar fi amatori, dar oferta este infinit mai mare decât cererea. Sunt, ca să zic așa, mult prea multe mese de biliard pe cap de locuitor și atunci, spre necazul patronilor, unele dintre ele rămân nefolosite. Dar cine le folosește pe cele folosite? O să întrebați.
Da, m-am interesat. Biliardul este pasiunea furibundă a tinerilor, în genere băieți, care se învârt în jurul vârstei de 15-16 ani și un pic mai sus. Asta, trebuie să recunoașteți, ne mai liniștește. Când se vor maturiza și vor începe să fie preocupați și de alte găuri decât de cele ale mesei de biliard, acești băieți vor uita că au fost odată atât de stupizi. Grav ar fi ca această boală a adolescenței să se cronicizeze sau, mai rău, să fie contagioasă și peste 2-3 ani să vezi tot poporul adunat în jurul meselor de biliard spre turbare a cowboilor americani care se vor apuca de table. Veta Borș, încă o deziluzie. Ca orice român, acum la câțiva ani de la Revoluția din decembrie, am și eu deziluziile mele, printre care aș putea să enumăr, de pildă, 1. Am crezut că dacă scăpăm de dictatură, or să dispară și proștii. N-au dispărut. 2. Am crezut că dacă moare comunismul, or să moară și hoții. N-au murit. 3. Am crezut că democrația aduce automat și fericirea. Nu aduce. Și încă aș mai putea continua, poate nu la nesfârșit, dar oricum. Deziluziile de astăzi nu sunt, trebuie să spun, nici mai multe și nici mai puține decât cele de atunci. Atâta doar că e mai trist să le enumeri și tocmai de aceea nici n-am să o fac, ci doar o să pun o întrebare pe care n-am auzit-o rostită de niciunul dintre prea scrupuloșii contabili de deziluzii din jurul meu. Bun, foarte bine, avem un munte întreg de deziluzii, dar ce facem cu ele? Ce facem noi cu deziluziile noastre? Ce faci în genere cu o deziluzie atunci când ți-a apărut în față? Personal, am un singur răspuns. Eu nu o recunosc. Mă fac că nu o văd. Trec pe lângă ea ca și cum n-ar fi, ca și cum n-ar exista și așa, din mers, îi trag o palmă peste ochi să nu se vadă. Și rămân cu iluzia mea, chiar dacă e doar o iluzie, o simplă iluzie. O simplă iluzie. Apropo, ați observat, cred că, în vreme ce iluziile sunt întotdeauna niște aburi și godiile astea de deziluzii, deși n-au în plus decât un prefix, sunt al dracului de palpabile, de concrete. În fine, nu pot să zic că sunt cu regularitate mulțumit de metoda asta a mea de a mă lupta cu deziluziile, dar uneori merge. De pildă acum. Nu pot, nu vreau și nici nu concep să cred în versiunea asta, așa zis reală, a cazului Veta Borș. De fapt, e vorba de primul caz de terorism autentic occidental care s-a mediatizat binișor la noi și care a cutremurat opinia publică românească. Atentatul de la Suceava. Sigur că, pe de-o parte, îmi pare rău de bietul locotenent major care și-a pierdut viața încercând să dezamorseze bomba pusă sub mașină. Dar, pe de altă parte, nu poate să nu mi se umfle inima de mândrie patriotică la gândul că, în sfârșit, lupta politică a luat și la noi forme civilizate. Dacă irlandezii au IRA, dacă italienii au mafia, dacă separatiștii baști au ETA, noi de ce să n-avem VETA? Veta Borș, autoarea atentatului terorist de la Suceava. Și asta mi se pare haios, că și-au ales taman Suceava, adică nu Bucureștiul sau Timișoara, nu. Suceava, terorism politic la Suceava. Auziți numai cum sună, Belfast și Suceava. Ceea ce mi se pare însă grav este această obstinație a presei ticăloșite de a se opune cu orice preț, excepție evenimentul zilei, integrării noastre europene, încercând să acrediteze ideea stupidă că Veta Borș n-ar fi de fapt o organizație teroristă și criminală, ci o biată cu coniță geloasă din Suceava care a dorit să-și omoare soțul cu bombe. Versiunea mi se pare bună pentru handicapați. Pe plaiurile astea, în primul rând, ca femeile nu-și omoară bărbații. Îi chinuie, cu vitrion, cu șoricioaică, să nu moare instantaneu, sau, dacă tot e să moară, apoi să moară de cuțit, nu de bombe. Iar în al doilea rând, mi se pare ridicol ca tocmai acum, când avem șansa ca prin afilierea noastră la structurile teroriste europene să mai facem un pas sigur spre integrare, noi să coborâm în așa hal discuția, dând cazului o tentă de mahalagism care nu ne poate aduce decât de servicii. Somez așadar pe această cale organizația teroristă criminală autointitulată Veta Borș să iasă din anonimat și să-și revendice atentatul politic de la Suceava. Coincidența de nume cu cetățeanca Veta Borș din Suceava nu are cum să prostească un întreg popor și așa amărât de atâtea deziluzii. Să nu ajungem să strigăm cu toții disperați Veta Borș, încă o deziluzie. Pasiunea calamității. Era greu, era aproape imposibil ca fenomenul Veta Borș să nu declanșeze în mințile pline de elan creator ale românilor un lung și poate nesfârșit șir de efecte dezastruoase. Bomba geloasă de la Suceava, chiar dacă nu și-a atins scopul pe loc, a lovit și lovește în perspectivă, după cum și proverbul Dumnezeu nu bate cu parul. Așa și la noi, Veta Borș nu ucide pe loc. Ea este numai semnalul, iar de lovit, numai Dumnezeu sau dracu mai pot să știe când și unde va lovi, speculând ceea ce la noi, la români, apare mai cu seamă primăvara și se numește, în termeni intelectuali, pasiunea calamității.
Las la o parte faptul că mai mult de jumătate dintre avioanele care decolează de pe aeroporturile românești poartă la elice câte o bombă, ca mărțișor. Bombă ce se dovedește în cele din urmă a fi numai un balonaș de săpun palmoliv. Astea sunt niște mici alintături, niște gingașe glumițe care nu fac decât să întrețină tonusul catastrofic al unui popor fascinat de spectacolul calamității. Culmea este însă că lucrurile merg mult, mult mai departe, adică avioanele chiar explodează. Sigur, nu cele cu bombă la elice, nu, alea n-au nici pe dracu. De explodat, explodează alelalte, care n-au nimic. Dacă e bal, bal să fie. Interesant este cum reacționează românii la calamitate. Ai zice că după ce explodează un avion și sunt zeci de victime, lumea se va feri o vreme să mai călătorească pe calea aerului, că se vor înregistra refuzuri ale personajului aviatic de a se mai urca la bord. Aiurea, nici pomenelă de așa ceva. Românul e verde, el are 7 vieți. Ce contează că sacrifică una pe altarul calamității? Dar să luăm exemple mai puțin tragice. De zile în șir, metroul nu mai lucrează, e în grevă, adică nu merge, stă. Jumătate din populația capitalei, acea jumătate fericită care mergea cu metroul, năvălește acum peste cealaltă jumătate care merge cu tramvaiul. O să credeți că se ceartă între ei, că se enervează, că se iau de păr unii pe alții. Nici gând. Îi vezi pe toți veseli, cu fețele radiind de fericire, agățați de scările autobuzelor sau tărciuiți prin trolee. Calamitatea le priește. Alții s-ar fi revoltat, ar fi stat acasă, ar fi luat de gât guvernul. Nu, ai noștri e mulțumiți. Merge și așa, în fond, dacă nu era metroul. Situația asta mi-aduce aminte de o poveste cu unul care vine acasă după o călătorie lungă și în colțul străzii se întâlnește cu un vecin. Hai să trăiești, vecine, bine te-am găsit, zice ăsta. Bine pe dracu, face ălălalt. Adică cum? Adică eu sunt bine, dar tu... Eu ce? Păi a murit nevastă-ta. E, pă, dracu, păi cum a murit? I-a căzut o pârnă în cap de la casă. Păi cum? Când s-a apucat taică-tu să dărâme casa. Păi de ce? Că el a zis că nu mai suportă viața fără măta. Și mama? Și după aia s-a aruncat și el în fântână. Și acum nu mai ai nici mamă, nici tată, nici nevastă, nici casă. La care ăsta, calamitatul, îl ia pe vecină supe după umeri și îi zice: lasă-vă, Grigore, nu fi supărat, că tata era bețiv, mama oarbă și nevastă mea să nu mai zic. Bine, face Grigore ăla, dar casa? Casa dă-o dracu că era de paie. Hai să bem o țuică. Despre hoți. M-am întrebat de multe ori, oare hoția nu-i semn de prostie? Și hoțul m-am întrebat, nu cumva e și el doar un prost? Lumea noastră e plină de paradoxe. De la cele mai naive, bune de uimit copii în vacanță, până la cele mai sofisticate, cele metafizice, cioraniene. Nu zic că lumea este alcătuită strict din ele, zic numai că sunt multe. Firește, mult mai multe sunt lucrurile normale, neparadoxale, cele care conving. Convingătoare sunt și paradoxele, nu zic nu, dar ele conving prin excepție, prin eminență, prin fracturarea normalității a normei, prin pregnanță și prin strălucire. Mărturisesc că nu sunt un prea mare amator de paradoxe, din contră, mă indispun și mă enervează expresia de satisfacție tembelă pe care o citesc adesea pe față unuia sau altuia dintre intelectualii noștri, mari amatori de paradoxe, atunci când, după scremete mai lungi sau mai scurte, reușesc să producă o mostră de gândire surprinzătoare. Vai de capul nostru! Nu, nu pot să zic că mă omor după paradoxe. Mie îmi place realitatea calmă și așezată, gândirea limpede și clară, chiar dacă banală și fără salturi mortale. Îmi place becul să fie bec și să se aprindă atunci când apăs pe buton, cheia să se potrivească în ială și tramvaiul să vină la timp. Tot ce se abate de la această ordine mă indispune, mă enervează și mi-e străin. Și totuși, spre marea mea surpriză, am și eu momente paradoxale, când îmi dau seama că realitatea cea mai palpabilă, cea admisă de toată lumea, nu-mi este suficientă. Nu mi-ajunge. Și atunci dau un paradox. Dau adică în ce nu-mi place să dau. Iată de pildă această idee, că hoția ar fi un semn al prostiei. De unde și până unde, mă întreb, încercând să fiu lucid. Când vorba aia, știe toată lumea că hoțul e șmecher, inteligent, în fine, hoț. Cum să fie atunci hoțul prost? Zilele trecute mă grăbeam să ajung undeva și am fost nevoit să iau un taxi. Nu apelez nici foarte des, dar nici foarte rar la acest costisitor mijloc de transport. Neavând mașină personală și nici șanse să-mi procur una vreodată cu veniturile mele, mă pomenesc adesea la grabă mare, suindu-mă într-un taxi. Am învățat deci câteva șiretlicuri. Știu, de exemplu, că e bine să eviți să te urci într-un taxi particular. Tarifele practicate de stimabilii sunt enorme, de la 3 la 10 ori prețul unui litru de benzină. Trebuie să fii nebun. De aia este recomandabil să prinzi un taxi de stat, adică dintre acelea care au inscripționate pe caroserie 953. Acestea merg cu 6-700 de lei pe kilometru, ceea ce este tot mult, dar oricât. Mă urc zilele trecute, deci, într-un taxi. Scrie pe ele 953, deci sunt liniștit. Mă așez comod pe scaun cu ochii la aparatul de taxat. Pornim. Nu facem nici 100 de metri și mâncase deja 1000 de lei. Nene, zic, ce are aparatul ăsta înnebunit?
Nu, zice, dar am tariful mare, 1500, zice. Ba, eu cred că e și mai mare. Da, zic, nu ești de stat, văd că 953. Aș, zice, eu nu sunt cu 953, sunt particular, e mașina mea. Păi, zic, ce, zice, scrie undeva că n-am voie, pe mașina mea pot să-mi inscripționez ce vreau eu. 953, salvare, pompieri, e mașina mea. L-am rugat să oprească pe dreapta și am dat să cobor. Atunci l-am privit mai atent, în ochi, țintă. Era prost, hotărât, era cumplit de prost. Sigur, hoț păcălea cu această stratagemă o groază de lume, câștiga bani cu găleata. Un hoț veritabil dintre cei de care e plină ochi țara asta. Un hoț dezinvolt, arogant, căruia nici nu era frică sau jenă să recunoască sus și tare că-i hoț. Un hoț. Și totuși nu știu de ce, n-aș putea să explic, dar am avut extrem de clar senzația, ce zic eu senzația, certitudinea că în același timp era prost, foarte, foarte prost. Întâlniri internaționale. Întotdeauna m-au fascinat întâlnirile internaționale. Nu am participat la foarte multe, dar cele la care am participat mi-au dat ocazia să-mi formez o părere nu foarte originală de bună seamă, dar oricum o părere care este posibil să fie cât de cât subiectivă. Întâlnirile internaționale sunt pentru noi, ca români, de două feluri. Un fel este acela în care noi, românii, mergem peste hotarele țărișoarei și ne întâlnim acolo cu diverși străini, încercând fiecare, după puterile noastre, fie să reprezentăm patria cu onoare, fie să o vindem pe bucățele, de preferință la unguri. Al doilea fel de întâlniri internaționale este cel în care noi, românii, suntem gazde, primind cu ospitalitate delegația de străini din temir care țări ale lumii și arătându-le cu mândrie frumusețile țărișoarei, precum și capacitățile noastre intelectuale. În cele ce urmează, la acest al doilea fel de întâlniri internaționale aș vrea să mă refer, pentru că ele mi se par a fi, paradoxal, mai spectaculoase. Încă de cu 2-3 zile înainte de sosirea oaspeților străini la Otopeni, Comitetul Român de Organizare a Întâlnirii Internaționale respective intră în draci. Trebuie spus aici că numitul comitet este format din două doamne isterice însărcinate cu toate problemele administrative și dintr-un prezident, care firește prezidează și se ocupă strict de chestiunile intelectuale. La sfârșitul întâlnirii internaționale, cele două doamne sunt numai bune de internat în spital, iar prezidentul regretă tot ce s-a întâmplat. Asta în ce privește partea română. Să vedem însă cum se comportă străinii, care, și asta trebuie spus, se împart la rândul lor în două categorii. Unii care vin în România așa cum m-aș duce eu în America și alții care vin în România așa cum m-aș duce eu în Bulgaria. O să încerc să le abordez pe rând pentru a vedea o paletă mai largă de expresii. Cei care vin în România așa cum m-aș duce eu în America. Ăștia au o mină de blazați, vin de prin Caucazia, Gruzia, Chirchizia și altele. Nu prea-și dau seama pe unde se află în Europa, dar își imaginează că sunt în ea. În timpul colocviilor, adorm cu căștile pe urechi și cu pixul în mână. Nu se miră de nimic și ai senzația că nimic nu le place. Dacă le dai friptură de orangutan, o mănâncă de parcă asta ar mânca la ei acasă de mici copii. Îi duci în locuri frumoase, cu peisaje și natură abundentă, stânca stă să se prăvale și prăpastia-i măreață. Aș, ei nimic. Se miră de cursul prost al dolarului cumpărat de ei în Chirchizia, la același curs prost, și cumpără din magazine de artizanat tot felul de tâmpenii chici. În concluzie, ăștia nu sunt așa de periculoși. Îngrozitori sunt însă cei care vin în România așa cum m-aș duce eu în Bulgaria. În primul rând că ăștia vin de la Sorbona, de la Heidelberg, de la Oxford sau Harvard. Au călătorit în toată lumea și au văzut toate minunățiile. Coboară din avion la Otopeni, se urcă în mașină și își proptesc ochii în geam. Cum văd primul deal tâmpit din județul Prahova, încep. Magnific, fantastic. Le dai o ciorbă cretină de perișoare, ți-ai găsit beleaua. Savură, tasteful, o minune. Nu există colț de stradă, margine de drum sau petic de pajiște care să nu fie pentru ei wonderful, merveilleux, excepțional. Seara se culcă de vreme ca să fie apți de uimiri noi a doua zi. Sunt periculoși pentru că sunt sinceri. De câte ori mă nimeresc la vreun colocviu cu participare internațională, nu beau, nu mănânc, nu dorm. Toată ziulita nu fac altceva decât să mă uit atent la invitații de pe tot mapamondul. Pentru că, așa cum spuneam la început, întotdeauna m-au fascinat întâlnirile internaționale. Liftul românesc. Puține lucruri merg bine în țara noastră, dar nu cred să existe ceva care să meargă mai prost ca lifturile. Nici trenurile, nici ITB-ul, nici guvernul, nici handbalul și nici comerțul n-au reușit să ajungă la performanțele de absolută stupiditate pe care le atinge liftul românesc. Ferice, zic, de cei care n-au nevoie de el, de cei care locuiesc la țară, la casă cu curte, la vilă cu un etaj în primăverii sau chiar în blocuri la parter. Ferice, zic, de cei care au serviciul în clădiri așezate pe orizontală. Ferice de ei.
ei, căci vor trăi mai mult și mai bine decât noi ăștia care folosim zi de zi oroarea numită lift. La români, lifturile se împart în două categorii, lifturi cu însoțitor și lifturi fără însoțitor. Primele sunt firește mai rare și le putem întâlni numai în instituții. Cele din a doua categorie sunt lifturile noastre banale, de bloc. Un spirit mai jucăuș ar spune aici că noi greșim, că lifturile de fapt se împart în alte două categorii, cele care merg și cele care nu merg. Dar eu personal trebuie să mărturisesc că nu am absolut nicio ranchiună, ba chiar sunt prieten cu lifturile care nu merg. Ele sunt sincere. Nu merg și dacă nu merg, trebuie să o iei binișor pe scări până la etajul 8 sau 10, iar când ajungi sus, dacă mori, măcar mor de efort, iar dacă nu mori, zici că ai făcut sport. Mie, mult mai antipatice îmi sunt lifturile care merg, vin numai când vor ele și, după ce aștepți, de-ți vine acru până ți se lipește degetul arătător de butonul de apel. Și când vin, îți pleacă de sub nas înainte să apuci să deschizi ușa. Fie, dacă apuci să te urci, te duc la cu totul alt etaj decât ăla la care vrei să ajungi. În afară de asta, mai iau o nebunie. Rămân între etaje, iar butonul de alarmă nu funcționează niciodată. Arătați-mi mie un bloc de locatari din România în care să funcționeze butonul de alarmă la lift, că-l mănânc. Dar gata cu lifturile care merg și cu cele care nu merg. Eu vroiam să vorbesc acum despre lifturile cu însoțitor. Lifturile cu însoțitor sunt geniale, iar însoțitorii de lift, în general femei, sunt la rândul lor niște mari personalități. Am avut ocazia în câteva rânduri să mă opresc între etaje într-un lift cu însoțitor. Mă rog, însoțitoare. Eram vreo 10-12 călători, tixiți în cutia pătrată de carton, iar în momentul când am rămas suspendați și ușile nu s-au mai deschis, ne-am albit cu toții. O doamnă de lângă mine a început să țipe că ea nu mai are aer. Un domn în vârstă a început să râdă nervos și și-a scos cu un gest furios pălăria din cap. Malacul care mă călcase pe picior când ne urcasem în lift și care până atunci se dădea foarte dur, a izbucnit brusc în plâns și a zis că nici el nu mai are aer, deși aer era, dar chipurile, ci că-i luam eu lui tot oxigenul. Un dobitoc, de fapt, a și coborât imediat ce liftul s-a reparat și a oprit la primul etaj, deși el vroia să coboare în cu totul altă parte. Singura pe care am admirat-o pentru sângele rece dovedit a fost însoțitoarea. Croșeta calmă un pulover, două pe față, două pe dos și se uita disprețuitoare la noi. Ea știa ceva ce noi nu știam. Rotmans. Pe ăsta îl chema Munteanu Ion. Cât timp fusese mic, până prin clasa a 6-a, adică, măsa lucrase ca femeie de serviciu în blocul lor pe 16 și îi ținuse din banii ei și pe ăstamicul la școală și pe bărbatusul la pușcărie. Furase două lăți de lichior de mentă arctic de la alimentara și ăia, comuniștii, îi și dăduseră nu știu câți ani, că ci că furase din avutul obștesc. Auzi, lichiorul arctic, avut obștesc. Ăsta micu era și el cam tâmpit, chiulea de la școală și hălăduia pe maidane cu vagabonzii, cu fane bardai, cu mexicanul și cu gașca lor, mergeau la pescuit caraș pe baltă, fumau și beau vin prost. Lui ăsta, lui Munteanu Ion, îi ziceau Bebe, probabil fiindcă era cel mai mic dintre ei. Dacă îl întrebai, unde-i tactu bă Bebe sau bă Munteanu Ion, asta dacă erai la școală, el se strâmba așa, șmecher, clipea din ochi și zicea, la închi, cu accentul pe i, adică la închisoare, dar urma să iasă totuși și atunci... Pe urmă, aia bătrână s-a îmbolnăvit și n-a mai putut să lucreze, deci nici să-i mai țină pe ăștia, pe bărbatăsul la închi și pe fisul la școală. N-a mai putut, așa că Bebe n-a mai mers la liceu, bine că nici nu-i ardea lui de liceu, și-a intrat la o profesională, iar în timpul liber ajuta la descărcat legume fructe la aprozar să mai facă un ban. Crescuse un pic, nu mai mergea cu vagabonzii pe baltă, în schimb bea cu aprozariștii în depozit. Ăștia nu-i mai ziceau Bebe, că nu mai era Bebe, îi ziceau Carmol. Asta de la o întâmplare drăguță, că pierduse un pariu cu Neagogu Gogoșaru, gestionarul de la aprozar, și drept pedeapsă că n-avea bani să plătească, l-au pus să bea o sticluță de Carmol de la farmacie. De atunci așa i-a rămas numele. Bă, Carmoale, îi ziceau, ia du-te bă de mai adu o sticlă de aia de vin, firea al dracului să fii de puturos. Pe urmă l-au luat în armată la turnul Măgurele, la artilerie. Nasol, armată grea. După ce a depus jurământul, la prima învoire s-a îmbătat cui în oraș și s-a trezit a doua zi la Bulău, la garnizoană. Era primul din proaspătul lor contingent care nimerea la Bulău. Când s-a întors în dormitor seara, toți au sărit pe el. Ce faci, bă, Bulache? Toată armata, așa i-a rămas numele, Bulache. Când s-a eliberat și a venit acasă, s-a gândit să se însoare. A luat-o pe una Rodica, mai mare cu 8 ani ca el, fostă concubină alu Mardare de la măcelărie, care o bătea. Ce face prințișorul meu? Îl alinta Rodica premarital, după care prințișorul în sus, prințișorul în jos, i-a rămas numele prinții, cu accentul pe al doilea i, firește că asta numai între ei doi, în casă. Prinții s-a lansat cu puțină șansă în niscaiva afaceri, așa că revoluția l-a prins cu ceva bani în buzunar, pe care i-a investit repede în Turcia, în ciungă. Treptat și-a înghebat un butic și...
și a deprins un obicei foarte ciudat. El, care nu fumase în toată viața lui, încă de la 10-11 ani decât Carpați, a prins gustul de țigări bune, Rothmans. A venit prima oară cu ele din Turcia, după aia au apărut și la noi. La început, nimeni nu fuma așa ceva, că erau prea scumpe, numai el. Hai să trăiești, bă, Rothmanse, îi ziceau ăștia prin cartier, dă și mie o țigare. Nu dădea, îi băga măsa și nu le dădea. Până într-o zi, când Rodica a zis că ea lasă copilul, că a venit timpul să aibă și ei un copil. A ieșit băiat. Și într-o seară, la o bere pe terasă, ăsta, munteanu Ion, s-a hotărât. Bă, zice, eu am avut o groază de nume în viața mea, dar niciunul nu mi-a plăcut mai mult ca Rothmans. Așa că, pe fimiu, eu așa vreau să-l cheme. Rothmans, mă înțelegi? Munteanu Rothmans. Și îi bag în aia măsii. La ocazie. Duminica trecută am fost la munte. Asfaltul cleios și gazele de eșapament ale Bucureștilor alungă oamenii la sfârșit de săptămână către răcoarea muntelui și a berii de Azuga. Și eu sunt om și, ca omul, dacă m-am dus la munte, trebuia să mă și întorc de acolo. Asta se întâmpla duminică seara. Pe la ora 18 eram în Ploiești după un drum de o oră jumate cu personalul. În gara Ploiești Sud aflu că primul tren spre București pleacă abia peste o oră și ceva. Iubesc Ploieștiul pentru caragiale și pentru prietenul meu, dramaturgul Mihai Ispirescu, mare ploieștean, dar nici chiar într-atât încât să stau o oră și ceva în gară ca să aștept să plec la București. Așa că ce mi-am zis? Ia hai să ies la o ocazie, poate am noroc. Duminică seara trec multe automobile prin Ploiești, de la munte către agitata noastră capitală. Nici n-apuc să ridic mâna, semnul clasic al autostopiștilor, că lângă mine și oprește o Dacia roșie, nici prea veche, nici prea nouă, în fine, o Dacie. Portiera din spate se deschide. Întreb dacă merge la București, mi se răspunde că da. Și mă sui. Șoferul, un bărbat român, cam la 50 de ani, dar se ține bine. În dreapta lui, o femeie româncă, clar reumatică, sărită de 50. Așa, zice ăla către ea, ignorându-mă pe mine. Așa, să continuăm discuția. Va să zic că există 4 feluri de conifere. Bradul, pinul, molidul și... Rămân ca trăsnit pe bancheta din spate a mașinii. Uite despre ce discutau ăștia până să mă sui eu în mașină. Aștept răbdător să-și termine cretinul dizertația despre conifere. E tipul clasic de mitocan, fericit că există și împăcat cu toate problemele lumii. Eu știu că nu face bine pentru un narator să-și dezvăluie atât de clar sentimentele pe care le nutrește față de personajele sale, dar ăsta era pur și simplu un dobitoc. Am simțit asta de când m-am urcat în mașină și, de obicei, nu mă înșel. Nu tace bine idiotul în problema coniferelor că se apucă asta la altă, un fel de amantă de-a lui, să-mi povestească ce bine a petrecut ea cu imbecilul la Slănic, unde au băut o bere bună la 1100 de lei și unde au servit și ceva de mâncare. În mașină mirosea acru, a picioare nespălate, a murături, a cretini. Și jur că nu de la mine mirosea așa. În timp ce vitele astea continuau să discute imperturbabil despre tot felul de inepții, eu mă gândeam cam cât să le dau pe cursa Ploiești-București. Biletul de tren costă cam 1500 de lei. Să le dau dublu, zic, 3000. 3000 costă și benzina pe 60 de kilometri, poate chiar mai puțin. În fine, mă gândesc, 3000 e o sumă rezonabilă. Să-i plătesc eu benzina boului. Treacă. Ajungem în București. Mitocanii stau pe Ștefan cel Mare și Sfânt. Cobor și eu undeva, zic, unde le e lor mai comod să mă lase. Dacia oprește undeva, eu scot din buzunar 3000 de lei, mulțumesc frumos și întind banii. A, zice ăla, păi nu-i bine, n-ajunge 3000, de la Ploiești face 5000. Cum, domne, zic, 3000 înseamnă costul benzinei, 2 bilete de tren, cum adică să n-ajungă? Dacă nu dai 5000, atunci nu-mi trebuie niciun ban, zice boul, și te rog să te dai jos din mașină, că ăsta e bunul meu personal. Oricum mă dădeam jos din bunul lui personal, așa că cobor și nu-i mai dau niciun ban, fără regrete, fără remușcări. Pentru că mitocanul ăsta este exemplul tipic de jigodie românească post-revoluționară. Plin de bani, pentru el nu banul în sine are valoare, ci modul în care îl obține. 3000 de lei, adică suma cinstită, nu reprezintă pentru el nimic. El ori te fură, cerându-ți 5000, ori nu mai vrea nimic. Furtul contează, asta-i dă lui satisfacție, să te fure. Între 3 și 5000, pentru el nu există nicio diferență, financiar vorbind. Dar ce satisfacție și cum ar fi comentat el afacerea dacă ar fi luat 5000 de lei? Și ce bine s-ar fi încheiat aventura cu amanta lui reumatică de peste 50 de ani dacă mi-ar fi luat mie 5000. Așa mă bucur și eu că am stricat weekendul la doi imbecili. Birocrația dâmbovițeană. Cei care mă cunosc știu că nu sunt eu omul care să mă las potopit de mlaștina sentimentelor pozitive. Mă simt mai bine în fața unui adversar căruia să-i car eu șuturi unde știu eu, decât în fața obiectelor fără cusur și cărora orice-i face, substantivul prostie nu li se poate alătura cu niciun chip.
și totuși va trebui să mă dau bătut și să recunosc genialitatea desăvârșită a birocrației de pe Dâmbovița. Creatoare de sistem, animată de un profund umanism pe care noi dâmbovițenii în general îl disprețuim, dar pe care un comunitar european l-ar pune acasă în dormitor, pe perete, birocrația pe aceste plaiuri dezvoltate de Dumnezeu de la Ciurel mai la vale este într-o mult mai mare măsură o binefacere decât o tortură. Știu că sunt prea puțini cei care vor pricepe ceea ce spun eu aici. Știu că sunt infinit mai mulți cei care vor spune în sinea lor, ăsta s-a tâmpit. Dar eu vă rog să aveți doar un strop de răbdare și vă jur că peste numai două pagini dactilo, adică la sfârșitul acestui articol, îmi veți da pe de-a întregul dreptate. Ce dracu, doar mă știți bine, am făcut eu vreodată mișto de cititor? Săptămâna trecută a trebuit să legalizez un act și m-am adresat unei judecătorii de sector, n-are importanță ce sector. Legalizări nu se făceau decât în anumite zile ale lunii, în număr de 5, din cauza că sunt judecători plecați în concediu. În fine, după multe cercetări, ca să aflu ce și cum trebuie să fac și la ce anume coadă trebuie să mă așez, în fine zic, cu inima de tot îndoită, mă alătur timid unei doamne aflate la capătul mizerabil al unui șir de persoane postate la ușa pe care scria mare legalizări. Sunt 28 de persoane înaintea mea, eu sunt al 29-lea. E deja 10 și ăștia încă n-au deschis, la ora 13 închid. Cam 6 minute de persoană fac eu un calcul rapid. Numai că s-a făcut deja 10:24 și încă n-a intrat nimeni. Ușa rămâne închisă. Doamna de lângă mine zâmbește superior. Îmi spune că vine din Germania, acolo nu se admite așa ceva. Ușile se închid la fix. E drept că nemții sunt atât de conștiincioși că te apucă damblalele. Doamna e deloc din Focșani, dar s-a măritat acum mulți ani cu unul și acum își deschide o firmă și în București. În fine, se deschide și ușa și intră primul fericit. Trec 10 minute, trec 20, nimic. Ușa cu legalizări rămâne închisă. Mă cufund în lectura unui ziar. Tragica presă românească îmi dă fiori. Cineva mă bate pe umăr, se duce să fumeze o țigară, vă rog frumos, și să-i țin și lui locul, adică să-l recunosc. Bine, domne, zic, te recunosc. Și iar citesc. Și iar mă bate cineva că, vă rog frumos, merge să dea un telefon. Bine, domne. În jumătate de oră rămânem la coadă numai eu și cu doamna din Germania. Toți au plecat cu câte ceva, pe toți trebuie să-i recunoaștem noi doi. Numai ușa a rămas ferecată de când a intrat primul client. Simt că ceva nu-i în regulă. O rog pe doamna din Germania să mă recunoască. Sunt și eu aici după dumneavoastră, zic. Mă duc să... și plec. Nu dau bine colțul pe un alt culoar că mă întâlnesc nas în nas cu cine? Cu unul din aia pe care trebuia să-i recunosc eu. Nene, zic, te recunosc. Se uită la mine ca la nebun și trece valvârtej cu o cutie de bomboane în mâini. Intră pe o ușă. Bag și eu capul după el. Înăuntru, stupefacție. Vreo 10-15 persoane, toate dintre cele pe care trebuia să le recunoaștem noi, eu și cu madame din Germania. Parcă nu m-ar fi văzut în viața lor. Îl bat pe unul pe umăr. Nene, zic, mă recunoști? Nici pomeneală. Zahăr ars. Mă simt penibil, așa că bag mâna în buzunar, scot 3.000 de lei, îi înfășor în actul ce trebuia legalizat și îi depun timid pe masa dudui, care înțeleg de la ceilalți care dintr-o dată mă recunosc, de oră nu face altceva decât să legalizeze acte pe ușa din spate, cu șpagă firește. Dar merge și mult mai repede și dacă nu vrei, nici nu trebuie să stai lângă ea, poți să te duci la bufetul de alături și să aștepți acolo, că-ți trimite ea actul prin fata de la arhivă, îi dai și ei 500 și gata. Mă duc la bufet și în 10 minute apare fata de la arhivă, 10 perechi de ochi se îndreaptă spre buzele ei, dar ea rostește numele meu. Îi dau 500 și gata, am scăpat. Eu știu ce o să mă întrebați acum, miloși cum sunt de obicei cititorii. Că, vezi, doamne, ce-o fi făcut doamna din Germania? Ei bine, vă rog să mă credeți că eu unul n-am avut nicio curiozitate în acest sens. N-am avut. Profesioniștii griului. Am fost săptămâna trecută la mare, câteva zile numai și așa destul de multe pentru fragilul meu buget de vacanță, puternic zguduit încă de acum două luni, de când a trebuit să plătesc doar intenția de a petrece câteva zile la mare. Intenție, cum spuneam, concretizată săptămâna trecută. Nici n-apuc bine să mă așez pe bancheta comodă a unuia dintre noile vagoane nemțești ale rapidului expres Calatis, de urma să mă depună peste numai 2 ore și jumătate pe plaja însorită și mătăsoasă a litoralului românesc, că nu știu cum apuc de fac o mișcare greșită și ochii îmi cad pe articolul de fond al unui cotidian pe care nu-l numesc, semnat de către un publicist pe care iarăși nu-l numesc. Dar despre ce era vorba în acel articol, care, repet, mi-a fost dat să-l citesc în timp ce mă îndreptam purtat de expresul Calatis spre litoral. Era vorba despre cât de urât și de rău e și anul acesta la mare. Autorul său fusese și el în concediu câteva zile, exact în locurile unde urma să poposesc și eu, iar impresiile îi erau dezastruoase.
Plaja e o mizerie. Bișnițari de joasă speță au împărțit-o în parcele privatizate, unde omul de rând nu mai poate pătrunde să-și prăjească pielea decât dacă are curajul să se ia la trântă cu bodyguards-ii, care sunt de fapt aceiași de pe vremea lui Ceaușescu. Apa e murdară. De fapt, petrolul e murdar de apă. Scuterele pentru divertisment sunt prea scumpe, iar gazele lor de eșapament s-au nimerit vreme de câteva zile, fatalmente, exact în ochii și în nasul autorului respectivului articol de fond, pe când se găsea dânsul în apa, mă rog, dacă poate fi numită apă, a mării. Vă dați seama cam cu ce suflet mă mai duceam eu la mare, purtat valvârtej de expresul Calatis, cu banchetele lui nu prea comode și cam murdare, cu vagoanele lui catastrofale făcute la Arad. Dar acum, mă rog, ce era să mai fac? Sigur, nu trebuie să vă așteptați acum de la mine să vă spun că plaja e de fapt o splendoare curată și mătăsoasă, că nisipul e al poporului, că bodyguards-ii sunt niște îngerași, asta în rarele cazuri în care există, că apa mării e limpede ca azurul cerului și că peștișorii fac giumbușlucuri printre cetățenii aflați la scaldă, că scuterele merg cu energie solară și sunt gratis. Nu, nimic din toate acestea nu veți găsi la mare. Iar dacă totuși vreți o opinie personală, iată-o. Plaja e așa, nici prea curată, dar nici de tot murdară. A rămas totuși a poporului în marea ei majoritate, eu nevăzând nicio parcelă privatizată, cu excepția celei a lui Ceaușescu, care acum nu se înțelege a cui e, dar de stat stă în ea văcăroiul. Bodyguards nu sunt decât acolo unde e ceva de păzit și nu sunt nici simpatici, nici antipatici. Și apoi, dacă ar fi să ne enervăm pentru fiecare bodyguard... Apa a fost parcă mai curată decât în alți ani, iar scuterele te stresează mai mult cu zgomotul lor decât cu gazele de eșapament, care firește n-au cum să se simtă 2-3 motoare în dita mai mare decât dacă bagi nasul în țeava de eșapament. În rest, prețuri uriașe, servicii cât mai bune, cât deplorabile, ca la noi. Dar nu despre opiniile mele personale în materie de litoral vroiam să vorbesc, ci despre obiceiul intelectualului român de a fi posomorât până și în concediu. Iar dacă mai este cumva și scriitor ziarist și are acces la tipar, negreșit, posomoreala lui va trebui să fie răspândită în tiraj de masă și împărtășită zecilor de mii de cititori. N-aș vrea să se înțeleagă cum că generalizez, dar nu pot să nu remarc faptul că există la noi o categorie ciudată de intelectuali. Profesioniști ai posomorelii, ai proastei dispoziții, ai griului, căutători avizi de tot ce e trist și cenușiu în jur. Sunt detalii de felul acesta în existența cotidiană pe care nici nu le-ai băga în seamă dacă n-ar fi ei să-ți atragă atenția asupra lor. Nici prin cap nu mi-ar fi trecut mie că m-aș putea indispune de gazele de eșapament ale celor 2-3 scutere care aleargă pe imensitatea mării. Dar așa, dacă mi s-a atras atenția de către un astfel de profesionist al indispoziției, tot sejurul am stat cu nasul întins, doar o-i simți ceva. E posibil, mă gândesc, să fiu eu o natură mai pozitivă, dar mărturisesc că plăcerea asta de a fi mereu cu corăbiile înnecate, nu înțeleg. Oricât mi s-ar argumenta, că vezi, Doamne, este vorba de o menire critică a intelectualului care trebuie să fie în opoziție cu tot și toate, doar de dragul de a fi altfel. Dacă prețul acestui altfel este constipația, mohoreala și indispoziția permanente, chiar și în concediu, atunci mai bine lipsă. Nu mai vorbesc că atitudinea asta are și doza ei de stupiditate pură. Ea seamănă perfect cu imbecilitatea autorilor de integrame estivale, acele cuvinte încrucișate pentru handicapați. Lângă mine pe plajă se așează într-o zi un domn bine, cu părul grizonat, fericit că găsise la chioșc o revistă de integrame. Se așează tacticos, își scoate pixul, zâmbește, deschide revista și începe să deslege prima integramă. În 5 secunde îl văd cum se face alb ca varul. Trag cu ochiul în revistă și ce văd? Locuință pentru eternitate din 6 litere. Nu putea fi altceva decât sicriu. Chifle, tehnologia americană. Zilele trecute mă plimbam pe bulevard cu gândul de a revedea Bucureștii după cele aproape 4 săptămâni de concediu petrecut pe alte meleaguri decât cele udate de apa căldicică a Dâmboviței. Îmi place orașul în astfel de momente. Deseori mă pomenesc tresărind la senzația de nou proprie turistului. Adică atunci când revin din concediu, mă simt pentru o zi sau două turist în orașul meu natal. Mă uit cu ochi proaspeți la străzi, la magazine, la oameni. Apoi, senzația de noutate dispare brusc și n-am de ales decât să intru din nou în la fel de fermecătoarea pentru mine banalitate a fiecărei zile. Dar mă analizez deja prea mult. Altceva vroiam să spun. Tot mergând eu pe bulevard și ajungând în față la Leonida, deodată mi se face foame. Ca în orice metropolă care se respectă și în orașul nostru, dacă ți se face foame, n-ai decât să întorci privirea și imediat dai peste vreun chioșc cu hamburgeri și hot dogs, mâncăruri tradiționale la români, la aceleași prețuri cu care se vând și la Paris, Londra sau New York. În față la Leonida, de pildă, dau peste un astfel de chioșc. Nu stau pe gânduri și era să zic că mă așez la coadă, dar nici vorbă de
așa ceva, întrucât nu pricep de ce românii par a nu agrea deloc hamburgerii mustoși și hot dogii virili ce le sunt oferiți cu atâta generozitate de către investitorii străini. Mă rog, n-ai ce să-i faci, chestie de gust, de civilizație, de apetit, lucruri pe care norodul n-avea cum să le deprindă atât de repede ca Adrian Severin, cataramă din Upatriciu et Company. În fine, altceva vroiam să spun, anume că nici n-am apucat să-mi exprim dorința firească de a mânca un hamburger cu brânză și ou, că nu știu cum se face, că privirea îmi cade pe un anunț reclamă scris cu cretă pe o tăbliță neagră, așezată frumos pe trotuar, chiar în fața chioșcului cu pricina. Începând de azi, adică din ziua respectivă, investitorul străin în neasemuita-i grijă față de limba, dinții și cerul gurii românești, va servi prea solicitații hamburgeri în chifle tehnologie americană. Chifle tehnologie americană, care va să zică, gândesc eu. Oare ce-o fi însemnând asta? Întreb, domnișoară, dacă nu vă supărați, ce vrea să zică chifle tehnologie americană? Adică logic, zice domnișoara și ea, tot tehnologia americană din Crângaș. Adică sunt chifle fabricate după o tehnologie americană, zice. Bine, zic, și ce au chiflele tehnologie americană în plus față de chiflele tehnologie nemțească? Întreb eu hoț, gândind că o pun în încurcătură, întrucât chioșcul unde vinde ea aparține după firmă unui investitor străin neamț. Are, că e mai bună decât astea românești, zice. Aha, mă dumiresc eu. Va să zică, până acum solicitații hamburgeri se dădeau cu chifle românești și de acum înainte or să se dea numai cu chifle americane. Și zic, de ce-s mai bune astea americane? Nu, că și eu sunt de insistență. În primul rând, zice domnișoara, că astea americane ține și o săptămână proaspete, în vreme ce alea românești, după zi, îți spargi capul cu ele. Aha, zic, pricep, dar dacă hamburgerii sunt așa de solicitați, la ce aveți nevoie să țină chiflele o săptămână? Întreb și eu așa, ca boul. Nu știu, zice, vorbiți cu șeful. În fine, altceva vroiam să spun. Vroiam să vă spun, stimați concetățeni, că nu-i bine deloc să fie atâta de cicălitor și de curios când e vorba de tehnologii străine. Nu de alta, dar rămâi nemâncat. Ca mine, care, după conversația cu domnișoara cu hamburgerii, nu numai că mi-a trecut orice foame, dar chiar să-mi mai fi și fost. Tot nu-mi mai dădea nimeni nimic după furia cu care mi s-a tras oblonul în nas. Așa că, în chestiuni de stomac, eu zic că e mai bine să-i lăsăm dracului în pace cu tehnologiile lor și să le halim chifteaua cât e caldă. Și chiflele la fel. La piață. Ador să fac piața, mai cu seamă acum toamna, când belșugul legumicol se revarsă aproape isteric pe tarabe, când natura este atât de darnică cu populația și când întreaga sforțare de peste an a pământului se împlinește în mirosuri și culori atât de apetisante. A culege câte puțin din toate aceste comori este pentru mine cel mai deconectant lucru cu putință. Îmi place mai ales să mă las cuprins de extaz în fața mormanelor de gogoșari. Gogoșarul, această legumă roșie, cărnoasă și dulce, face mai mult pentru mine decât orice căpățână de ananas sau decât orice nucă de cocos sau decât orice mango sau kiwi aduse de pe cele mai îndepărtate și exotice tărâmuri. Gogoșarul, diafanul, naționalul gogoșar mă emoționează la culme. Și nu găsesc plăcere mai mare decât aceea de a sta față în față cu o grămadă imensă de gogoșari și de a alege dintre cei mulți pe unul, ca să-l șterg grăbit de mâneca hainei până ce pielea îi devine lucioasă și roșie și ca să-l gust așa ca pe un măr și să-mi umplu gura de miresmele telurice ale toamnei. Foarte drăguț! Din cele de mai sus, vă puteți da seama lesne că sunt un pasionat, aș îndrăsni chiar să zic un profesionist al pieței. Cu acest elan și de pe această poziție, m-am deplasat duminica trecută în obor, în ideea de a face niscaiva cumpărături. Nu foarte multe, pentru că o să râdeți în pofida marelui meu talent de a face piața, nu sunt totuși un gurmand. Oborul este însă, mai ales toamna, locul unde până și cel mai înverșunat ascet poate să dea una-două în bulimia cea mai avansată. Primele în piață se cumpără legumele tari. Spun asta pentru novici, de care nu pot să nu mă amuz văzându-i cum se repet mai întâi la roșii, pe care le așează pe fundul sacoșii, după care trântesc peste bietele tomate vreo 2-3 kg de cartofi. Primii sunt așadar cartofii. Mă apropii de o grămadă enormă adunată într-un țarc și cer țăranului. Băiete, un kilogram de cartofi mai măricei, te rog frumos. Cât mă, se holbează ăsta la mine. Un kil? Cred că nu ești sănătos. Aici se vinde numai cu 100 de kg, tataie. Hai, fă pași, zice. A, mă dumiresc eu. Ăsta o fi îngrosist. Aiurea, niciun angrosist. Chestia e că e toamnă, iar toamna trebuie să fii nebun să cumperi un kil de cartofi când toată lumea ia cu tonele pentru la iarnă. De, mai greșesc și profesioniștii. Mă apropii de o altă grămadă de pasiunea mea gogoșari. Nene, zic, punem și mie trei. Se apucă ăsta și își bagă mâinile lui mizerabile în muntele roșu de gogoșari și pune și pune. Nene, zic, eu vreau numai trei. Trei gogoșari, nu trei chile. Atunci du-te la farmacie, nenică, zice ăla. Aici vinde mangro. O să iau câteva roșii, mă gândesc, și un sfert de chil de telemea și cu asta basta.
Da de unde? Roșiile se iau pentru suc de la 50 de kg în sus, iar brânza, cea mai mică bucată, cântărește 2 kg și țăranul nu taie nici mort. Trebuie să mărturisesc că detest acest obicei stupid al concetățenilor mei de a cumpăra cu toptanul fructe, legume, alimente în general, mai cu seamă toamna. Dacă suntem puțin atenți, ne dăm seama că ideea de provizie este una proprie comunităților patriarhale, unde nu s-a inventat comerțul și unde fiecare mănâncă peste iarnă ceea ce produce vara. Comunitățile urbane, comerciale, civilizate au renunțat de mult la astfel de apucături. Știu ce mi se va replica. Vezi, Doamne, că de fapt asta e o nebunie în care poporul a fost împins de sărăcia în care a fost ținut 50 de ani sub comuniști. O fi, nu zic nu, dar eu cred că, indiferent de motive, fie ele și ale trecutului, numai atunci va fi normal în România când orice om va putea să-și cumpere de la piață în orice anotimp 2 cartofi mari, o roșie și 3 gogoșari. Calul și căruța lor. Aud că am fi printre ultimele țări din Europa în care pe drumurile publice mai este permisă circulația căruțelor trase de animale. Sigur, imaginea unei limuzine ultimul tip, hiperelectronizate și ultrafumurii, depășind o căruță trasă de două mărțoage, ar putea părea excentrică, artistică chiar, dacă n-ar fi tragică. Blocajele de circulație pe drumurile europene, care au ghinionul să treacă prin țărișoara noastră, cozile de sute de mașini aliniate în urma unui car cu boi, pot face deliciul naționaliștilor noștri, însă rămân realități descalificante pentru o națiune care se vrea civilizată. Circulă cu statut de curiozitate prin mediile citadine obiceiul încă viu al țăranilor români, mai mult sau mai puțin înstăriți, de a-și amenaja o casă superbă cu camere dotate cu tot confortul, care stau goale și împietrite în vreme ce stăpânii lor locuiesc pe undeva prin spate, în cămăruțe insalubre, sărăcăcioase și, în contextul dat, caragioase. Am cunoscut și eu un astfel de țăran român, altfel gospodar cinstit, cu nevastă și 3 băieți mari. Dormeau cu toții într-o cameră mai mare, lângă bucătărie, în fundul curții, care se chema casa veche. Aveau pe jos preșuri tocite, dar curate, așternute direct pe pământ. Am și mâncat acolo, într-o atmosferă altminteri patriarhală, care mie mi-a plăcut. După masă, omul m-a invitat să-i vizitez și casa nouă, așezată mai la stradă, o clădire solidă, cu etaj în stil vilă. Când am intrat, am împietrit. Un lux absolut incredibil. Câte 3 covoare persane pe jos, așternute peste o mochetă groasă. Noi eram desculți. Proprietarul se descălțase în semn de exemplu, deși cred că ciorapii supraelastici pe care îi folosea făceau mai mult rău atmosferei din jur decât pantofii, altfel curați, pe care îi lăsase la ușă. Pereții plagați cu faianță italienească sau cu lemn, instalațiile sanitare aduse din Germania ultimul tip, de la cada scoică până la WC-ul electronizat. Totul, absolut totul, neatins. Nu, omul meu prefera să folosească privata din grădină, fără apă curentă, iar casa nouă o făcuse așa, ca să bage bani în ceva trainic, după cum mi-a răspuns atunci când mi-am exprimat nu uimirea, ci revolta. Știu că țăranul român e în genere sărac. Nu toți țăranii sunt însă săraci. Mulți, foarte mulți dintre cei care folosesc calul și căruța pentru transportul mărfurilor agricole nu o fac pentru că nu ar avea bani să-și cumpere o camionetă. Unii chiar au mașini luxoase în curte. Calul este însă mai ieftin. Nu se strică, nu cere nici revizie tehnică, nici nimic. Decât o mână de fân, caii de tracțiune ai românilor sunt de obicei jigăriți, slabi, costelivi, cu părul mâncat. Boii, la fel. Animale care nu produc lucruri bune de băgat în gură, ca oaia, porcul sau vaca, aceste biete ființe, seamănă cu niște mașini stricate care mai merg abia-abia. Nu știu ce mare actriță ajunsă în vârsta menopauzei s-a dedicat în Franța protecției animalelor și a ajuns președinta unei foarte active fundații pe acest domeniu. Am auzit că ar fi distrusă de soarta dramatică a potăilor bucureștene, care de fapt sunt bine mersi, prosperă și atacă în haită chiar în centrul capitalei. Cred că dacă ar vedea un cal trăgând o căruță pe o șosea din România, ar da în apoplexie. Mi se spune că, de fapt, calul și căruța sunt o necesitate, că nu pot fi înlocuiți de mașină. Nu cred, eu bănuiesc țăranul român de zgârcenie. Dacă mi-ar sta în putință, aș pedepsi extrem de sever pe cei care folosesc animalele la tracțiune. Nu sunt un ecologist absurd, dar lăsând la o parte prejudiciile enorme pe care le aduce o căruță fluxului circulației, imaginați-vă că aveți pe bancheta din spate un muribund, sunteți pe un drum național și vreme de o oră nu puteți depăși o căruță. Procedeul de a folosi o ființă ca forță de muncă brută în condiții de cruntă exploatare mi se pare o barbarie. Detestabil la cei care pretind că iubesc animalele este faptul că refuză să se gândească la calul de tracțiune. Iar după ce își bagă mărțoaga sleită în grajd, uitând de o vorbă bună sau de o mângâiere peste părul mâncat și murdar al coamei, știu țărani care intră în casă și își pupă în bot siameza sau canișul. Calul și căruța lor de oameni.
Despre pixuri. N-am pomenit foame mai mare și mai a dracului decât aviditatea românului față de pixuri. Există, firește, o groază de lucruri atractive, apetisante, bune la gust sau spectaculoase ca aspect, adevărate provocări pentru glandele salivare ale populației. La toate o vezi că se mai reține, că se mai temperează, că se mai abține. La pixuri, nu. Pune-i populației o fleică mustoasă cu doi mititei alături, toate lăfăindu-se pe o căpiță de cartofi pai cu cașcaval presărat pe deasupra, tot mai rezistă dacă își pune în cap. Că colesterolul, că arteroscleroza, că silueta, mă rog, crapă de poftă și, la o adică, tot nu mănâncă. Sau arată-i o mașină elegantă, Cielo ultimul tip. O să zică că da, că e mișto, dar la urma urmei și Dacia lui e bună. Asta dacă n-o să-ți predice că cel mai bun e mersul pe jos. Pune-i însă în față un pix. Nimic, nimic pe lumea asta nu-l va face să-și întoarcă privirea în altă parte și să zică e, dă-l încolo de pix, parcă ce, pixul ăsta m-a făcut pe mine. Din contră, ochii îi se vor bulbuca, mâinile îi vor transpira și vor începe să-i tremure, va avea senzația că dacă pixul ăla nu va fi al lui, va fi nefericit toată viața. Așa e românul, nu rezistă la pixuri. Pe vremea dictaturii, pixurile erau la mare preț. Mai cu seamă cele străine, pentru că cele autohtone costau numai 2 lei și aveau distinsa calitate că nu scriau. Deloc. Pixurile străine veneau pe căi oculte, scriau bine, subțire și mult și mai ales aveau o caracteristică fundamentală. Erau pe gratis, întrucât nu puteau fi primite decât cadou. Exista de altfel și o tradiție a fericiților cetățeni care aveau șansa să facă o călătorie prin vest. Aceea de a aduce de acolo drept alinare pentru familie, colegi de birou, secretare, etc., câte o valiză de pixuri. La fel și oaspeții României, italieni, francezi, olandezi și alte naționalități care veneau pe la noi în concediu sau cu cine știe ce treburi, aflând de pofta incomensurabilă a românilor pentru aceste mici ustensile de scris, aduceau cu sine cantități apreciabile de pixuri. Revoluția a distrus și această grațioasă plăcere, ca de altfel multe alte lucruri. Acum pixurile sunt pe toate drumurile, le găsești la orice tonetă, la prețuri variabile. Cele mai ieftine nu sunt însă prea scumpe, cam cât o pâine. În pofida acestui fapt, foamea românului pentru aceste obiecte a rămas aceeași. Curios lucru, brichetele, care vreme de ani de zile sub comunism făceau furor de aceeași natură, acum nu mai prezintă niciun interes. Dacă un român vede pe un birou o brichetă uitată, noia, zice, dă-o încolo de brichetă, am și eu una și dacă n-am, îmi cumpăr de la toneta din colț. Pixurile au rămas însă la fel de râfnite. N-am pomenit, cum ziceam, vreun cetățean de-al meu care să refuze un pix care stă lăbărțat pe un birou gol, uitat de cine știe cine. Foarte curios. Am scris toate astea cu furie. Azi dimineața mi-am cumpărat 2 pixuri negre frumoase. La ora 4 după amiază a constat că nu mai am niciunul, firar ale dracului de pixuri. Nu că aș fi vreun zgârcit că la o adică mă duc și mai cumpăr 2 de la toneta din colț, dar gravă pentru sănătatea populației mi se pare această bulimie exagerată atunci când este vorba de pixuri. Poporul român nu pare a fi în general cleptoman. Eu aș fi ultimul care să-l bănuiască de această boală, însă această apucătură de a însuși pixuri care nu-ți aparțin mi se pare detestabilă. Pentru că cei cu mai multă experiență o știu, nu există senzație mai cretină decât aceea pe care o simți atunci când știai că aveai un pix și exact când ai mai mare nevoie de el, constați că nu-l mai ai. O cafeluță cu caimac. Detest cafeaua, oribilă băutură. N-am băut în viața mea, adunat înghițitură cu înghițitură, mai mult de o ceașcă, dar mi-a fost de ajuns. Numai când mă gândesc la miasma greoaie și prăfuită, la gustul parcă anume făcut să bage moartea în ficat, la culoarea drăcească și rea a acestei licori clocotindă de ură, mă cutremur. Mai mult decât atât, o întâmplare de sorginte livrescă petrecută cu câțiva ani în urmă în studenție mi-a făcut cafeaua și mai nesuferită decât îmi era, dezgustându-mă definitiv și, sunt sigur, irevocabil. Eram, cred, prin anul 3 de facultate când m-am apucat să citesc serios cu creionul în mână operele lui Caragiale în ediția critică Zarifopol Cioculescu, decis să descifrez toate subtilele taine ale artei marelui prozator. Într-o dimineață, țin minte și cele mai fine detalii ale acelei dimineți, deschid unul din volume în locul unde îl închisesem noaptea, la culcare, și mă apuc să citesc o nouă povestire, una din multele schițe caragialene, uitată de lumea noastră, pentru care Caragiale se rezumă la câteva replici din piesele de teatru văzute la televizor. Stăteam în camera mea și citeam, deci, iar dinspre bucătărie se auzea zgomotul zdrobitor de nervi al râșniței de cafea, urmat curând de aromele stupide ce se strecurau prin crăpăturile ușii către nările mele oripilate.
În schița respectivă, personajul mare era un negustor de cafea, armean, pare mi se, care sufera de guturai și îi învia pe cetățeni să guste din cafeluța lui cu caimac, suflându-și la intervale regulate nasul în șorțul ce i-a târna pe genunchi și vorbind colosal din gâtlej. Mai cu seamă, redarea grafică a sunetelor scoase de armean este acolo impecabil făcută, dar trebuie să recunoașteți că și alăturarea cuvintelor cheie, armean, guturai, caimac, este de toată splendoarea, la mine adăugându-se miasma ce venea din bucătărie, toate contribuind la întoarcerea pe dos a răvășitului meu stomac. De atunci își încheia Caragiale narațiunea la persoana întâi, de atunci n-am mai băut cafea cu caimac. De atunci, zic și eu, indiferența mea față de această poțiune s-a transformat în dezgust. Și ori de câte ori mi se oferă în varie ocazii câte o cafea, am o reacție de refuz atât de impulsivă, încât vieții oameni se uită la mine ca la un nebun, neînțelegând firește că numai la auzul amabilei lor oferte în mintea mea se declanșează subit oribila paradigmă armean guturai caimac. Cuvinte pe care separat le stimez firește și n-am nimic cu ele, dar care se adună și fac corp comun atunci când mi se rostește în față cuvântul cafea. Din păcate pentru mine, evoluția mentalităților și a habitudinilor societății moderne a făcut din cafea o prezență cotidiană în toate mediile. Toată lumea bea cafea la toate orele zilei, în orice ocazie, de la întâlnirea întâmplătoare a doi cunoscuți pe stradă, care intră inevitabil să bea o cafea, și până la discuțiile de afaceri sau la colocviile internaționale, unde se ia inevitabil pauza de cafea. Importul de cafea, România, nefiind, precum se știe, o țară producătoare de cafea, slavă Domnului că nu ne permite clima, face parte din lista de priorități a guvernului. Mari mișcări sociale stau să se declanșeze pe glob atunci când bursa cafelei are oscilații și fibrilații. În fine, ce s-o mai lungesc? Cafeaua este o problemă și o preocupare de nivel mondial. Eu însă o detest. Mi se spune cu dispreț că un scriitor n-are voie să nu bea măcar de ochii lumii o cafea. Altminteri nu-i scriitor. Prefer să nu fiu scriitor în cazul ăsta, îi spun spre stupefacția dumneaei, elegantei doamne sărite de a doua tinerețe, care stă picior peste picior în fața mea și ridică cu două degete ceașca de cafea, își țuguie buzele și soarbe cu poftă, depunându-și pe stratul greu de ruj pata maronie și groasă de caimac. Comestibile e potabile. Foamea a fost, este și va fi cu siguranță una dintre obsesiile fundamentale ale românului. Și când spun asta, nu mă gândesc la foamea conjuncturală istorică, la foamea ca eveniment, cum ar fi de pildă foamea de la 1907 sau cea din ultimii ani ai lui Ceaușescu. Dincolo de aceste excese ale destinului nostru național, foamea a fost și va rămâne o coordonată perenă a structurii noastre spirituale, a conformației noastre biologice. Încă de la constituirea primelor cnezate și voievodate, probabil, românul de la Vlădică până la Opincă a fost preocupat în cea mai mare măsură de ce pune pe masă. Zic ce și nu cum, pentru că dacă foamea noastră națională n-ar fi fost foame, ci plăcere a mâncatului, atunci de bună seamă că am fi avut și noi o bucătărie tradițională de talia celor ale francezilor, italienilor sau, de ce nu, chinezilor. În vreme ce la noi trece drept tradițională sărmăluța import Turcia, iar mititeii sunt o invenție de dată recentă a unui cârciumar cu geniul calamburului ce și-a trăit zilele pe malurile Dâmboviței prin a doua jumătate a veacului trecut. În rest, bucătăria românească este una de împrumut și vai mult simplificată față de origini. Această foame ancestrală n-a avut drept cauză cine știe ce deformație genetică, ci pur și simplu sărăcia. Sfânta Lucia permanenta sărăcie, adâncită în vremuri grele și pentru că care vremurile bune n-au fost niciodată suficient de lungi ca să o facă uitată. Numai că, spre deosebire de timpurile mai vechi, când sărăcia nu era altceva decât un jalnic instrument de stimulare a imaginației gastronomice, în zilele noastre ea este un excelent prilej de înflorire a speculei și contrabandei. Încurajați de blestemul nostru istoric de a mânca repede și tot, generații întregi de bandiți își construiesc blazoane umilindu-ne cu cel mai josnic șantaj, foamea. Din foamea noastră populară s-au născut eroi, din foamea noastră populară s-au ridicat dictaturi și pe foamea noastră electorală se construiesc astăzi fulminante cariere politice, pentru că mâncăm mult, repede și tot, neatenți și lacomi. Acum, de câteva vreme încoace, cade pradă acestui șantaj însăși ființa noastră națională. Nu de ulcerul meu în mie, ci de ființa națională, asta se înțelege de la sine. Această ființă este atacată cu mijloace chimice. Totul a început pe vremea odiosului, care a inventat nechezolul, oribila cafea din secară și rumeguș. Moartea pancreasului, această băutură a lucrat la sănătatea ființei naționale cot la cot cu soia din salamul cu același nume.
Din cauza acestor două produse alimentare, se știe, în decembrie 89 în România a avut loc o amplă mișcare populară soldată cu schimbarea regimului. Ei și, dacă s-a schimbat ce? Nu mai e nechezol, nu mai e salam cu soia, în schimb se moare pe capete din tot felul de alimente și băuturi, după cum urmează. Neafane, de la etajul 4, împreună cu nepotul în etate de 13 ani, de trichineloză din carne de porc luată din piață de la producător. Coca, vecină, 32 de ani, din motiv de Pepsi în sticlă de verde de Paris. Se știe că cel mai bun recipient pentru verdele de Paris este sticla de Pepsi. Alin, tânăr de viitor, de la vodka Ceaușescu, care nu iartă, produsă în distileriile particulare Romulus și Remus de la parterul blocului P14, cartier de Măroaia. Costel, elev, premiant, pursier Soros, pentru că a mâncat ca cretinul ciupercile culese de domnul Costache, bunic, senil, idiot. Lista, precum vă dați seama, poate continua la infinit până ne curățăm cu toții. Și toate, dar absolut toate, se întâmplă din cauza foamei noastre ancestrale. Foamea, trista foame românească, prin care am intrat în Europa și nu se știe dacă mai ieșim vreodată. Romtelecom. Un subiect pe care mă mir că nu l-am atacat până acum este telefonul public. Și poate că ar mai fi trecut multă vreme până s-o fac dacă zilele trecute nu m-aș fi întâlnit din întâmplare pe stradă cu un vechi amic din liceu, Emil. Nu ne mai văzusem de, să zic, vreo 10 ani, așa că reîntâlnirea a fost, cum se întâmplă mereu în astfel de cazuri, destul de tembelă. Hai să trăiești, bă, Emile, ce bine îmi pare că te văd. Noroc, zice el, vizibil încântat. Ne găseam în plin bulevard pe la universitate, lume multă trece pe lângă noi izbindu-ne cu coatele din stânga și din dreapta și pe deasupra mai și ploua. Emile, zic, dacă tot ne-am întâlnit, hai să intrăm undeva să bem o vodcă. Aș merge, zice, dar nu pot. Epă, dracu, zic stupefiat. Cum, mă, tocmai tu să nu poți, care nu te știu eu că nu refuzai nici picat cu ceară o vodcă mică? Nu pot, zice, că mă așteaptă nevasta acasă. Aha, zic, va să zic că te-ai însurat. Îi dau eu una din replicile de tâmpit pe care îmi face plăcere să le dau amicilor când mă întâlnesc cu ei pe stradă. Nu-i vorba că m-am însurat, zice, dar mă așteaptă nevastă mea să mergem să luăm o butelie de la nașul din Pantelimon, că noi nu mai avem gaze. În cazul ăsta zic, da hai că merg, o jumătate de oră n-o fi foc, că doar nu mă aștepta în stradă. Numai să-i dau un telefon să-i zic că întârzi. Asta ca să vedeți și dumneavoastră cât sunt de corecți unii soți și câte li se pot trage de la corectitudinea asta. Fericiți de decizia luată și de perspectiva unei sute de vodcă, intrăm în prima cabină telefonică. Emil scoate din buzunar o cartelă din astea noile și dă s-o bage în aparat. Aș nici vorbă. Blocat. Intrăm în cabina de alături. Aici cartela mergea, dar telefonul avea ton continuu. Hai să încercăm mai încolo, la Rosetti, zic, n-aș mai fi zis. La Rosetti, din 4 telefoane cu cartelă, numai unul avea receptor și în ăla nu intra cartela. Îi sugerez lui Emil să o lase dracu de cartelă și să încerce cu o fisă. Telefoanele cu fise merg numai cu monede de 20 de lei, iar acestea au fost scoase aproape din circulație, aflăm după ce intrăm la câteva magazine încercând să schimbăm. Ajungem la Moșilor, unde găsim un alt telefon cu fise, dar având enormul avantaj că merge cu orice fisă. E blocat și ăsta, din păcate. Lângă el, un altul care chiar merge. 6 persoane stau însă la coadă. Înseamnă minimum jumătate de oră de așteptat. La foișorul de foc, alt telefon. Înghite fisa și, simultan, îi se rupe firul de la receptor. Emil, trebuie să recunosc, pe lângă că e cam solid, mai e și impulsiv uneori peste măsură. Trecuse cam o oră și jumătate de la fericita noastră întâlnire. Deja nu mai aveam niciun chef unul de celălalt, ne enervam reciproc. Am ajuns la concluzia că trebuie să intrăm urgent în prima cârciumă ca să ne calmăm. Intrăm, cerem 2 voci, apoi încă 2 și încă 2. Pe la miezul nopții, ospătarul se apropie delicat de noi. Știți, e ora închiderii, dacă doriți să comandați un taxi, și ne pune discret pe masă, lângă nota de plată, un elegant telefon celular portabil cu antenă, la care Emil, impulsiv cum îl știu, se apleacă la urechea mea și îmi zice: bătrâne, știi ce? Butelia lui Nașu, eu nici n-am nevoie de ea, că eu am reșou. Elogiu hoției. Spre deosebire cu siguranță de mulți dintre concetățenii mei, eu îi stimez și îi prețuiesc pe hoți. Nu fac din nefericire parte din această veche și solidă comunitate, dar asta nu mă împiedică să o admir, să o respect și să o invidiez, așa cum admiră, respectă și invidiază țăranul comunitatea agitată a orășenilor. Sunt nemulțumit, de pildă, de conotația negativă care se atribuie în genere cuvântului hoț. Mă revoltă legile care îi persecută, care le întrerup uneori activitatea.
Eu cred că hoții sunt mai ales în perioadele de tranziție, precum este aceasta pe care o traversăm noi acum, din 89 încoace, partea cea mai dinamică și mai exemplară a societății, o avangardă al cărei model ar trebui preluat de categorii cât mai largi de cetățeni. Din păcate, se întâmplă exact pe dos, o izolare și o marginalizare a hoților din partea societății, ceea ce i-a silit pe aceștia să se grupeze sub forma unor partide politice legal înregistrate. De ce spun că ar fi mai bine să învățăm de la hoți comportamentul de tranziție? Pentru că ei sunt, se pare, singurii oameni rămași normali, adică singurii cărora le-a rămas intact instinctul de supraviețuire. Ceilalți, oamenii așa ziși cinstiți, par a fi niște sinucigași cu motivații obscure, cu instinctele elementare atrofiate. În jungla tranziției, lucrurile se prezintă tranșant. Mori sau trăiești, te degradezi sau nu, cazi sau mergi înainte. Trăiesc, merg înainte și nu se degradează uman cei care fură. Ceilalți cad în promiscuitate, se îmbolnăvesc și mor. Cale de mijloc nu există. În atar condiții, alegere nu e. Alegerea e una. Furi. Bine veți zice, dar a fura e un mare păcat, plus că legile, nu numai cele morale, ci și cele civile, pedepsesc aspru hoția. Așa este, o pedepsesc, dar ar face mai bine să n-o mai pedepsească, pentru că într-o societate de tranziție, furtul este echitabil. Cum echitabil? Iată, un hoț, de pildă, dacă vrea să fure ceva, va fura de la mine? Nu, fără îndoială, nu ar avea ce. Hoțul nu fură de la cel sărac, va fura de la unul bogat care are. Și care, în condițiile aceleiași tranziții, are tot pentru că a furat, altminte neavând de unde să aibă. Rezultă deci un circuit și o permanentă redistribuire a bunurilor furate, care circuit în cele din urmă va stabili un echilibru fericit. Așa că nu mi se pare deloc nimerită nuanța peiorativă a cuvântului hoț, cel puțin pentru perioada de tranziție. Mult mai adecvată ar fi aceea de haiduc dacă n-ar fi istoricește compromisă. În fine, ceva trebuie găsit, o formulă care să nu mai disprețuiască, ci din contră, să aprecieze această categorie socială de elită a epocii noastre, hoții. Cât despre oamenii cinstiți, iată ce a pățit Nea Vasile, vecinul meu pensionar. Acum 2 ani i-a pocnit televizorul, un diamant alb-negru de vreo 20 de ani. Avea niște bani puși deoparte, a mai strâns câteva luni și și-a cumpărat unul la mâna a doua color. A ținut vreo 6 luni și a pocnit și ăsta. Nea Vasile, disperat, a început să pună iarăși bani deoparte, din pensie, câte 10-15 mii pe lună, uneori mai mult. Ochise un televizor nou, Sanyo, cu telecomandă, la magazin pe moșilor. Costa vreo jumătate de milion. Încă 6 pensii mai trebuie să aștept și gata, fac suma, îmi zice Nea Vasile fericit, acum vreo jumătate de an. Zilele trecute îl văd amărât. Ce-ai pățit, Nea Vasile? Întreb. Mama lor de hoți face. Au scumpit televizorul. 1 milion l-au făcut. Tocmai când adunasem și eu 500 de mii. Mama lor. Nea Vasile avea în ochi sclipiri de suicid. De aici mi-a venit ideea că poate e mai bine să nu-i mai vorbim de rău pe hoți. Robinetul. Nu știu la alții cum o fi, însă la noi, la români, robinetul este un obiect cu o semnificație aparte, cum ar fi vaca la indieni sau cocoșul la francezi. Chiar dacă n-au gust pentru glorificare sau venerație, în străfundul sufletului lor național, românii simt pentru robinet cam aceleași lucruri nobile pe care alte nații le simt față de unele animale ce li se par a avea o influență mai mare asupra vieților în general. Influența robinetului asupra vieții românilor este una care nu mai trebuie demonstrată, pentru că el, robinetul, închide sau deschide două lucruri absolut esențiale, gazele și apa caldă. Când robinetul este închis, nu-s nici gaze, nu-i nici apă caldă, implicit nu-i nici căldură. Când robinetul este deschis, totul devine anormal. Cei care trăiesc și muncesc în România au înțeles de sigur că nu vorbesc aici despre orice fel de robinet, ci despre robinetul cel mare, despre robinet. Problemele mele cu acesta au început încă din copilărie, când în apartamentul nostru din Balta Albă a început deodată să fie frig. O iarnă, două, trei. Mama îl blestema pe Ceaușescu, tata, mai subtil, îi dădea dracu de nenorociți, la plural. Eu, spirit sceptic, refuzam ideea că Ceaușescu sau Comitetul Central închid robinetul de apă caldă în blocul nostru. Am început, deci, să mă interesez care-i filiera. Așa am aflat că în spatele blocului se află o centrală termică de unde se distribuie apa caldă în blocul nostru și în alte câteva. M-am dus acolo, nervos. După vreo 10 minute de bătut în ușă, îmi deschide un nins bărbos și slinos. Ce vrei, bă? Mă întreabă. Domne, încep eu înfipt, dumneata ne-a închis nouă robinetul de apă caldă? Ăsta se uită buimac la mine câteva clipe, după care mă bagă înăuntru și mi-arată interiorul compus din pereți întregi de țevi și din mii de robinete. Mă, băiete, zice, adică tu crezi că eu mă pricep să umblu la toate drăciile astea? Eu nu-s decât pasnic, tată. Cum mi l-a lăsat, așa le păzesc. Ce, eu mă pricep să umblu la robinete?
Atunci am înțeles pentru prima oară că ai mei aveau dreptate și că, într-adevăr, Ceaușescu și Comitetul Central lucrau în mod direct la robinete. M-am consolat. De, așa e în dictatură. Unul umblă la robinete și ceilalți se uită și rabdă. N-ai ce să-i faci. Așa m-am gândit până ce a venit democrația. De acum, mi-am zis, o să se împartă la fiecare cât un robinet, să aibă fiecare robinetul lui ca în vest și să consume cât îl ține punga. Aș, ți-ai găsit. Au trecut 6 ani de democrație peste noi, ni s-au distribuit certificate și cupoane, tichete și bilete, dar nimeni, absolut nimeni, nu s-a gândit să ne distribuie lucrul de care aveam cea mai mare nevoie, robinete. Să poată fiecare să fie stăpân pe gazele și pe căldura lui. De aici ar trebui să înceapă privatizarea la români, de la robinete. Acum, de pildă, zi de zi, între orele 10 și 18, nu curge deloc apa. Seara curge normal, la fel ca și dimineața. Gazele ard bine abia după ora 23. În schimb, în tot cursul zilei abia pâlpâie, ceea ce face rău la calorifer, care e rece, dar care se încălzește noaptea când vin gazele. Ce rezultă de aici? Rezultă că cineva umblă la robinet. Nu se știe cine, însă asta nu ar fi întâia problemă. Ceea ce mă disperă pe mine este că nici acum în democrație, la fel ca și atunci în dictatură, tot nu se știe despre care anume robinet e vorba. Cheia bunăstării noastre aici stă. Noi ar trebui să ne încordăm cu mic cu mare pentru a afla răspunsul la întrebarea unde. Unde se găsește, unde se află plasat robinetul care închide și deschide gazele și apa caldă la români? Cine știe să răspundă la această întrebare, îl rog să o facă public. Abia după aceea o să încep să mă întreb cine. Cine închide și deschide gazele și apa caldă la români? De George Coșbuc. Vine calamitatea. Să ne punem mintea la contribuție, face Nasile alaltăieri, trăgându-mă ușor de mâneca paltonului. Nu-l mai văzusem de multă vreme pe Nasile și începusem să intru la bănuieli. Pe urmă, mi-am dat seama că dispariția lui temporară era un lucru normal. În primul rând că, la vârsta dumisale pe care o are, omul e mai precaut. Nu mai iese din casă așa cu una cu două, mai cu seamă pe vremea asta viforoasă, așa încât nu ne-am mai întâlnit. În al doilea rând, de o bună bucată de vreme, nici eu însumi n-am mai prea ieșit prin cartier, lovit fiind de o gripă survenită cam la 2 săptămâni după ce făcusem un vaccin antigripal și care, sub diverse forme, mă chinuie și azi. De aia, deci, nu m-am mai văzut cu Nasile până zilele trecute, când m-am întâlnit cu el în piață la un vin fiert și am început să discutăm despre chestiunile la zi. Să ne punem mintea la contribuție, face Nasile. Cine bea stocuri e un bou. Asta cu stocurile i-a venit de la faptul că m-a văzut pe mine în brațe cu 2 sacoșe pline, în care aveam vreo 15 kg de cartofi, 80 de ouă, 3 țeline mari, 10 pachete de macaroane și 4 cutii de margarină Linco. N-aș fi luat asemenea cantități riscându-mi toate economiile dacă n-aș fi citit în ziar că vine calamitatea. Calamitatea cu zăpadă. Ci că acum, într-o săptămână, două, gata, e peste noi călare. Zice că troienele or să ajungă până la etajul 3, ceea ce înseamnă că mă mut la mama, care stă exact la 3. Eu la etajul 1 aș putea fi considerat sinistrat. Ci că pe străzi nu o să se mai poată circula, întrucât nu vor mai exista străzi, ci doar tuneluri prin zăpadă, săpate de geniști. Mașinile, firește, nu vor mai umbla, iar deasupra orașului se vor parașuta din casă în casă pe smeți, pliculețe cu ceai și cuburi de zahăr. Când asta? Acum, peste o săptămână, două. Zice că nu-i de joacă și că nu-i vorba de prognoza meteo a lui Ticu sau Ortanța Jude, că zice că acum, de când cu NATO aici, în Iugoslavia, ceea ce ne dorim și noi, fac ăștia niște prognoze speciale de bagă groaza în toată Europa de Est. Asta ca să ne treacă cheful de NATO, face Nasile. Nu fiți bă așa de fraieri, că asta e lucrătură de la Moscova. Opinia lui Nasile, dincolo de disputa pe probleme de politică externă, este că luna februarie va fi o lună așa cum este normal să fie luna februarie, nici mai mult, nici mai puțin. Și că, de fapt, ăștia, când zice ăștia, Nasile se referă strict la 2 categorii de cetățeni, cei pe care îi vede la actualități și cei care sunt patroni de firme, în special magazine. Ăștia, care n-au altă plăcere decât să stoarcă banul de la populație, văzând că populația s-a deșteptat și nu mai scoate banul, atunci ce s-a gândit? Ia hai să băgăm noi un sinistru, o calamitate, o catastrofă. Și ce catastrofă se potrivește mai bine iarna decât o cădere abundentă de zăpadă care să-l facă pe bou, și când zice bou, Nasile arată cu mâna la sacoșele mele, să cumpere de toți banii pe care i-are în casă. Ăștia lichidează marfa și se umplu de lichidități și uite așa. Nu știu dacă Nasile are dreptate, om trăi și om vedea, poate că are, dar dacă n-are, și dau să plec spre casă cu sacoșele în brațe când îmi vine în minte o întrebare. Auzi, Nasile, dar matale, ce faci cu banii dacă nu cumperi nimic? Îi pui la ciorap? Aș, zice. Îi pun la Safi. Sunt agent de asigurări, mă plătesc la câți clienți aduc. Tu nu vrei o asigurare pentru caz de calamitate? Sinistru. Vaccinul antigripal sau stratagema Cantacuzino.
Totul a început în prima jumătate a lunii decembrie, când pe culoarele instituției unde lucrez au apărut niște anunțuri cum că joi la ora 2, să zicem, la cabinetul medical, o echipă de asistenți de la Institutul Cantacuzino va face gratuit vreme de 2 ore tuturor celor care doresc un vaccin antigripal. Gratuit. Gratuit, dar numai în cele 2 ore. Erai la servici în acel interval de timp? Bine, făceai vaccinul. Erai plecat cu treburi sau pur și simplu chiulei, pierdeai vaccinul și gripa avea să nu te ierte. Mie recunosc că ceva mi s-a părut a fi dubios încă de la început. Asta nu pentru că aș fi eu dubios din fire și neîncrezător în progresele medicinei, însă eu în general, când aud de ceva gratis în România, devin automat sceptic. Și iarăși, nu pentru că aș fi eu cine știe ce cusurgiu și n-aș ști cum se aruncă românul în galantonie când i se pune lui pata pe protecția socială. Dar știu că în societatea noastră capitalistă parțial dezvoltată, gratuitatea ca și ieftinitatea nu sunt văzute cu ochi prea buni. Știți cum se zice, ieftin și prost, gratis și dezastros. Sau ca la cazinourile din Las Vegas sau din Bolintin. Dacă plătești 100 de parai, sandvișurile sunt gratis. Pe de altă parte, stăteam în dubiu chiar dacă gratuitatea nu-mi făcea o impresie prea bună. Vaccinul venea însă de la Institutul Cantacuzino. Institutul Cantacuzino, legenda vie a copilăriei mele. De câte ori, preșcolar fiind, nu-mi vorbiseră ai mei, aproape cu evlavie, despre Institutul Cantacuzino. Vârful de lance al virusologiei românești, instituție respectată pe plan mondial. Au trecut câteva zile de frământări și de ezitări și, în fine, a venit și ora vaccinului. Mă hotărâsem. Prestigiul Institutului Cantacuzino învinsese scepticismul față de gratuitate. M-am prezentat așadar în fața pistolului cu care ți se injecta vaccinul. 10 de colegi de-ai mei stăteau în fața sau în spatele meu la coadă. Oamenii institutului ne avertizau, vaccinul ne va proteja de gripă abia peste 2 săptămâni de la data vaccinării. 2 săptămâni trebuie să fim atenți, să nu ne expunem ca proștii la gripă, că atunci degeaba ne-am mai vaccinat. Mă rog, au trecut 2 săptămâni și n-am pățit nimic. Apoi au mai trecut 2 cu sărbătorile, Crăciunul, Anul Nou, sărbători fericite altfel, căci gripa părea a fi fost învinsă de serul binefăcător și bine gândit al specialiștilor noștri de talie internațională de la Institutul Cantacuzino. Până pe 4 ianuarie, când a lovit necruțător. A început cu o vagă durere în gât, apoi cu frisoane și dureri musculare care se plimbau de la mine la nevastă-mea și înapoi. Junghiuri intercostale și tuse convulsivă 1 săptămână, apoi încă una, după care 3 zile am zis că m-a lăsat. Aș a revenit în forță, cu 39 temperatură și delir, încheiindu-se cu o tuse zdravănă care se prelungește și astăzi la 1 lună de la declanșare. De 1 săptămână m-am mai pus pe picioare și am început să gândesc. Ce lucru straniu, cea mai dură gripă pe care am făcut-o în viața mea s-a petrecut exact în iarna în care am făcut pentru întâia oară vaccinul antigripal. Poate că n-ar fi trebuit să-l fac gratis, mă gândesc. Poate că o fi și la vaccinuri aceeași chestie ca atunci când cumperi pisici sau câini, trebuie să dai vânzătorului un ban, altfel îi merge rău animalului. La cât sunt eu de superstițios, să știți că asta a fost. M-am zgârcit și uite că i-a mers rău vaccinului. Mai bine luam unul franțuzesc de 30.000, ăla își făcea sigur efectul. Sau barem unul românesc de 8.000. Deși ăsta românesc e făcut tot de Institutul Cantacuzino, căruia nu pot să vă explic ce adjective i-am alăturat vreme de 3 săptămâni cât am zăcut la pat. Pe urmă, în fine, mi s-a lămurit misterul. Mi l-a explicat un doctor care a lucrat și el pe vremuri la Cantacuzino și știe cum e treaba. Ci că vaccinul, chiar și gratuit, a fost bun și că superstițiile mele n-au nicio bază reală. Chestia e că el acționează numai împotriva unora dintre formele de gripă care sunt cu zecile de mii și că ăsta anihilează numai vreo câteva mii de tipuri de rădăcini, așa se cheamă rădăcini de gripă, și că eu n-am făcut una dintre alea câteva mii de forme, dar am făcut alta, dintre cele câteva 10.000. Eu stratagema asta o aud de câțiva ani de zile în urechi. E stratagema politicianului român post-decembrist, că dacă faceți ca mine, sigur o să vă fie bine, zice el. Și tu, cu minte, faci ca el. Și vezi că nu ți-e bine, ba din contră, și te întrebi de ce. Și atunci vine el și îți spune că n-ai înțeles, că de fapt asta nu-i decât o etapă, că e bine ce ai făcut până acum, dar mai trebuie să mai ai nițică răbdare, că abia la anul, dacă o să mai iasă tot el la alegeri, abia de la anul o să fie sigur bine și pentru tine. Asta e cheia politicii interne în România, stratagema Cantacuzino. Analfabeții. Sinecdoca este o figură de stil prin care întregul se sugerează cu ajutorul părții, pars pro toto și sau viceversa. Un exemplu celebru de sinecdoca se află în cunoscutul vers eminescian dintre sute de catarge care lasă malurile, unde cuvântul catarge semnifică de fapt cuvântul corăbii, catarg egal parte a unei corăbii. Până în decembrie 89, noi românii am fost, dintr-un anumit punct de vedere, adversarii deciși ai acestei figuri de stil. Nu ne plăcea cu niciun chip să ne recunoaștem ca întreg,
ca popor, adică în acea parte rușinoasă a noastră, care era clasa conducătoare comunistă, la rândul ei reprezentată de odiosul cuplu dictatorial. Și, dacă mi-aduc bine aminte, ceea ce ne dispera de fapt erau, pe lângă cinismul și barbaria regimului, mai cu seamă prostia, incultura, trogloditismul, bădărănia și mitocănia celor care ne conduceau. Că erau răi și câinoși, mai cam fi înțeles, dar erau și reduși, analfabeți, lipsiți de orice brumă de cultură, penibil la vorbă și la maniere. Cum este posibil să ne conducă, ne întrebam, un ins care nici nu-i în stare să vorbească corect românește? Pe noi care avem un așa de înalt nivel cultural, pe noi care de la Urzicen până la Băicoi nu facem altceva decât să medităm la marile probleme ale artei și științei universale. Din nefericire, astăzi trebuie să recunoaștem că sinecdoca în care nu ne plăceam să ne regăsim până în 89 era una perfect reală. Observăm cu tristețe că nivelul de civilizație și de cultură generală al segmentului majoritar de populație, adică cel lipsit de instrucție superioară universitară, este unul dezastruos. Nu știu cine s-ar încumeta astăzi să facă un recensământ al alfabetizării în România, dar știu sigur, din observațiile personale, că rezultatele ar fi înspăimântătoare. Numărul analfabeților, la propriu, pare să fie uriaș. Chiar dacă au fost învățați vreodată cu forța să scrie și să citească, faptul că nu au fost apoi angrenați în activități sociale care să le solicite aceste deprinderi a condus la atrofierea lor. Am întâlnit asemenea cazuri mai cu seamă în satele aflate la depărtare de zonele industriale, unde activitatea socială este inevitabil mai intensă și necesită măcar o minimă alfabetizare. Dar și zonele periferice ale marilor orașe adăpostesc oameni aflați la limita de jos a sărăciei, acolo unde scrisul și cititul nu sunt decât niște enorme futilități. Există apoi o categorie largă de minim alfabetizați. Micii afaceriști ai piețelor din marile orașe, cei care știu să socotească numai pe calculator, dar care nu sunt în stare să formuleze o simplă cerere, îi putem întâlni năuciți pe la porțile instituțiilor care lucrează cu publicul, percepție, circă financiară, ICRAL, etc. În fine, în urma acestor două categorii se întinde marea masă a agramaților. Pătrunși ostentativ până în mediile de informare, în presa scrisă sau vorbită, aceștia trădează de fapt nivelul jalnic al școlilor pe care le-au urmat și vai le-au absolvit. Pentru că, în fond, aceasta este și marea problemă a societății românești de mâine, școala de astăzi. Nivelul precar, uneori inadmisibil de pregătire al cadrelor didactice. Nu vorbesc aici, bineînțeles, de excepții, ci de media care iese pe ansamblul învățământului românesc. Calitatea penibilă a trupelor de domnișoare învățătoare afectează procesul educațional încă din primele lui faze. Este clar că avem unul dintre cele mai joase niveluri de cultură generală din Europa. Se vede din modul în care se repercutează această lipsă în gradul de civilizație al oamenilor. Mizeria de pe străzi, de pe holurile blocului, din mijloacele de transport, lipsa igienei în locurile publice, în magazine și în spitale, precaritatea serviciilor publice de orice natură, toate acestea denotă dispreț față de civilizație și față de om. Iar acest dispreț provine din absența unei dimensiuni culturale umaniste. Ne place, în schimb, să ne mândrim cu elitele, cu supradotații, cu mega copiii noștri minune, că uite cum câștigă ei toate olimpiadele de fizică, de chimie, de matematică, întrecându-i de la distanță pe americani, japonezi sau elvețieni. Eu spun că acest lucru ar trebui, în loc să ne bucure, să ne îngrijoreze. În loc să ne gâdile vanități provinciale, mai bine ne-ar pune pe gânduri. Pentru că o societate care își stimulează elitele la performanțe ieșite din comun înseamnă că își neglijează, în schimb, ca să nu zic că își disprețuiește, restul segmentelor sociale. Ea seamănă, metaforic vorbind, cu geniul romantic a cărui minte sclipitoare stă într-un trup plin de păduchi și de bube, mâncat de scorbut și pe deasupra tuberculos. Da, genial! În fine, o asemenea societate nu este în niciun caz o societate democratică. Mari reduceri de preț. Preocupat să-și facă o imagine cât mai bună în competiția sa cu estul comunist, Occidentul a inventat o mulțime de lucruri care fac bine oamenilor, cum ar fi caloriferul fierbinte pentru anotimpul rece, aerul condiționat pentru anotimpul cald, doctorii care nu fumează Kent, sau autobuzele pentru transportul ființelor umane, mult diferite de mașinile RATB-ului, care prin alte părți n-ar avea voie să circule nici goale. Însă, cea mai mare invenție a Occidentului și cea care îi fericește cu adevărat pe și așa prea fericiții săi locuitori este economia de piață și mai ales stadiul contemporan al acesteia. Rezultat al economiei de piață, al comerțului liber și al supraproducției este și fenomenul reducerilor de preț, întâlnit unde vrei și unde nu vrei. Dacă o fabrică scoate un nou sortiment de rahat tăiat în romburi și nu în cubulețe, ca până acum, timp de o săptămână îl vei putea cumpăra de la un singur magazin însă, cu un preț de două ori mai mic decât cel cu care îl vei cumpăra peste încă o săptămână de pe toate drumurile.
Sau dacă un negustor știe că în magazinul său urmează să sosească poimâine un lot masiv de ciorapi, atunci astăzi și mâine va vinde cu preț de nimic toți ciorapii pe care îi mai are în magazin. Dacă nu-i va vinde, îi va arunca, dar în niciun caz nu-i va pune poimâine în rând cu noul lot. Mici trucuri ale comerțului liber pus cu adevărat în slujba consumatorului. La noi toate acestea par încă fantezii. Deși au trecut 6 ani de când ne-am despărțit chipurile de comerțul de stat, despărțirea s-a produs numai la nivel de firmă. În rest, aceleași acrituri care vindeau zahărul pe rație vând astăzi cu aceleași mâini rău igienizate mezeluri gourmet și tot idiotele care doseau pe vremuri tacâmurile de pui și le vindeau preferențial contra șpagă vând acum marfă de lux de la cine știe ce Valentino SRL. Și n-ar fi nimic că sunt aceleași. Grav e că și manierele le-au rămas aceleași. În privința manierelor comerciale, se pare că mai repede deprinde un italian mârlănia românească decât un român servialitatea italienească. Asta în România. Din toate aceste motive și încă din multe altele, am fost plăcut surprins când am văzut pentru întâia oară în București, pe geamul unui magazin ultracentral, anunțul reduceri de preț. Entuziasmul mi-a trecut însă repede intrând înăuntru. Chiar și redus, un biet pulovăraș costa cât un salariu și jumătate de-al meu. Neredus, 2 salarii. Am plecat năucit și de atunci n-am mai intrat niciodată nici în magazinul acela și nici în altele pe care văd anunțul reduceri de preț, convins fiind că prin acest lucru nu pierdem nimic nici eu și nici magazinul. Mai grav este faptul că n-am văzut niciodată lume îmbulzindu-se la ușa unui asemenea magazin redus. Oare chiar atât de reduși să fie concetățenii mei încât să nu priceapă că reducerea de preț este un mare chilipir? Nu, nici vorbă, atâta doar că reducerile de preț într-un comerț în care prețurile înseși nu sunt stabile și așezate este o noțiune lipsită de sens. Ce anume se poate reduce? Se poate reduce un preț care este recunoscut de consumator ca fiind în mod obișnuit la un anumit nivel. Ori lucrul acesta în România este imposibil. Câtă vreme o pâine poate să coste și 300, dar și 2000 de lei. Același produs, deci, costă o sumă la magazinul X și de 7 ori mai mult la magazinul Y. Și asta în România se întâmplă legal. În acest context, o așa numită reducere poate să însemne într-un magazin românesc o teribilă scumpire, ceea ce de altfel se întâmplă în mod frecvent. Dacă un pulover costă real 30.000 de lei, negustorul nostru îl ține o săptămână în raft cu prețul de 200.000 și în următoarea săptămână rupe gura târgului cu o senzațională reducere de prețuri de 50%, ceea ce îl face foarte popular în ochii protipendadei locale, care și cumpără prețiosul pulover cu un chilipir, 100.000. Adevărul e că o reducere de prețuri la Stefanel pe Calea Victoriei este de 1000 de ori mai dezastroasă decât dacă ar lăsa prețurile nereduse. Meteo Science și sau Fiction. Bună seara, sunt Marilena Vesteproastă și vă prezint principala emisiune informativă a zilei. Începem ca de obicei cu buletinul meteo, realizat astăzi de, aș spune, doamna meteorologiei românești, doamna Romica Jurcă, care chiar în aceste clipe împlinește frumoasa vârstă de 99 de ani. Mulți înainte, doamna Romica! Vă mulțumesc pentru frumoasele urări. Vremea va fi deosebit de rece și în perioada următoare, geroasă chiar noaptea și dimineața. Minimele vor fi cuprinse între minus 18 și minus 10 grade, mai scăzute în depresiunile intramontane, iar maxima termică se va încadra între minus 6 și 0 grade, puțin mai ridicată în vestul țării. Cerul va fi acoperit ca de obicei și firește va ninge. Pe litoral, vântul va prezenta unele intensificări. În București, vremea va continua să se răcească. Va ninge masiv, iar vântul puternic va viscoli zăpadă. Valorile termice maxime de mâine în jurul valorii de minus 7 grade, iar minima de la noapte până la minus 12 grade. Mii de mulțumiri, doamna Romica, pentru această prognoză încurajatoare și, încă o dată, la mulți ani. Continuăm cu pagina externă. Astăzi, ca în fiecare an, poporul american își sărbătorește Ziua Națională 4 iulie, care a intrat în conștiința întregii lumi. Sigur, cele de mai sus pot părea unui cititor serios ca fiind extrase dintr-un scenariu SF prost, pe care Alexandru Mironov îl dă ca exemplu negativ aspiranților într-ale futurologiei. În primul rând, va obiecta cititorul nostru serios, este imposibil ca vreo televiziune din România să angajeze o crainică de știri cu numele Marinela Vesteproastă. Ei bine, eu cred dimpotrivă că este foarte posibil și știu chiar și postul de televiziune care ar fi în stare de asemenea bravură. În al doilea rând, Romica Jurcă, chiar admițând că apucă 99 de ani, oricum nu mai prezintă buletinul meteo la o asemenea venerabilă vârstă.
Din contră, zic eu, dacă va apuca vârsta de 99 de ani, Romica Jurcă va prezenta sigur buletinul meteo, indiferent de consecințe. Și, în fine, în al treilea rând, cum e posibil să înceapă știrile cu buletinul meteo, când toată lumea știe că acesta încheie orice program informativ? Și totuși, chiar și acest lucru este posibil. În curând, dacă lucrurile evoluează în același ritm, prognoza meteo va deveni cea mai interesantă știre a zilei. Asta pentru că iarna pare să se fi hotărât să nu mai părăsească niciodată meleagurile natale ale lui Eminescu, Mihai Viteazul, Horea Cloșca și Crișan. Acolo unde pe vremuri în martie dădeau ghioceii și curgeau streșinile, iar iulie era cuptor, ei bine, începând cu anul 1996, iarna se va fi instalat definitiv pe tot parcursul anului, fără discuții, întreruperi sau ezitări. În fond, lucrul acesta trebuia să se întâmple odată și odată. Poporul român este un popor serios, original. Destul a suportat 2000 de ani o climă banală, ternă, plictisitoare, în care anotimpurile se schimbau odată la 3 luni. Destul să avem un singur anotimp, ca să nu ne mai încurcăm și să câștigăm și premiul de originalitate în Europa. Bașca că în felul ăsta rezolvăm două chestiuni importante. Ungurii n-or să mai vrea Ardealul, fiind permanent înghețat, și nici picior de străin n-o să mai calce pe litoral, așa încât o să mergem la mare noi, românii. Iar trădătorii care fac fițe și nu mai suportă clima noastră națională sunt liberi să plece unde vor. Criza porcilor porcoși. Gata, a început. A început apocalipsa și problema nu e că a început, că tot trebuia să vină odată și odată, dar a început aiurea și pe neprevăzute, lovindu-ne unde nici nu ne așteptam, la stomac. O revoltă de tip genetic, așadar. Speciile inferioare se răscoală împotriva omului cumva ca în ferma animalelor, însă mai subtil și mai diabolic decât acolo. Animalele domestice, adică cele care ne asigură hrană, au decis să se autodistrugă. A început, ca să dea un exemplu, vaca. Vaca de la englezi, nu de la noi. A nebunit, a început să dea aiurea din cap și din picioare și creierul i s-a făcut ca un burete. Acum englezul, om cu mintea la cap, ce și-a zis? Boala e la vacă, e imposibil să se ia la om, așa că puteți să mâncați liniștiți din vacile noastre demente. Voi, europeni și români, că mai rău decât e, n-are ce să vi se mai întâmple. Firește, așa cum era de așteptat, guvernul Văcăroiu nu s-a lăsat păcălit de perfidia Albionului și nici de bățâielile caragioase ale animalelor omonime și a pus piciorul în prag. Pardon, monarhie dezabuzată, rezon șeptel dement. N-aveți ce căuta pe plaiurile carpatine. Noi obișnuim la masă altceva. În pofida faptului că la noi, la români, nume precum Văcaru, Văcăroiu, Văcărescu sunt mult mai întâlnite decât Porcu, Porcoiu, Porcescu, noi nu suntem un neam care să ne omorâm prea tare după vite. Din contră, putem spune cu tărie că, în materie culinară, la români, definitoriu este porcul. Bine, dar dacă se revoltă porcul, adică vreau să zic porcul românesc, pentru că orice s-ar spune, deși este principalul nostru fel de mâncare, nu se poate susține că noi, românii, am fost foarte gentili de-a lungul vremii cu acest simpatic animal. Din contră, l-am ținut în mizerie, în cea mai cruntă mizerie, în cocină. De mâncat nu i-am dat decât în ajun, ca idioții, crezând că se îngrașă repede și avem noi ce mânca de Crăciun. Mai mult, l-am jicnit sistematic, folosindu-i numele ca injurie la adresa unor jigodii cu mult mai puțin folositoare societății. E, în aceste condiții, dacă se revoltă porcul, dacă, după modelul englezesc, îi vine și lui în cap să se autodistrugă ca specie. Ar fi în stare. Animal inteligent cum e, incomparabil mai inteligent decât vaca de Tamisa, porcul românesc nu se va mulțumi cu o banală imitație. Vreau să zic că e la mintea porcului că noi, românii, nu ne vom confrunta în veci cu o criză a porcilor nebuni. Vacile Elisabetei au înnebunit pentru că englezii le-au făcut toată ziua bună ziua nebune. Porcul lui Văcăroiu, pe care toată istoria noi n-am găsit altceva mai bun decât să-l facem porc, el ce va face? Ne va porcăi, firește. O, Doamne, când va începe porcul să ne spună câte are el pe suflet, când va începe el să ne spurce așa cum l-am învățat noi, delicații, că se spurcă, și când se va apuca el să grohăie împotriva noastră, atunci să te ții. Dezastru. Pentru că problema n-ar fi că nu putem noi să suportăm jicnirile unui porc. Le suportăm fără probleme. N-ar fi prima oară. Suntem obișnuiți. Problema e ce mâncăm. Că pește am mâncat, dar n-avem. Pui, la fel, dai prea scump ca târnă oasele la cântar. Vacă nu, că dacă ne păcălește Văcăroiu și importă din Anglia vaci nebune. Oaia miroase și, pe de altă parte, dacă tăiem toate oile, nu mai avem telemea. Să ne ferească Dumnezeu să se enerveze porcul pe noi și să înceapă să ne porcăiască. Nu ne mai spală nici Dunărea, nici Tamisa, nici Ozana, cea frumos curgătoare. O prejudecată.
Poporul român este un popor iute. Nu stă prea mult pe gânduri până se îmbrățișeze cu toată căldura temirce idee scăpată într-un moment de slăbiciune de vreun șofer cu număr de femei și nici nu-și reazimă fruntea în palmă atunci când are de luat cine știe ce hotărâre decisivă pentru următoarea sută de ani. În fond, nu știm clar dacă gânditorul de la Hamangia chiar se gândea sau a fost surprins în timp ce juca table și aștepta zarul adversarului. Pentru că un lucru este deocamdată după 2000 de ani clar. Românii nu sunt un popor analitic, ci unul instinctual. Noi nu avem răbdarea să analizăm cu calm un lucru înainte de a lua o decizie, ci îl cântărim rapid, cu coada instinctului și gata, al nostru e. Avem pe cap de locuitor mai multe, infinit mai multe prejudecăți, adică păreri formate arbitrar și instinctiv în fața unor judecăți și analize serioase, decât judecăți. Iată în cele ce urmează una dintre aceste prejudecăți, care, pe lângă faptul că este, ca oricare prejudecată, profund retrogradă, mai are și dezavantajul că îmbogățește populația de gripă. Este vorba despre un vechi și prost obicei, anume acela că iarna, atunci când omul român intră de afară într-o încăpere, el trebuie în mod automat să se dezbrace de palton, pentru că altfel o să-i fie frig când va ieși afară. Lucrurile stau în mod evident exact pe dos, câte vreme acțiunea se petrece în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Pentru că incintele românești, fie ele apartamente de bloc, birouri, redacții sau magazine, sunt pe vreme de iarnă, sincer și amical, friguroase. Ori a te dezbrăca într-o asemenea încăpere, după ce vii din frigul de afară, înseamnă în mod evident a face contact cu gripa. Din contră, dacă rămâi cu paltonul pe tine, temperatura corpului se va menține cât de cât mai ridicată, făcând astfel mai bine față și părți următoare de ger pe care o vei încasa la plecare. Da, dar asta numai dacă judeci cu capul și nu te iei după ancestralul popular, ceea ce la noi nu se întâmplă sub niciun motiv. La noi, prejudecata este regină, iar regele e un tâmpit care n-o pune la punct. La noi, de pildă, mamele își omoară copiii dezbrăcându-i de paltonașe atunci când vin de la școală și intră în congelatorul familial, pentru că mama româncă își amintește că așa o punea și maică-sa pe ea când era la ei acasă la lehliu, să-și dea paltonul jos când intra în casă. Dar mama româncă contemporană, ajunsă și cu buletin de București, uită că la lehliu aveau sobă cu gaz, puțea, dar dădea căldură, în vreme ce la confort 2 în Berceni abia are 15 grade igrasioase în casă. Prejudecata este însă mai tare decât realitatea. La noi, de asemenea, când intri într-un restaurant cu o doamnă să iei masa sau să o tratezi cu un cinzano, chelnerul îți indică imediat garderoba, dar el are 7 pulovere groase pe sub haină, iar tu niciunul, ca să nu mai spunem nimic de doamna care înspre se duce rata, s-a îmbrăcat aproape ca în mai. Nu-i nimic, restaurantul nostru e unul select, nu se face să stați cu paltoanele. Bine zici, dar murim de frig. Nu-i nimic, zice băiatul, eu îmbrăcați, nu vă servesc. Și, vrei nu vrei, dai haina jos și admir bustul doamnei și tu și ea, victima ale prejudecății dezbrăcatului în casă. Și tocmai când consolați, dar fericiți, vă priviți ochi în ochi, apare ca din pământ băiatul. Lasă, zice, să vedeți ce bine o să fie afară când v-ați îmbrăca. Nu zic, poate că această metodă o funcționa în țări mai învățate cu frigul și care au știut să ia și măsuri împotriva lui. Dar la noi, unde iarna echivalează cu o sinucidere, a mai avea și prejudecăți de soiul acesta înseamnă nebunie. Scriu toate acestea întrucât azi este 10 aprilie și afară bate un vânt năprasnic. Se pregătește să ningă și hornurile caselor scot fum. American Hot Dog. Zilele trecute, făcând o plimbare prin centrul capitalei, am observat cu surprindere apariția pe la diverse colțuri mai aglomerate a unei puzderii de chioșcuri albe de formă cilindrică, purtând firma American Hot Dog. În lăuntrul lor, câte o fetiță îmbrăcată în roșu și cu cipilica albă pe cap, servește populația cu produsul respectiv de mare succes peste ocean. Mi-am amintit pe loc faptul că citisem despre aceste chioșcuri pe undeva, un articol de întâmpinare deosebit de laudativ, de unde aflasem că respectivele cilindre sunt de construcție suedeză, după un design în mare vogă all over the world. În fine, odată observația făcută, m-am repezit pe călăraș la înfrățirea, să comentez chestiunea la o halbă de bere. Aici, la o masă, fără să dea de înțeles că i-ar preocupa integrarea europeană, ședeau Neasile și cu Domn Inginer. După 2-3 cuvinte de acomodare, aduc vorba despre chioșcuri. Dezastru, dezastru. De unde era să știu că subiectul respectiv avea să-i irite atât de rău? Peste 2 ore ajunsesem deja în miezul unei dispute radicale între autohtonism, susținut de Neasile, vechi proletar român, și cosmopolitism, îmbrățișat de Domn Inginer, care are o fată măritată în America încă din anii 80. Pe de o parte, se înfuria Neasile că de ce nu sunt protejați mititei naționali, că asta e un atac la mititelul românesc. Pe de alta, Domn Inginer îl făcea retrograd și nostalgic, că nu înțelege importanța atragerii capitalului străin în țară și că ăștia ca el, ca Neasile, adică, descurajează firmele mari să vină în România.
Bine, făcea Neasile, care-i pornit pe americani. Bine, dar atunci să-mi spui mie de ce ne jicnește ființa, de ce n-a zis Romanian hot dog? Pentru că nu există, făcea Dominginer, și pentru că ăla americanul e mai bun. Mai bun decât ce? I-o întorcea Neasile. În fine, după vreo alte două ceasuri de scandal și halbe trântite, disputa s-a stins odată cu ora închiderii, când a venit neamardare patronul și ne-a dat afară pe toți, autohtoniști sau cosmopoliți, fără alegere. A doua zi, ce m-am gândit? Hai să le fac o surpriză combatanților. M-am dus în centru și am cumpărat doi hot dogi americani și triumfător am intrat cu câte unul în fiecare mână la înfrățire. Pe cel din stânga i-l-am dat lui Dominginer, iar cu dreapta l-am tratat pe Neasile. S-a uitat lung mai întâi la mine, apoi la cârnatul băgat în chiflă și stropit cu bulion și cu muștar. Uite, zic, American hot dog, mâncați! Peste câteva minute vorbeau de fotbal. Și autohtonismul și cosmopolitismul se duseseră dracului. La ce bună atâta ceartă! Crenguștul era românesc toată ziua, muștarul diluat, bulionul acru, iar chifla sfărâmicioasă. Numai pe hârtiuțele cerate, care stăteau acum mototolite în scrumieră, scria cu litere roșii American hot dog. Revolta spiritului nostru combatant. Atunci când ne apucă pe noi românii cheful să ne educăm plozii în spirit patriotic, le spunem în timp ce le articulăm câte o scatoalcă zdravănă pe după ceafă că de fapt noi suntem un popor pașnic. Ideea este întărită în manualele de istorie, geografie, gramatică, filozofie și în clasele mici chiar și în aritmetică. Argumentele sunt de cele mai multe ori zdrobitoare, în funcție de materia studiată. N-am fost niciodată imperialiști, cu excepția anumitor situații nesemnificative. Râurile noastre naționale nu și-au ieșit niciodată din albie ca să zici că se apucă să facă rău altor popoare, iar vânturile românești bat în general duios peste graniță. Avem, sintactic vorbind, mai multe subordonate decât principale, pentru că ne place să ne întindem la vorbă, și multe alte exemple mai pot fi date. De o vreme încoace însă, lucrurile s-au schimbat. Mai ales după ce, cu 6 ani în urmă, securitatea, armata și poporul au cucerit democrația, în această ordine, într-o confruntare pașnică și frățească, de pe urma căreia au murit câteva mii de oameni, ni s-a deschis gustul de combativitate. Iar cuvântul reprezentativ pentru această nouă stare a poporului este cuvântul campanie. Ce-i drept, nu este un cuvânt nou. Până de curând, el era folosit în contextul muncilor agricole, în mare măsură justificat, întrucât acestea erau prestate de către soldați. Mai recent, de când cu democrația și cu alegerile libere, e folosit în campanie electorală. M-au surprins, recunosc, apelurile liderilor politici români de a se asigura o campanie electorală civilizată. Am fost surprins pentru că, odată ce este lansat un astfel de apel, asta înseamnă că avem serioase șanse să asistăm la o campanie electorală necivilizată. Câteva busculade care au avut deja loc sunt semne că această temere este pe deplin îndreptățită. Mă întreb în aceste condiții cum de un popor pașnic și blând se poate înfierbânta în așa măsură încât să devină din civilizat necivilizat. Și pentru ce? Pentru politică. Mă întreb și cred că răspunsul îl descoper într-o eroare de atitudine a politicianului român. Atitudine care induce poporului o stare de sureșcitare ce îi răscolește impulsuri vechi de pe vremea invaziilor. Politicianul român, în loc să plece la lupta politică, precum gentlemanul englez spre courtul de tenis, în loc deci să aibă psihologia ludică a sportivului care, indiferent de rezultat, după meci va bea un pahar de bere cu fostul adversar, între timp redevenit amic, la noi lucrurile stau cu totul altfel. Politicianul român pleacă în campania electorală ca la război. Își sărută femeia, căci nu știe dacă o mai vede, își binecuvântează plozii să aibă noroc în viață, mângâie înduioșat pragul de la casă pe care el cu mâna lui l-a rașchetat și pleacă. Pleacă în campanie, unde va da piept nu cu un adversar oarecare, nu cu un partener de întrecere, ci cu însuși dușmanul său de moarte, celălalt candidat. Nu e precupețit niciun efort, nu e cruțat niciun mijloc, ortodox sau nu, de a-l dovedi pe nemernic. Artileria grea e scoasă la bătaie, bombardierele bombardează, mitralierele mitraliază, rachetele rachetează. Lupta-i dură și durează. Dar odată cu numărarea voturilor, totul se termină odată și odată. Și atunci vine acasă politicianul român cu fața-i arsă de vânturile tranziției și înnegrită de fumul mortierelor, cu hainele rupte pe la mitinguri și cu glasul răgușit de răcnetele specifice luptei. Dacă e victorios, își face un duș și se pregătește pentru investire. Nevasta comandă urgent mobilă pentru noua locuință și două blănuri scumpe de la Paris. Copiii se pregătesc de bursă și neamurile scriu de zor la cereri. Dacă în schimb este învins, lucrurile se schimbă fundamental.
Politicianul român învins în alegeri se întoarce acasă, își face un duș și așteaptă. În acest timp, nevasta comandă repede mobilă pentru noua locuință, adică vila pentru cei cu posturi neeligibile. Renunță pe moment la blănurile de la Paris. Copiii se pregătesc de asemenea de bursă. Neamurile însă tac. Învingătorilor și învinșilor după meritele fiecăruia. În fond, cu toții sunt niște eroi ai campaniei, mai bine zis, ai războiului electoral. Săracul domn primar. Este un lucru de notorietate faptul că administrația românească trăiește de două ori pe an momente de surpriză, uluire, perplexitate, surprindere. Prima oară, odată cu prima ninsoare, care mereu ne prinde nepregătiți, fără motorină sau cu parcul auto pe butuci, astfel încât dezăpezirea se încheie la români abia în luna mai. Și a doua oară, când vine vara și apar țânțarii, care și ei ne prind nepregătiți, fără substanțe chimice în stoc, sau dacă sunt substanțe, fără benzină pentru avioane, sau dacă e benzină, fără avioane, astfel încât românii, în speță bucureștenii, scapă de țânțari odată cu prima ninsoare. Alergăm zilele trecute prin centrul capitalei cu treburi. Căldură firește mare, așa cum știe să fie la noi vara, când simți că te sufoci și pe sub haine ți se scurg șuvoaie de transpirație. În asemenea condiții, pașii m-au purtat către bătrâna grădină Cișmigiu, oața de verdeață care încântă de mai bine de 100 de ani cu răcoarea ei pe cei sătui de betonul marilor bulevarde. Cum bine se știe, de-a lungul vremii, chiar și călătorii străini poposind pe malurile Dâmboviței au fost evident impresionați de splendoarea respectivei oaze, lăsând în acest sens și mărturii scrise. Mi-am adus aminte de ei ca și de bătrânul Caragiale, atunci când am intrat pentru prima dată pe anul acesta în Cișmigiu. Vechea grădină m-a întâmpinat verde, înflorită, cu miresme vegetale, îmbinându-se delicat și subtil cu miasmele fetide ale canalizării, la fel de vechi ca și parcul. Ca bucureștean, nu pot să nu iubesc Cișmigiul, indiferent de anotimp, dar mai cu seamă vara, când e o adevărată plăcere să găsești o masă umbroasă la care să servești o bere rece. Asta și căutam. N-apuc să fac 10 pași când în față îmi și apare o terasă bine pitită sub copacii stufoși și cu măsuțe cochete din plastic, cum îmi plac mie de mor, îmbiindu-te să te așezi. N-am stat pe gânduri. Mă pun la o masă, o fetiță scrobită îmi aduce iute o bere de la gheață, bergambir, cu guler și aproape că-mi venea să oftez fericit și să-mi îndrept un gând recunoscător către primărie, care uită că nu lasă să se distrugă o asemenea bijuterie și comoară de oxigen, cum e Cișmigiul. Când simt că ceva nu este în regulă. Mai întâi a fost un gând, o părere. Mai apoi, o ciupitură abia simțită pe glesna stângă, apoi încă una pe mână, apoi una pe față, apoi dezastru. Până să apuc să iau două înghițituri de bere, în jurul meu roiau cohorte întregi de țânțari, fiecare plin de elan, cu chef de muncă și poftă de mâncare. La început am crezut că visez. Pentru mine țânțarii sunt, prin tradiție, un fenomen nocturn. Ori acum eram în plină zi, era ora 12 și soarele strălucea pe cer. Mă uit în jur să văd dacă ceilalți clienți sunt agresați la fel. Aș, nimeni nu se vaită, nimeni nu scoate o vorbă. Îmi zic să mă abțin și eu, deși pielea începe deja să mă mănânce îngrozitor, iar pișcăturile nu mai contenesc. N-am băut însă nici jumătate de bere, așa că nu mă îndur să o las și să plec. Mă trec însă călduri după călduri. Nimic nu-i mai al dracului decât să stai proțăpit într-un scaun la discreția a 10.000 de țânțari. În fine, nu mai suport. Beau berea cu înghițituri mari, plătesc și o iau la goană, cu cohorta de vampiri după mine, urmărindu-mă încă 10-20 de pași. Scap abia la ieșirea din parc, când mă pomenesc taman în fața primăriei. Insist pe cuvântul primărie. Ce clădire frumoasă, ce arhitectură sigură și solidă, ce porți, ce ferestre largi, un palat. Iar înăuntru, cohorte de funcționari roiesc cu treburi în folosul cetățeanului pentru ca viața lui să fie mai frumoasă, mai sigură, mai civilizată. Cohorte de funcționari, roiuri de funcționari, gândesc în timp ce n-am destule mâini cu care să mă scarpin în toate locurile pe unde m-au ciupit flămânziți în țari ai Cișmigiului. Și deodată, gândul mă duce la domn primar. Biroul său, cu geamurile larg deschise către vechea grădină, o fi la ora asta înțesat de țânțari. Săracul domn primar, ce soartă! Să ajungi acasă seara obosit, după 10 de ore, după 1000 de ore de muncă în folosul cetății, să te trântești sleit pe pat și să simți cum degetele dezmierdătoare ale tinerei tale soții te mângâie cu grijă, slalomând printre umflăturile dese ieșite în urma ciupiturilor atâtor țânțari. Săracul domn primar, gândesc și, cu o palmă năprasnică, îmi strivesc pe obraz un ultim țânțar din cohorta ce m-a urmărit tot Cișmigiul. Greva foamei.
Nu cred să există pe lume un alt popor care să fi ridicat o stare fiziologică până la gradul de sentiment, așa cum au făcut românii cu foamea. Știu ce vor spune înțepații mei concetățeni atât de atenți la imaginea țărișoarei în lume, atunci când vor citi aceste rânduri, infamie vor striga. Ăsta, or să zică, e fiu de nomenclaturist, giftuit de mic cu toate bunătățurile, ce să înțeleagă el la durerile poporului. Și normal că îi convine să râdă de foamea noastră dacă s-a îmbuibat toată viața de la gospodăria de partid. Țin să-i anunț pe distinșii mei conaționali că nu e cazul. Nici fiu de nomenclaturist nu sunt, nici sătul nu pot să zic că am fost mereu, cât despre gospodăria de partid, neam de neamul meu nici n-a știut că există așa ceva pe lume. Cu toate astea, nu pot să mă fac că nu văd când văd. Și nu poate nimeni să mă contrazică, dacă este cât de cât onest, că la noi spaima fundamentală, chiar înainte de spaima morții, este spectrul foamei. Iar apocalipsa la noi, ca popor, ia forma unui frigider golgoluț. Nu zic că de prea mult bine am ajuns aici. Întreba cineva odată că de ce n-o fi nouă românilor foame în continuu, de ce am tot mâncat într-una? Pentru că n-am mâncat niciodată cu adevărat, i-am răspuns. Vreau să zic că, din cauza pârlitei ăsteia de sărăcii, de care, ca țară, nu mai reușim să scăpăm, noi n-am ajuns încă la acea civilizație a mâncatului ritualic, gestual, la ore fixe. Noi mâncăm de foame și cred că am ajunge să și dormim numai atunci când am picat din picioare de oboseală, dacă somnul ar costa bani. Mâncăm, cel puțin de când sunt eu pe lume și în meriile în care am trăit eu, mâncăm pentru că n-avem încotro și când prindem, radem tot în dușmănie, de-ai dracului, fără multe farafastâcuri, cu gândul nu neapărat la foamea de moment, cât la cea care va să vină. De-aia bucătăria românească este mai degrabă gustoasă și bogată decât sofisticată. De-aia mesele obișnuite durează la noi mai puțin decât la alții, iar felurile de mâncare se succed cu repeziciune aproape înnădite. Uitați-vă bună oară la vreun străin care vine prin România. Când îl apucă ora mesei pe stradă și simte că îl roade la stomac, priviți-l cu atenție, cum spune Je fem sau I'm hungry. Are în ochi o privire zglobie, un zâmbet ciucăuș îi flutură pe buze, ai senzația că-ți pune ștrengar, fac pipi. Când îl văd, eu mă gândesc la colegele mele de facultate, căministele, pe care le apuca ora 7 seara prin sălile de curs. Asta când spuneau odată, mi-e foame, parcă erau îndurerile facerii. Din ochi li se scurgea o disperare fără margini. Atâta foame a adunat în el poporul ăsta că nu-i de mirare că putem vorbi astăzi despre sentimentul foamei la români, ca frica. Cineva spunea că, pe vremea comuniștilor, frica le slujea unora drept alibi. Dacă vă un compromis și venea cine știe ce amic și îți bătea obrazul, îi ziceai ce vrei musiu, dacă mi-a fost frică, și te înțelegea amicul și erai salvat. Așa și astăzi cu foamea, nimic nu se pretează mai bine la a fi transformat într-un instrument infailibil de luptă ca foamea. Astfel s-a generalizat la noi greva foamei. Te oprimă regimul, faci greva foamei. N-ai casă, tot cu greva foamei o rezolvi. Iubești poporul și dătești pe emanați, îi tragi frumos o grevă a foamei. Te supără vecinul, n-ai butelie, ți s-a stricat contorul, nu vine metroul la timp, apa rece e prea rece, apa caldă nu e caldă, toate se rezolvă cu o mică grevă a foamei. Succesul în rândul maselor al acestei forme de protest este total ca pasta Colgate. Zilele trecute în fața Senatului, pe spațiul verde, o femeie cu doi copilași ședeau întinși pe iarbă alături cu o bucată de pânză în doi țăruși, greva foamei. Bună ziua, zic. Bună, zice. Ce faceți aici? Întreb. Greva foamei, zice. Păi de ce? Pentru că ne-a evacuat. De unde v-a evacuat? Din Mizil. Și ați venit la Mizil până aici? Păi da. Dar de ce v-a evacuat? Ca să ia ei buticul. Care butic? Care l-aveam la Mizil cu pizza Impex SRL? Cine să-l ia? Fostul primar. Păi de ce? Păi dacă avea nevoie. Și copiii? Zic. Care copii? Ăștia doi. Ia-i mei. Și mănâncă? Întreb. Păi de ce să nu mănânce? Zice. Dar dumneata nu mănânci, nu? O să mănânc mai încolo. Bărbat ai? Am. Și el unde e? S-a dus până aici la colț, după pițe. După pițe? Nu că el nu mănâncă, s-a dus să ia la copii. A, zic, va să zică el ține greva. Da, zice, că-i credincios. Ce ră face că-i credincios? Păi acu e în postul mare. Și greva, zic, stăm aici până s-o rezolva. Am auzit că sunt unii români, rar cei drept, care țin greva foamei și câte 50 de zile. La mulți ani. Precum și tradiționalul la mulți ani. Cu această formulă obișnuiesc românii să-și încheie urările cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Sănătate, fericire, belșug, împlinirea tuturor dorințelor, toate astea mai treacă meargă, adică vreau să zic că pot să le spui, să le urez aproape lui tău, dar dacă nu le punctezi cu tradiționalul la mulți ani, n-ai făcut nimic. Acum, trebuie să recunosc că, oricât de clișeizată mi s-ar părea mie formula respectivă, ea oferă totuși o realitate, după cât îmi dau seama, indubitabilă. Cu alte cuvinte, tradiționalul la mulți ani este chiar tradițional, dacă prin tradițional înțelegem specific românesc, pentru că, spre deosebire de alte nații, urarea românească adresată cu prilejul cumpenei dintre 2 ani are un caracter imprecis și nelimitat. Francezii, de pildă, urează bon année, ceea ce înseamnă că ți se dorește ca anul nou în care intri să-ți fie unul bun.
Atât, doar anul respectiv. Englezii la fel spun Happy New Year, adică să ai un an nou fericit, anul ce urmează să-ți fie unul fericit. Atât, numai anul care urmează. Nimeni, nici nemții, nici italienii, nici alții nu se hazardează să-și facă urări pe termen lung, nicicum nelimitat. Cât privește anii de după anul care vine, vom vedea la momentul respectiv, par aș spune în gândul lor, națiunile europene. Noi nu, noi românii avem alte dimensiuni ale existenței, mai ample, mai spațioase, dar poate că ar fi mai bine să începem analiza sintagmei noastre tradiționale printr-o sumară analiză gramaticală, înainte să ne hazardăm a da explicații de sens. Varianta prescurtată, întâlnită regional mulți ani, este gramatical vorbind foarte simplă. Este forma contrasă a propoziției să trăiești mulți ani, unde ani este complement circumstanțial de timp, exprimat printr-un banal substantiv la plural, iar mulți este un atribut adjectival, exprimat prin adjectivul mult la forma pe care i-o dă substantivul pe care îl însoțește. El precizează aici un detaliu cantitativ, adică nu ți se urează să trăiești niște ani acolo, ci în mod expres, ți se ordonă să trăiești mulți ani. O precizare importantă veți fi de acord, chiar dacă ea este de tot imprecisă. Ce e aia mulți? Cât? Cât înseamnă mulți? 5? Nu, 5 înseamnă pentru un om, fie el și în vârstă, puțini. 10? Nu cred. 20? Poate, pentru un inz aflat la vârsta de 60-70 de ani sau peste. Pentru un adolescent însă, 20 de ani înseamnă că îi dorești moartea în plină maturitate. 40 de ani? Da, asta poate să însemne mult pentru un individ aflat la 30-40 de ani. Pentru unul de 60 însă, o asemenea urare începe să sune a cinism. Lucrurile se complică însă în varianta completă a urării la mulți ani. Ce înseamnă acest la? Probabil că este un calc după formula mai puțin tradițională la revedere. Ceea ce înseamnă că eu, care urez, îmi doresc să ne revedem la o dată ce urmează să vină, nu știu când, în viitor. Dacă este așa, la mulți ani vrea să sugereze, cu ajutorul prepoziției la, că eu, care urez, îmi doresc să mă văd cu tine, Costică, peste un număr indefinit de ani, pe care îți doresc totodată să-i trăiești fericit. Asta merge cumva între oameni de vârste apropiate, dar dacă eu am 80 de ani, iar Costică 30, e greu de crezut că ne vom revedea în condiții optime peste prea mulți ani. Imprecizia acestei tradiționale urări poate să nască și situații grotești pe care alte popoare mai lipsite de originalitate le evită fără probleme. De pildă, cum apare un medic în prima zi a noului an în fața pavilionului de bolnavi incurabil cu astfel de formulă, sau un gardian în fața deținutului. Ceea ce poate să pară straniu pentru un străin este însă această uluitoare postează de oameni galantoni a românilor, dărnicia cu care împart ei ani de viață semenilor lor. Și încă nu unul, nu doi, nu zece, nu douăzeci, ci mulți, foarte mulți ani, mulți, mulți ani, și lui Costel vreo 300, și lui Fane două, și mai adă una mică și pentru neamardare, că-i bătrân și nu mai ține la băutură. Apropo, la mulți ani. Sfârșit. Ați ascultat Prostia la români de Cătălin Țârlea. A citit Simona Soare.